Cei trei prieteni. Zice că odată au ieșit din școalele cele mai mari trei dieci foarte învățați. Unul era doctor, care da zile la cine vrea Dumnezeu și le lua de la care vrea el. Al doilea era procator, adică încurcător de trebi, sporitor de pricini. Iar al treilea era solomonar, care făcea călindare, adică astronom. Toți trei au plecat prin cea lume mare să-și câștige pâinea de toate zilele. Mergând ei toți trei și mai sfătuindu-se de ale lor, ajung seara într-un sat românesc. Se uită că oare unde șade o gazdă mai bunișoară ca să-i poată omeni cum se cade. Că știau că românul nu îi lasă să meargă în cap de noapte nicăieri să nu li se întâmple ceva, mai ales fiind străini. Știau și aceea că dacă stăpânul casei unde vor intra va avea și numai un bruș de mămăligă, nu îl va mânca fără ei. Știind omenia românului, aveau să-și aleagă unde să dea de o gazdă cum e data, că de inima lui nu se mai îndoiau. Văd ei o casă frumoasă în jurul căreia mai vedeau de-ale găzdășagului, șura ocolită de stoguri, grajduri mari în ușa cărora grămezile de gunoi erau cât stogurile de lângă șură de mari, semn că grajdurile nu erau goale. Mai văd coșceiul cel mare de leți, prin care nu se vedea ziua pe nicăieri decât numai cucuruz. Acii de noi, zise doftorul. De bună seamă, îi răspunde procatorul. Toate seamănă găjdășie, a stare bună împreunată cu socoteală, adauze solomonariul. Aici intrară. Stăpâna casei îi primi foarte bine ca pe niște biezi călătorosteniți. Nu mult după aceea vine și gazda acasă de la câmp. El încă se bucură de bieții drumari și spune Boresei să aducă cină pentru toți. Boreasa ascultă cu bucurie porunca și începe a aduce. Pun cărpător mămăliguță fierbinte de ieșau abori din ea, iar la umbra ei puteai bate coasa cu voia cea bună de mică ce era. Într-un hârdău lăptișor de la suroaia, joiană, marțolea și vinereană. Apoi pun blidișel de lemn, un moșinoi de brânză de oaie și într-o tigaie ca de o jumătate de mierță, tocană de carne de berbece îndoită cu ceapă. După ce erau toate gledă pe masă, mai întâi fac trei cruci, zic un tatăl nostru, și dau ocol unei glăjuțe plină cu horincă de bucate, colea îndulcită cu miere de stup. Gazda casei cu căsenii și cu lucrătorii mâncă din toate bucatele cum se mâncă bucata bună când ești flămând, dar diecii noștri nu prea, căci doftorul le spuse ungurește, ca să nu priceapă gazda, că toți trebuie să moară câți vor mânca seara mămăligă cu atâtea amestecături. Doamne, și cum ar fi mâncat ei mai pogan doar decât gazda, ci se temeau de moarte, că doftorul pricepe la de-astea de-ale beteșugului și de-ale morții. În deșert cercă bătrânul casei ai dumerii că nu s-o trăvite și pot mânca, ei, după sfatul doftorului, nu mâncară mai nimica. După cină, se dau la culcare că, până nu se face ziua, trebuie să fie în tălpi. Găzdoaia șterne diecilor în casă, dar solomonariul zice că ei vor dormi afară, că e bine și e cald destul. Iar se cearcă gazda înduplecă să-l asculte și să rămână în casă, că peste noapte poate da un viscol cu vânt și cu ploaie. Dar solomonariul zice că nu se poate, că doar el știe umblarea vremii vremilor, că aia e învățătura lui și că rămân afară. Bine, zice gazda, numai eu știu că va ploa. Încă înainte de miezul nopții, sunt siliți diecii a se trage sub părete, dar și acolo îi botează ploaia, strigă la gazdă să-i lase în lăuntru. Acela bun îi lăsă, dar unde să se poată răbda să nu le zică? Spus-o v-am, iată-vă plouă. După ce se făcu ziua, mirarea doftorului fu mare, că nici baremonul nu era mort, ba nici capul nu-l durea. Ce se apucară din nou de mămăligă și hai la lucru. Era năcăjit doftorul că nu i se împlinise prorocia. Deci, întrebă pe gazda casei. Dar pentru Dumnezeu,
cum de nu vă bolnăviți de atâtea amestecături ce mâncarți aseară? Acela îi răspund curat: domnule Fălceriu, atunci nu-mi bolnăvi când nu om avea ce mânca, dar până vom avea de acestea, din altă parte să nu ne vină boală. Dar din pricina mâncării, stau bun că nu ne va veni. Dar n-ai fost dumneata bolnav niciodată? Ba, am fost, domnule. O trăsnită de măsea m-a durut de 2 ori 3 zile, până n-am avut încă trău, fără a trebui să o scot. Ba, odată am avut și un junghiu. 2 zile nu m-am mișcat de după cuptor de răul lui și tot horincă de drojdie am pus pe el. De atunci, mulți am, Doamne, nu mi s-a mai scurmusuit. Dar de unde ai știut dumneata seară că va ploua? Întrebă Solomonariul. Cât de limpede mai era ceriul. Zice țăranul, nu văzuși dumneata vaca mea Suraie că n-a vrut să se culce afară, ci s-a băgat sub acoperiș? Ea prevestea vijelie. Apoi și scroafa a intrat aseară în cotesc cu paie în gură. Ele nu mă mințesc niciodată. Bine, zice procatărul, dacă cuptorul țăranului e mai mare doftor decât tine și dacă vaca și scroafa lui sunt mai mari astronom decât tine, atunci în asta țară nu-i de noi. Eu credeam că de s-a împlinit vorba doftorului, am să fac astăzi câteva testamente, dar așa, hai să plecăm de aici. Și s-au dus, dar nu toți trei la oaltă, ci se împrăștiară cu învoirea că peste un an iar să se întâlnească acolo la crucile drumului, să vadă care va veni mai bine și pe ce cale. Doftorul merge pe o cale, Solomonariul pe alta și procatărul pe alta. La anul iar se întâlnesc, după cum le fu vorba. Dar cum ați mai umblat, fraților? Unul rău, altul nu prea bine și al treilea printre ele. Știți ce? Zice procatărul. Cu dreptatea nu e de a trăi în lumea asta rea. Haideți, doar vom putea trăi cu cânia. Azi e târg în orașul cutare, bâlciu mare, numai un ceas de departe până acolo. Haideți să mergem într-acolo. Bine, răspunde tovarășii și plecară. Aproape de oraș dormea un pop într-un șanț, ținând în mână căpăstrul unui măgar ce păștea lângă el. Poate că era cam bea sfinția sa, ori doar numai obosit de cale. Procatărul ia căpăstrul de la măgar din cap și dă măgarul fără căpăstru la ortaș să-l vânză, iar el își bagă capul în căpăstrul măgarului și se culcă jos lângă popă. Ortacii lui merg în târg și vând măgariul numai decât cu 25 florini și se pun în calea procatărului să împartă banii. Se trezește popa. Dar ce-i, fiule, ce-i cu dumneata de stai în căpăstul măgariului meu? D-apoi, părinte, m-a fost blăstămat un om pe care îl înșelasem să mă fac măgar și chiar azi mi s-a împlinit canonul. Poate nu te-am ascultat cum se cade, dar te rog să fii iertător. Fiule, ce slujbă ai avut până a nu te face măgar la mine? Procatăr, cinstite părinte. Mare domn, și vezi ce ai fost ajuns? Iartă și dumneata că poate nu te-am hrănit totdeauna cum s-ar fi căzut. Poate că te-am și mai bătut când eram cam șumăn, când mă cam îmbătam, vezi dumneata, cum e datina noastră câteodată. Aici ai 5 florini să poți merge cinstit acasă, dar să nu mai greșești, să nu mai înșeli, fiule, pe nimeni, că iar te face Dumnezeu măgar. Se despart cu sănătate bună și-și caută fiecare de cale. Procatărul se întâlnește cu cei 2 ortaci și împart banii, iar popa, cum intră în târg, dă de măgar și îl cunoaște. Vezi, fiule, zice popa plecându-se la urechea măgarului, nu ți-am spus să nu mai înșel pe nimeni că te face Dumnezeu iar măgar? N-ai ascultat. Acum, rabdă! Măgarul scutură din cap și popa credea că îl pricepu. După ce se întâlniră cei 3 ortaci, se gândiră la de-ale mâncării. Să ne cumpărăm ceva de mâncare, zice Solomonariul. Da, răspunde doftorul, bine ar fi, că eu nu mai pot de foame. Dar advocatul îi înfruntă. Măi, nu-i de prădat banul, vedeți cu câtă trudă se câștigă. Să fim păstrători, dacă voim să ajungem la ceva. Cu bani toți nărozii știu mânca și bea. Ia să încercăm, doar vom putea mânca de-a fetea. Haideți cu mine.
Mergând toți trei, se întâlnesc cu o fetiță care ducea o coșarcă cu pită pe cap. "Tu, fetiță," zice advocatul, "n-ai vreun răsunoi?" "N-am, aci, domnilor, ci acasă chiar am doar două. Dacă poftiți deloc, saci cu ele." "Du-te și le adă," zice advocatul. "Îți vom avea noi grijă de coșarcă până vii cu ele." Fetița unde să-i pleznească prin minte că domnii vreau să o fure. Lăsă corfa cu pita jos și merge tot într-un suflet acasă după răsunoaie. Dar până ajunse ea cu răsunoaiele îndărăpt, ia, drace domni, dacă ai de unde. Ei duseră frumușel coșarca cu pitele la crâșmă și începura se gândi la carne, că pită aveau destulă. Plângea fetița și în zadar. "Să vedem de carne," zice advocatul. "Să cumpărăm un fund ori doi," zice solomonariul. "Să cumpărăm," zice doctorul. Dar advocatul răspunde: "Ba cumpere, acuși eram să vă spun cine." "Du-te, mă," zice către un ortac. "Mergi, du-te cu țedula asta la măcelarul și adă-ne 10 funzi de carne." Cela merge și aduce carnea, că doar țedula era scrisă în numele părcălabului de la temniță. Acum numai vin le mai trebuia ca să poată prânzi domnește, dar advocatul nu voia să dea bani nici pe vin. Merge el însuși la crâșmăreasă cu 3 glăji. "Jupăneasă, să-mi dai dintr-o bute 3 feliuri de vin." "Cum, dintr-o bute 3 feliuri de vin? Nici n-am mai auzit una ca asta, nicum să fi văzut cândva." "Ei, apoi ce crâșmăriță ești dumneata, dacă nici atâta nu poți și nu pricep la lucrurile crâșmărești. Hai să-ți arăt." Merg amândoi în pifniță. Procatărul umple pe cep o glajă. "Un fel de vin, jupâneasă." "Bine." Face o gaură în doaga de-a dreapta, umple de acolo o glajă. "Alt fel de vin, jupâneasă." "Bine, domnule." Acum vine o jupâneasă și astupă gaura cu degetul până voi afla un stupuș ca să astup huda. Jupâneasa ascultă. Mai face o gaură cu sfredelul și în doaga stângă, d-acolo umple a treia glajă. "3 soiuri de vin, jupâneasă." "3, domnule, ci te rog grăbește că cură vinul." "Bine zici, dar placă și astupă o leacă cu degetul și gaura asta până caut stupușe la amândouă." Muierea nu se putea lăsa de pagubă să-i curgă vinul în pivniță și astupă cu degetul, crezând că domnul procatăr nu s-aduce să o lase târșită pe bute, ci o păți. Domnia sa merse frumușel cu 3 glăși pline cu vin roșu ca sângele, iar ea cine știe cât o fi stat acolo astfel, până o fi dat de ea vreun om mai de omenie decât domnul acela. Astfel, cu cânia își făcură bani, pită, carne și vin. Cine știe cât or fi putut o duce pe calea asta? Cine o știe mai departe, spună-o, că nu-l opresc. Lupul cu cap de fier. Un copil orfan, adică fără mamă și fără tată, a plecat prin lumea mare, cum pleacă omul năcăjit să-și capete pâinea de toate zilele, pe care o cer toți oamenii de la Dumnezeu Sfântul. Și s-a dus copilul, s-a dus ca omul necăjit, care nu știe nici unde a plecat, nici când se va întoarce. S-a dus și s-a tot dus, mâncând ce căpăta cu cerșitul, îmbindu-se slugă și la unul și la altul. Unii mai cu inimă bună și cu suflet îndurător îi întindeau câte o bucătură, alții mai nătângiți în răutate, de care sunt cei mai mulți în lume, îl alungau cu sudalme, îl amuțau cu câinii, orică îi împroșcau vorbe necălite. Cât un suflet creștinesc se mai afla însă și atunci, care, cum mai zisei, îl mai miluia și îi mai spunea câte o vorbă bună din inimă curată. O muiere, la care dormise într-o noapte, îi dete și ea învățătură colea la plecare. "Dragul Leli, du-te unde te va milui Dumnezeu, numai cu omul spân să nu-ți faci treabă, că mai toți oamenii spânate sunt pestriți la mațe. Ascultă-mă, dragul Leli, că eu nu îți vreau răul și de mi-i asculta, bine vei umbla. De nu mi-i asculta,
tu vei vedea ce vei păți. Și făgădui copilul că va asculta sfatul muierii și mulțumi de să lași, apoi se duse pe aici încolo. Și-a mers el multă lume și țară și nu și-a căpătat stăpân, că era pe vremea aceea când sunt bucate cam puținele, când toți se cam feresc de guri multe. Dar ajungând într-un sat, se întâlnește cu un boier spân, numai școle avea câte un fir de păr în barbă, de gândeai că i-ai pus-o cu fusul. Unde umbli tu, măi, ștrengarule, acum în vremea lucrului, fără nicio treabă? De unde ești? Ce cauți pe aici? Cum te cheamă? Ce? Nu răspunzi? Dar așa de răstit și de repede îl întrebă pe bietul copil, încât acela mai că nu căzu jos de frică și de spaimă. Sunt adică unii oameni doznici, grei la vorbă, încât și dracu-i ocolește, le face cale. Așa era și boierul nostru cel din poveste. Copilul răspunse apoi mai plângând și tremurând ca varga, că era orfan sărac, că umbla cerșii, până ce va da un om al lui Dumnezeu să-l primească în slujbă. Așa? Zise boierul. Atunci nu mai merge nicăieri. Hai la mine și te bagă slugă, iată-ți dau simbrie bună, mâncare și haine, învoit ești? Și se învoiră tare lesne, tot cum vrut boierul, că-și doară el nici pricepere nu avea să ceară simbrie, cât s-ar fi căzut și chiar de-ar fi cerut, spânul avea numai mână de luat, dar nu și de dat. Iar moșarvinte zicea că așa vor fi toți pânaticii până va pieri lumea. Destul că ei se învoiră și copilul rămase slugă la spânul. Ziua mai lucra ce putea pe lângă cea casă, iar colea pe înserat îl trimitea stăpânul la cai pe hotar să-i pășuneze. Iar când ieșea pe poartă afară, îi striga de auzeau toți vecinii. Apoi haideți de dimineață acasă, că am lucru cu caii, dar bagă bine de seamă, cum zic eu, dis de dimineață să fie aici. Și merse copilul la cai. După ce ajunse în hotar, împiedecă caii și se puse cu capul pe-un mușuroi și a țipi. Se trezea el din când în când, își mai căuta caii, mai gândea la vorbele muierii, mai la boierul lui cel cu barbă rară și iar mai adormea. Destul că după atâta zoală îl cuprinse un somn așa de proclet, de a dormi ca mort, colea când fu de către ziua. Și nu se trezi până în prânzul mare, năcazul copilului. De ce a dormit atâta, cum de nu s-a trezit mai de dimineață? Plângea de frica stăpânului. Dar acum ce era să facă? Noapte tot nu putea el face, deci își dezlegă caii și merse acasă. Boierul îl aștepta în portiță cu o bâtă bună și dă, până se strânseră vecinii în tălălăul lor. Doamne, cum mai plângea bietul copil! Și hăranca de jupâneasă nu zise bată odată către spânul să nu mai dea. Ba încă își rângea dinții și zicea, bun e somnul, până pe vremea asta dorm slugile? De la o vreme, după ce îi se urâ boierului de bătut, îl lăsă spunându-i că soață la asta să nu mai facă. Peste zi, iar mai lucră ce lucră pe lângă casă, iar de către seară îi dete poruncă să meargă de mas la cai și până în ziua să fie cu ei acasă. Și se duse copilul și dacă ajunse în câmp, își făcu voie bună cum bietul putu ca să nu-l fure somnul. Nici nu dormi mai toată noptița, dar de către ziua căzu ca mor de somn și nu se mai trezi până la prânzul cel bun. Doamne, năcazul lui! Nu știa ce să facă. Ar merge acasă, știa ce-l așteaptă la stăpân. N-ar merge, ce să facă? Unde să poată el scăpa dinaintea stăpânului? El, biet de copil sărac și străin, era silit a merge acasă la boierul. Și merse bietul băiat acasă și mai mâncă de la stăpân o dragă de bătaie până îl scoase vecinii. Peste zi mai mocoși ce putu pe lângă casă, iar seara îl strigă stăpânul. Măi băiete, gata-te odată de mergi la cai, apoi vezi de-mi stai iar până la prânz pe câmp. Și se duse sluga și cântă și descântă și jucă și fluieră toată noptița numai să nu-l prindă somnul. Cine l-ar fi văzut cântând și jucând, ar fi gândit că dezbordat e cu voie bună, dar la el se nărăvea zicala. Joc de frică pe nimică, joc de foame, drăguț Doamne!
Mai toată noptița o petrecu copilul așa, dar obosit, flămând, bătut cum era, mai cădea de pe picioare, deci se pune jos să se odihnească puțin și cum se pune, cum adoarme și nu se mai trezește până a doua zi către amiazi. Atunci, văzând că iar a greșit, începe a plânge și a se văieta de nu alta, fără gândeai că se prăpădește de plâns. Se duse totuși acasă. Ce va vrea Dumnezeu, aceea va fi, gândi copilul. Dar vai, când ajunse acasă și încercă să se roage de iertare, boierul nu-i dă răgaz, ci mi-l încinge cu o bâtă până tot îl face sânge. Atunci dă Dumnezeu că se ivește Sfântul Petru pe acolo și începe a sfădi pe boierul. Nu te tem de Dumnezeu, Mișelule, de bați în așa măsură pe bietul copil? Iar pe copil îl luă Sfântul Petru de mână și îl scoase din mâinile boierului. Boierul nici simbrie pentru slujit, nici ceva mâncare nu-i dete, ci îl petrecu din ochi blăstămându-l și pe el și pe Sfântul Petru. După ce ieșiră din sat, scoase Sfântul Petru un corn din traistă și îl dete copilului zicând: Copile, nu mai umbla slujind în această secretă de lume. Mergi în satul tău și când vei fi la bordeiul acela unde te-ai născut și care este al tău, atunci te uită în cornul acesta, dar mai curând să nu te uiți în el. Și ce vei vedea pe lângă tine uitându-te în corn, tot e al tău. Dar omul e om și pace, poftitor de la fire, ar vrea să știe câte un lucru pentru care și-ar da chiar și viața dacă nu l-ar fi cunoscut. Așa se întâmplă și cu copilul. Îndată ce se depărtă de Sfântul Petru, de nu se mai vedeau, socotii că oare să se uită o leacă în corn, dar de ce văzu se spăimântă și mai scăpă cornul din mână. Adică, Doamne Sfinte, bietul copil era ocolit de bidigăniile cele mai urâte din lume. Câini, mâțe, lupi, urși, vulpi, lei, crocodili și câte numai sunt pe pământ și pe sub soare. Toate cu gurile căscate, toate cu dinții ageri și cu gheare ascuțite, toate hămesite de foame. Acum văd că sunt prăpădit de tot, zise copilul. Dar un lup cu cap de fier îi zice: Băiete, ce-mi dai să te mântuiesc de bidigăniile acestea proaste? Dar ce să-ți dau, răspunse copilul, că doar vezi că n-am nimic, că boierul pe care l-am slujit nici o leacă de merinde nu mi-a dat, necum să-mi dea ceva simbrie. Nu o face nimic, zise lupul cel cu cap de fier. Dacă îmi făgăduiești că nu te însori în veci, eu te scap de fiarele acestea spurcate. Îți făgăduiesc, zise copilul, nu mă voi însura în veci. Bine, zise lupul, eu te mântuiesc, dar apoi de nu te ții de vorbă, e vai de tine. Și numai odată se rânji lupul către fiarele cele urâte și toate o luară care încătrău, apoi se depărtă zicând: Ține minte ce ți-am spus, să nu te însori, că e vai și amar de capul tău de nu mă asculți. Doamne, mulțumescu-ți, zise băiatul depărtându-se cu cornul în mână. Doamne, mulțumescu-ți de nu-mi trimiteai lupul acesta în cale, bidigăniile acelea mă sfârșiau și mă mâncau. Și merse copilul la drum, du-te, du-te, până ajunse la satul lui, chiar într-o seară pe vremea cinei, și trase ață la burdeiul părăsit în care se născuse. Dacă ajunge acolo, pune cornul la ochi și se uită odată prin el spre bordei și prin grădina plină de buruieni și de scai muscănești. Adică, Doamne Sfinte, în locul bordeiului se făcu din chiar senin o curte mare ca cele grofești, iar prin o gradă șuri, grajduri, vite, oi, boi, vaci, bivoli, cai, toate cu argați, la gura șurii, stoguri, de nici la un grof nu puteai vedea mai altcum. Iar el, din copil sărac, se făcu un drag de june ca un brad. Acum plânse copilul de bucurie și zise: Doamne, mulțam! Apoi se urcă pe trepte la deal în casele cele de marmură, acolo l-așteptau argați de tot felul și întinseră o masă de se ospătă, apoi îi făcură pat de odihnă. Trăi în seara aceea și el odată și bine, cum nici nu visa că poate trăi om pământean.
Dimineața, când se sculă, era tot satul adunat în prejurul curților și pe drum cu pălăriile în mână. Nu se puteau destul mira cum s-au putut aduna într-o noapte atâta bogătate la un loc. Ce să vă spun, acum mai tot satul se afla în neam cu el, dar când luase lumea în cap, nici chiar adevăratele neamuri nu voiră al cunoaște și al milui. El însă era tot bun ca și mai înainte. Ajuta pe oricare lipsit de bucate, cu haine, cu sfat, cu ce pofteau cei necăjiți. Acum începura se aduna la el nescai neamuri, unchi, mătuși și alte rude, stându-i pe cap să se însoare. N-a nepoate, bine că ți-a dat Dumnezeu rânduială de bogăție, acum să te însori, dragul mătușii. Să-ți iai o fată bogată ca tine, că ar fi pagubă să stai așa, să îmbătrânești fără soție. Așa zău, dragul unchiașului, zicea câte un unchi care mergea numai să se ospăteze. Nu-i mai dau două cu două ca să se însoare și să se însoare. În zadar le spunea feciorul că nu se va însura în veci. În zadar una, în zadar alta, că bunele neamuri doreau din tot sufletul să-l vadă om întreg cu muiere, căci ziceau ei, omul e numai jumătate până nu se însoară. Și atâta s-au pus cu gura pe el ca cioarele, până în cele din urmă le spuse feciorul verde că iată să nu se cerce în zadar al însura, că el a făcut prin soare și legătură cu lupul cu capul de fier să nu se însoare în veci. O, dragul unchiului, zice unul din unchii cei noi, căci vă spusei că în năcaș și în sărăcie n-avea unchi. O, dragul unchiului, doar noi, un sat de oameni, nu o să ne lăsăm la un lup, fie măcar de tot de fier. Hai să te însurăm, nu te mai gândi la lup. Lupii umblă prin câmpii și prin păduri, nu prin sate. Destul că mai mult cu puterea îl făcură să se însoare, zisa ăluia. Dragoste de silă, dor de milă ori de nevoie, cum vă mai place? Și-l logodiră cu o fetișcană de-aci din sat și puseră terminul cununiei și veni și acel termin. Popa le cântă Isaia dânțuiește și purtă pe la icoane cu cununiile pe cap, iar după cununie plecară spre casa mirelui să se ospăteze, în cale însă le iese lupul cel cu capul de fier și dă după mire. Mirele lasă mireasa și începe a fugi, du-te, du-te, lupul după el. Mirele dă de un cal și se urcă pe el și fuge și fuge și mai tare, dar lupul tot în urma lui fugea. Mulți vor fi fugit, că numai deodată se treziră că au ieșit din lumea asta și au dat în lumea cuvioșilor, mirele înainte și lupul după el. Dacă ieși mirele din lumea aceasta, văzu o casă și trase ața acolo, legă calul de gard și dă să intre în casă. Și chiar intră până în tindă, iar de aici da să intre în lăuntru. Dar sfânta miercure de după masă, ca a sfintei miercuri era căsuța, strigă din lăuntru: cine vine? Om bun, Maică Sfântă, răspunse feciorul. Om bun? Hai în lăuntru. Spune-mi ce cauți, cum ai cutezat tu să intri în lumea cuvioșilor, tu om pământean, ce ești, ce cauți aici? O, Maică Sfântă, zise feciorul, uite cum umblai și uite cum am pățit cu un lup și îi spune toată întâmplarea, precum vă spun și eu dumneavoastră, și apoi mai zise: acum mă urmărește, știu că minte-ni aici, fii bună de poți spune-mi ce să fac să nu mă ajungă. Și la sfânta miercuri a fost milă de fecior și i-a zis: nu te teme, aici nu va veni, că și de vine ne dă de știre un cățeluș ce l-am cu trupul de fier și cu dinții de oțel, care l-a zărit cale de o zi și atunci va lătra odată și când va lătra, atunci tu să încale și să pleci. Acum vino în lăuntru și te odihnește. Apoi a dat sfânta miercure două cocini de pâine și i-a zis: unul îl mănâncă când te-a lovit foamea, iar unul îl pune în traistă și nu te atinge de el, că bine-ți va prinde la vreme de năcaz. Eu de ajutat nu te pot ajuta, fără-i merge la sora mea, la sfânta vinere, aceea doară te va putea ajuta. Și când a auzit câinele lătrând, a sărutat mâna sfintei miercuri, s-a suit pe cal și du-te, copile. Și s-a dus multă lume împărăție, ca Dumnezeu să ne ție,
că din poveste multă mai este mândră și frumoasă să ascultați și dumneavoastră. S-a dus până la Sfânta Vinere. Bună ziua, Sfântă Vineri! Bună să-ți fie inima voinice! Dar ce vânturi te poartă pe aici, pe unde om pământean n-a mai umblat? O, Maică Vinere, iată ce umblu pe aici și iată de ce! Spuse Sfintei Vineri toată povestea, după cum vi-o spuse și eu dumneavoastră. Apoi mai spuse că iată cum fuge dinaintea unui lup cu cap de fier. Fie-ți milă, Maică Vinere, scapă-mă de mă poți dinaintea lui. O, dragul mătuși, bucuros te-a scăpa, dar nu pot. Fără vei merge la sorul mea, la Sfânta Duminică, că doar ea te va scăpa. Apoi plec, dar, zise feciorul, să nu mă ajungă lupul. Ba nu pleca, hai în lăuntru să te omenesc cu ce mi-a dat Dumnezeu Sfântul. Hai și odihnește-te, că vom ști noi când se apropie lupul. Eu am un cățeluș de fier cu fălcile de oțel, care când îl simte cale de două zile, latră de două ori. Și intră feciorul în casă la Sfânta Vinere și se odihni și dete două cocuri de pâine albă zicându-i. Unul îl mănâncă pe cale, iar de unul nu te atinge deloc, ci îl ține numai în traistă, că bine-ți va prinde la vremea de necaz. Și-a mai stat cât a mai stat, au mai povestit la olaltă și când au auzit cânele lătrând de două ori, sărută mâna Sfintei Vineri, se urcă pe cal și se cam mai duse. Calea era departe de la casa Sfintei Vineri până la Sfintei Duminici, iar feciorul mergea ca alungat de lupi, adică calul fugea, iar feciorul sta în șa. După multă cale și oboseală, ajunse feciorul la casa Sfintei Duminici, se coborâ jos de pe cal și intră în casă. Bună ziua, Sfântă Duminică! Bună să-ți fie inima voinice! Dar ce vânt te poartă pe aici, că în țara asta încă n-a intrat om pământean? O, Sfântă Maică Duminică, eu fug din lumea cea păcătoasă a noastră, alungat de un lup cu capul de fier. Venit am să te rog să mă scap de el. Apoi spuse toată întâmplarea din fir în păr, după cum vi-o spusei și eu dumneavoastră. Lasă, voinice, nu fi supărat, că în bun loc ai intrat, griji voi eu și de tine. Vino în lăuntru și te odihnește și te oaspătă, că eu am un cățeluș de fier cu fălcile de oțel. Acela adorme că lupul cale de trei zile și când l-a simți că s-apropie, va lătra de trei ori și ne va da de știre. Atunci apoi vei pleca mai departe, după cum te voi învăța eu. Și s-a odihnit feciorul și s-a ospătat, iar când a lătrat cânele de trei ori, s-a gătat de cale. Maica Duminică i-a dat două cocuri zicându-i: din unul mănâncă pe cale când îți va fi foame, iar de unul să nu te atingi, că bine îți va prinde la vreme de lipsă. Apoi i-a mai dat un brâu și i-a mai zis: vezi brâul acesta? Vei ajunge la o apă mare, atunci scutură numai brâul peste apă și se va face o punte de-i trece peste ea ca pe uscat. Iar după ce ai trecut apa, ridică brâul în sus și puntea s-a ridicat de peste apă ca să nu te poată urmări lupul, căci prin apă nu s-a încumetat să treacă, fiindu-i capul foarte greu și temându-se de necare. Și s-a luat feciorul și s-a dus până a ajuns la o apă mare. Acolo a scos brâul și l-a scuturat peste apă, iar înaintea lui s-a făcut un pod, Doamne, pod mare de aramă, și a trecut feciorul ca pe uscat până de cea parte. Apoi a ridicat brâul în sus și podul s-a făcut nevăzut. Apoi s-a pus feciorul la umbră și s-a odihnit, dar așa tare l-a prins somnul de a dormi ca mort. Când s-a trezit, s-a văzut ocolit de trei câini mari albi. El se cam sperie, dar câinii îi ziseră: nu te teme, drag domnul nostru, noi îți vom fi de bună trebuință până te vom scoate iar în lumea voastră. Acum suntem în iad, dar nu te speria deloc. Pe mine mă cheamă Vede Bine, sunt de la Sfânta Miercure. Acesta îl cheamă Aude Bine, e de la Sfânta Vinere. Iar acest gros butucănos e ușor ca vântul, greu ca pământul, el e de la Sfânta Duminică. Acum haideți să plecăm prin iad până vom da de crăiasa iadului, care e mama lupului cel cu cap de fier.
și se luară la cale, feciorul înainte, iar câinii după el. Și s-au dus mult prin cel iad, până au dat o casă la poalele unui munte. Acolo ședea crăiasa iadului, mama lupului celui cu cap de fier. Doamne, ce bidigănie proastă mai era aceea! O babă bătrână, lungă, deșirată, seacă, neagră, cu niște dinți ca hecela și cu unghii ca secerile. Dar ce umbli aici în țara mea? Zise bătrâna. Am venit, zise feciorul, să mă bag slugă. Bine, zise baba, eu am lipsă de slugă, să umble la capre. Bagă-te la mine. Și se învoiră și ieșire cu caprele la pășune prin munții babei, iar câinii se țineau tot de fecior. Când ajunse lupul cel cu cap de fier la apa ce despărțea țara cu vioșilor de către iad, pe unde trecuse feciorul, nu se încumetă să treacă, temându-se de necare. Deci se duse pe tărâmul apei tot în sus, până a dat de izvorul apei, că doar acolo va fi apa mai îngustă să poată trece peste ea, orică nu va fi așa afundă. Și mergând lupul așa, ajunse la granița iadului, unde se bat munții în capete ca berbecii și nu stau să se odihnească decât ziua la amiazi, dar și atunci numai cât clipești cu ochii odată. Stă lupul o leacă și răsuflă de 2-3 ori, până se lasă munții de bătaie, atunci fuga să treacă printre ei, dar vai! Îl apucară munții între capete și mi-l bontăniră de nu putea ieși nici înainte, nici îndărăpt. Se văieta bietul lup, dar așa se văieta de tare, încât plângea iadul de mila lui. Și l-a auzit mamă sa și s-a dus până acolo și plângea și ea de mila lui, cum îl burdușeau munții și de putut ieși dintre capetele lor, nici vorbă. Până a doua zi la amiază, tătu crăiasa iadului lângă munți și se uita cu jale cum îi băteau copilul. Dar când fu a doua zi la amiază, când stau munții în loc o clipită de se uită unul în ochii celuilalt, atunci îl prinse bătrâna pe lup de ureche și îl trase afară. Dar nu îl putu scoate destul de repede, ci ajunse o leacă vârful coadei mai îndărăpt, când începu bătaia munților și ciontară munții coada. De atunci n-au lupii coadă lungă ca vulpile. Mergând lupul către casă cu mumă sa, începe a-i povesti toate pățaniile. Nu pot, mamă, învinge cu un om cum blăstăma de fecior tânăr. Îl sprijinește Sfântul Petru și toți sfinții, oricât îmi sfărm capul cum să-l prăpădesc, cu el nu-i chip s-o scot la cale după legile noastre. De 3 ani de zile fug după el. Chiar când ieșea din cununie, l-am luat la goană, era să-mi pun capul și tot nu-l pot prinde în cursă. Odată era cât pe aci să pun brânca pe el, dar mi-l smulse mai din gheară Sfânta Miercure din rai. Altădată îl scăpă Sfânta Vinere și a treia oară Sfânta Duminică. De la apă i-am pierdut urma de tot și stau să turb de necăjit. Lasă-l, dragul mami, că acum tot nu scapă de tine, că e slugă la noi. Tu te bagă sub masă, fă-ți acolo o groapă și până cinează, apucă-l de picior și îl trage la tine. Doamne, cum se mai bucură lupul când auzi vorbele cele mângâietoare ale mamii sale. Feciorul era la capre. Bine vede, zice odată. Stăpâne, chiar acum a sosit lupul la apă, iată că vrea să treacă, dar nu cutează. Uite, se duce pe țărmurile apei la deal, acum ajunge unde se bat munți în capete. Iată-l, intră printre munți. Bine aude, zice. Ia întăceți, auziți-l cum se scăoaie. Cheamă pe mumă sa să-l scoată. Dar nu vezi, zice bine vede, cum fuge stăpâna noastră tot bocindu-se într-acolo. Iată, ajunge și ea la munți, uite, îl scoate, i s-a rupt coada lupului, iată-i vin. Auzi, zice bine aude, stăpâne, despre tine vorbesc, cum să te piardă? Somnorea de greu ca pământul, ușor ca vântul, dormea dus. Seara când mergeau către casă să mulgă caprele, zise bine aude, stăpâne, eu aș zice să nu intri în casă la cină, că uite cum ți-a făcut legea să te prăpădească în vremea cinei, lupul e în groapă sub masă. Greu ca pământul, zice, stăpâne,
Bine că știm unde e lupul ascuns. Acum nu mai avea nicio frică. Ce bagă de seamă, ia-mă cu tine în lăuntru. Și după ce au ajuns acasă, baba se puse în strungă să molgă caprele. Și mulse două, scapă nouă și haideți la cină. Intrară în casă, înainte greu ca pământul, apoi feciorul. Bine vede și bine aude, au rămas lângă staulul caprelor, culcați cu botul pe labe. Greu ca pământul, îndată ce ajunge în casă, se trântește sub masă cu limba scoasă, după cum e obiceiul câinilor. Baba vrea să-l alunge, dar el mormăiește odată de oprind fior de moarte. De frică tace baba. Feciorul cinează, apoi merge la capre să se culce și greu ca pământul după el. Vai, mamă, zice lupul, după ce iese feciorul. Vai, de mai sta numai o clipă câinele acela pe mine, m-o omora. Am fost, mamă, între munți și m-au bătut două zile și două nopți, dar așa obosit n-am fost ca acum. Lasă, dragul mami, că mâine seară li aștepta în vatra focului. El s-a pune să se încălzească, ori s-a apropia să-și ia foc în pipă și tu atunci trage-l în foc și îl prăpădește. Bine aude, toate le auzea și le spunea la stăpânul său. A doua zi merg iară cu caprele la pășune și seara când vin, era lupul în vatra focului. Bine vede, văzuse bine când a intrat și spuse stăpânului său. Greu ca pământul, mergând către casă, se tăvălește într-o mocirlă ca bivolii și când ajunse acasă, colea pe vremea cinei, hop în vatra focului, mocirlit cum era și n-avea cine ce-i face să sară jos de acolo, până gată stăpânul său de cinat, atunci iese și el, merge în staulul caprelor și se puse cu botul pe labe la picioarele stăpânului său. Acum iar începe bătrâna a plănui cu fiul său cum să prăpădească pe feciorul de la capre. Mamă, zise lupul cel cu cap de fier, eu de frica câinelui aceluia voi fi silit să-mi iau lumea în cap. Ia-mi fi bună, numără câte coaste mi-a rupt, cum a stat culcat pe mine. Mă lipise, mamă, de era pe aici, pe aici să mă nădușesc. Lasă, dragul mami, că punem capăt la toate. Cine a rămas în lume nerăzbunat, care a voit a atrage deget cu noi? De seară, când vine din câmp, tu te bagă sub pragul ușii și când va trece pragul, tu trage-l de picior la tine și îl mâncă. Bine aude, auzea toată vorba și o spunea stăpânului său. Seara când mergeau către casă, zice bine vede. Uitați colo, lupul se bagă sub pragul ușii. Vrea ce vrea, dar greu ca pământul zice. Lăsați-l numai pe brânca mea, numai mi-arătați unde s-a ascuns. De cum au ajuns acasă și până au plecat iară cu caprele la pășune, greu ca pământul nu s-a mai mișcat de pe prag. Se făcuse urmă în prag de greu ce era. După ce plecară la pășune, zise lupul către mamă sa. Mamă, eu nu mai intru nicăieri, că nu mai pot răbda. Câinii aceștia mă omoară. Mai bine mă duc cât văd cu ochii decât să rab de o așa casnă și o cară, apoi chiar la mine acasă. Nu te supăra, dragul mami. Lasă că potopim odată feciorul, apoi câinii, ori câinii mai întâi, apoi feciorul. Dar pe toți odată nu se poate. Mâine dimineață voi zice să-și lase câinii acasă, apoi tu vei face un staul țeapăn de fier, cu paie de fier și cu nuiele de fier, acolo vom închide câinii, apoi vei merge și vei mânca feciorul, iar după ce vei veni acasă, îi vom omorâ câinii. Bine aude, auzea toată vorba și îi spunea stăpânului său. Greu ca pământul zice, nu vă temeți până mă vedeți pe mine, acum chiar și de aceea să rămânem acasă, să ne lăsăm stăpânul singur la capre, iar de va da de ceva năcaz, să ne strige numai pe nume. Și așa făcură. A doua zi, desde dimineață, se scoală feciorul să meargă la capre. Bătrâna era sculată de mult. Când dă feciorul să strige câinii, zice baba, nu mai duce după tine atâta haram de câine, că nu am cop de unde-ți da merinde să le împar și lor. Lasă câinii acasă, că voi griji eu de ei. Și feciorul se învoi. Cât ce plecă feciorul la capre, lupul cel cu cap de fier aduce par de fier ca grinzile de groși și nuiele de fier ca mâna de groase.
și făcu un staul și l-a acoperit tot cu fier. Apoi zise către mumă sa să înceluiască câinii în lăuntru. Și înceluie bătrâna încă lesne și închise tot cu uși de fier. Apoi lupul fugi în ruptul capului în câmp la fecior. Când îl zări bine vede, zise către greu ca pământul: mă, scoală, că lupul fuge drept la stăpânul nostru! Dar greu ca pământul dormea dus. Atunci bine aude glasul stăpânului strigând: cânișorii mei, nu mă lăsați, că mă prăpădește lupul! Da, scoală, somnoreu, zise bine aude, n-auzi tu cum ne strigă stăpânul nostru? Iar greu ca pământul dormea dus pe altă lume. Când era pe aci să se apropie lupul de fecior, bine vede și bine aude, sar pe greu ca pământul și îl deșteaptă: dar scoală odată, somnoreu, să ne scăpăm stăpânul din brâncile lupului! Și se deșteptă greu ca pământul și numai odată se frecă de gardul cel de fier și gardul tot ferferiță se face, apoi o luară la fugă și ajunseră la stăpân mai îngrabă decât lupul. Și miți-l apucară pe bietul lup și miți-l hățiră de tot mii de bucățele-l făcură. De atunci nu mai sunt lup cu cap de fier. Apoi merseră acasă și apucară pe bătrână pe crăiasa iadului și o întinseră și o hățiră până gândiră că i-ar fi de ajuns, apoi o lăsară și când căzu moartă din gura câinilor, se văzu ieșind din ea un fuior de fum care se făcu muscă și zbură spre fundul iadului. Aceea aruncă duhurile cele necurate pe astă lume, duhul lenei, al beției, al lăcomiei, al curviei, al cleveterilor și alte duhuri rele de care sunt bântuiți oamenii cei răi. Iar feciorul se întoarse cu cân cu tot pe cale îndărăpt. Când ajunse la apa cea mare, scutură brâul peste ea și se făcu pod de trecură în rai. Acolo merse la Sfânta Duminică, îi mulțumi de ajutorință și plecă, dar greu ca pământul nu mai vrut să meargă cu el. Dacă ajunse la Sfânta Vinere, iar îi mulțumi și bine aude rămase acolo. La Sfânta Miercure rămase și bine vede, iar în schimb pentru el își luă calul care stătuse aci de când intrase mai întâi în rai, că doar prin rai nimeni nu umblă cu cai. Apoi merse tot pe calea care venise și ajunse acasă mai voinic de cum plecase. Și ce gândiți câtă vreme o fi trecut de când plecase dinaintea lupului cu cap de fier? Nici o minută, că ospeciorii nici nu se așezară bine pe după mese când ajunse el acasă. Apoi intră și el după masă și se ospătară. Eu încă fui la nunta lor, am ajutat câte ceva. Am tăiat lemne cu sapa, am cărat apă cu ciurul și atâta mâncare și beutură am căpătat, de nici astăzi nu mi-e foame. Iar dumnealor, de n-or fi murit, mai că și astăzi trăiesc. Săraca mamă! Lumea asta nu e numai de ieri, de-al altăieri, ci e tare de mult. Doamne, cine ar fi în stare să ne spună de câți ani e lumea? Multe rânduri de oameni s-au mai părândat întrânsa. Și buni și răi, suflete bune și inime împietrite, putreți de bogați și săraci, de nu le ardea nici focul în vatră. Domni mari și sluși plecate, frumoși și urâți, toți au trăit împreună și au încăput unii lângă alții și în urmă s-au stins, s-au dus ca să nu mai vină. S-au mutat de la noi, de n-a mai rămas nici pomenire de ei. Este însă câte un om care și după moarte e pomenit de următorii lui, ori că a fost prea bun, ori prea rău, prea avut, ori prea sărac, prea cu minte, ori prea prost, prea frumos, ori prea urât și Dumnezeu mai știe pentru ce, destul că, cât un om e pomenit și după moarte, numele lui umblă din gură în gură, faptele lui le știu povesti și copiii din școală, și fetele din șezătoare, și moșnegii de lângă cuptor. Așa a fost și Bade Ion din, nu știu zău, din ce sat a mai fost, că doar de atunci e tare de mult. Destul că Bade Ion era avut nu tândală împăratul, că împărat, dar cu el nu se putea măsura în bogăție.
câmpiile lui, vitele lui, casa lui, pădurile lui, viile lui, slugile lui erau mai presus decât ale împăratului. Și era credincios Badea Ion și cu frica lui Dumnezeu. Avea Badea Ion și copii, că doar văzându-se atât de avut, se tot ruga lui Dumnezeu să-i dea și copii lângă avuție. 9 feciori și o fetiță-i dărui bunul Dumnezeu. Se credea foarte fericit. Și avea de ce se ținea, că nu în toate zilele și nu în toate satele se întâmplă să vezi câte un om fericit ca el. Bogat, sănătos și cu copii buni, ascultători și sănătoși. Toată lumea nu vorbea în acea vreme decât de casa lui. Ba că om fericit ca el nu este. Ba că copii ca el bun nu avea nimeni. Ba că viile și țarinile Badea Ion rodesc mai bine decât ale altor oameni. Ba că femeie ca Badea Ion rar om are. Ba că nu-i femeie să aibă un bărbat cu minte și înțelept cum avea Lelea Irina, muierea Badea Ion. Cei mai mulți ziceau încă că rar copii se nasc într-o zodie, într-o planetă bună ca copiii Badea Ion. Și erau fericiți și copiii văzându-și părinții voioși, sănătoși și în stare ca nimeni în satul lor. Și erau fericiți și părinții văzând fericirea copiilor lor și ziceau adesea: Doamne, fericit e omul care e părinte. Dar bine a zis cine a zis, barem de nu ar fi zis. Ori dacă a și zis, barem de n-ar fi grăit într-un ceas rău. Drept a avut cine a zis că nu e nicio dulceață să nu fie urmată de amăreală. Nu e niciun suiș fără coborâș. Nu e niciun bine să nu vină după el și răul. Căci așa a lăsat Dumnezeu, după bine să aștepți rău. După voie bună vine plâns nevoi și mari suspine. Apoi, până vine iar binele, rău îmi ciuntă zilele. Când era bucuria mai mare, fericirea mai deplină, când gândeau să trăiască mai fără gânduri, atunci vine o durere mare, o întristare neașteptată. Badea Ion moare, se duce de cea parte, de unde nimeni n-a venit să ne poată spune cum e acolo. Un plâns și o jale urmă în locul bucuriei, întristare în locul veseliei, nefericirea în locul fericirei, amarul în locul binelui. Dar omul e făcut în lumea asta ca să se dedea cu toate, cu binele și cu răul, cu răul ca și cu binele, încetul cu încetul uitară necazul, începura se mângâia și numai din când în când mai gândeau la nefericirea urmată din moartea părintelui. Când erau mai consolați, le venia al necaz. Muri fratele cel mai mare. Năcazul se reînnui, iată văduvă trebuia să înceapă a doua oară umbla în cimitir spre a vizita două mărminte, al bărbatului și al feciorului celui mai mare. Cine ar putea spune nopțile petrecute în plâns și zilele petrecute în lacrimi, nopțile jelindu-se, zilele voietându-se, nopțile fără somn și zilele ajunând? Sărmana muiere, după pierderea bărbatului, zicea adeseori plângând: Doamne, greu e a fi văduvă. Acum, după ce-și pierdu și copilul mai mare, plângea și zicea: Doamne, Doamne, greu e a fi văduvă și mamă. O durere după alta, un năcaz după altul, o jale după alta ajunse pe biata văduvă. 9 ani după la olaltă, pierzând în tot anul pe cineva din cei iubiți ai săi. Mai întâi bărbatul, apoi câte un copil după altul, în tot anul tot cel mai mare. După tată, fiii toți se mutaseră între cei morți. Pierdu unul după altul, după bărbat, toți copiii și rămase numai cel mai mic, Constantin și fata Maria. Din muiere cu bărbat înțelept, ajunse văduvă. Din 10 fii ajunse numai cu 2, cu cei mai mici. Rămânând biata muiere numai cu copiii acei 2 mai mici, își văzu de trebile sale, suspina și învăța copiii să meargă în toată ziua în cimitir și în toată ziua în genunchia și plângea pe 9 morminte, pe 8 ale fiilor și pe 1 al bărbatului. Avută însă era ca și mai înainte, averea nu o pierduse. Numai bucuria și dragostea casei o părăsiră. Acum era numită văduva cea avută. Așa treceau zi după alta. Constantin era azi mai mare decât cum fusese ieri
și Maria mâine mai frumoasă ca azi. Lelea Irina avea numai un dor, să-și vază copiii mari și la Dumnezeu numai o rugare, să o țină să și poată vedea căsătoriți. Maria era mai tânără cu vreo 5-6 ani decât Constantin, dar totuși îi veni mai curând vremea măritișului decât frate său, vremea însurăciunei. Constantin nici nu se gândea la însurat când Maria începura a-i umbla pețitorii. Apoi știți dumneavoastră cum e lumea și cum sunt feciorii. Unde dau de o fată frumoasă și bogată, se îndeasă care de care. Și Maria era bogată și frumoasă, frumoasă ca o zână și bogată ca o crăiasă și bună ca pita cea albă când e omul flămând. Frumoasă ca primăvara, bogată ca toamna și bună ca o fată mare. Și-i mersese vestea peste 9 țări și 9 mări că frumoasă ca ea nu-i nimeni. Apoi lângă frumusețe era și avere ca la o crăiasă. Se îmbulzeau deci pețitorii care mai de care, unii mai frumoși decât alții, unii mai avuți și mai din oameni decât alții, că știți zicala, la fântână bună mulți voini s-adună. Apoi o fată frumoasă și bogată e ca fântâna cea bună. Mulți îi mai trăgeau nădejdea, mulți îi mai duceau dorul, mulți se credeau vrednici de a o căpăta de soție, dar al ei numai unul poate fi, ea numai după unul poate merge. Toți ceilalți pețitori trebuiau să fluiera pagubă. Numai unul la bucurie. Cine va fi fericitul acela? S-a vedea. Lelea Irina, ca muiere cu minte și înțeleaptă, nu dădu pe Maria cui veni mai întâi, că doar nu avea 100 de fete. Nici nu era sărântoacă să o dea cui o cere numai decât. Lelea Irina se gândea și chipzuia. După ce ăla aș da-o că e frumos, dar nu-i de neam. Celălalt ar fi de neam, dar nu-i frumos. Altul ar fi din neam și frumos, dar e departe. Tot cu deaste gânduri își petrecea zilele, după ce mergea câte o pereche de pețitori cu corfa goală de la ea. După aceea, iar mergea în cimitir, iar se punea pe plâns și plângea pe nouă morminte, pe mormântul bărbatului și al celor 8 fii iubiți și nu venea din cimitir numai seara. De dimineața până seara sta acolo, se muta de pe mormânt pe mormânt, plângând și văietându-se. Într-o zi, iar se întoarce Lelea Irina supărată de la morminte și cu ochii roșii de plâns. Ea adică adormise pe un mormânt, pe mormântul bărbatului și visase că rătăcește singur într-o pădure mare, deasă și întunecoasă, și tot striga acum după bărbat, acum după feciori, acum după fată, dar în zadar nu-i venea niciunul într-ajutor. Deșteptându-se în starea aceasta, merse supărat acasă, părându-i se că visul îi prevestește o nefericire nouă. Acasă, pe cine află? Un pețitor voinic și frumos ca un soare, voinic ca un stejar și bogat ca un fecior de împărat. Lui Constantin și Măriei îi plăcea foarte mult de el. Lelea Irina se uită la el plină de îndestulire și din fața ei parcă puteai citi, numai de n-ar fi de departe. Dar de unde ești, dragul Leli? Îl întrebă Lelea Irina. De aici, a noua țară, răspunse junele, de preste apa lucioară. Când auzi Lelea Irina una ca asta, înlemni deodată. Îi veniră în minte toate necazurile. Văduvă jelindu-și bărbatul și 8 fii, să mai mărite și fata atât de departe. Nu era în stare să suporte atâta necaz, ci zise acii ca să auză toți cei din casă. Dragii mei, ne-a dat Dumnezeu avere, ne-a fost dat și mângâiere, dar ne-a luat-o. Pe bărbatul meu, fie iertat, l-am îngropat acum sunt 12 ani. După aceea, în tot anul câte un fecioraș, până mai rămaseră numai acești 2 copii mai mici, tu, Constantine, și tu, Mario. Credeam, barem, că de acești 2 voi avea parte la slăbiciunile și bătrânețele mele. Odată cu capul, n-aș voi ca tu, draga mamei, Mario, tu, scumpa mamei, tu să te măriți așa departe și să mă lași singură. Îți va da Dumnezeu și aci un om de treabă, chiar de nu ar fi atât de bogat ca noi. Numai să fie de-aci mai de-aproape, nu mă lăsa pentru Dumnezeu singură și năcăjită, fără mângâiere la bătrânețe.
Maria însă avea foarte drag pe holteiul acela din minuta când intră în casă și astfel nu știa ce să facă ca să umble mai bine. De pețitor nu s-ar despărți bucuroasă de mamă sau era jale să o lase singură și să se depărteze așa tare. Constantin vedea chinul și al surorii și al mamei sale. Deci luă și el vorba și zise: "Mamă dragă, poate că asta ne-a fost împărțită, să nu fim aproape de olaltă, dar deoarece Mărie îi place de feciorul care o pețește, deoarece e din oameni aleși și om cinstit, eu aș gândi să o lăsăm a se mărita după el, că de câte ori te va lovi dorul de ea, totdeauna voi merge și ți-o voi aduce. Știi, mamă dragă, 4 cai în hămaiui, fata acasă aduce-ți-o-i." Cu mare năcase despărți Lelea Irina de Maria, de draga ei fată, dar tot se despărți. Ea rămase locului cu Constantin și Maria merse cu mirele ei chiar a noua țară preste apa Lucioară. Nu trecu mult după aceea și muri și Constantin, cel mai iubit din toți copiii ei, cea din urmă mângâiere. Și pe el îl îngropă, nu în cimitir între alți morți, ci sub fereastră în grădină, ca să-i fie la îndemână. Să poată merge în toată ziua, în tot ceasul, în toată minuta și nu spre a plânge după el, nu spre a-i binecuvânta țărâna, ci spre a-l blestema cât o lua gura: "Constantine, dragul mamei, scumpul mamei, fiul mamei, ieși afară din mormânt, ieși, du-te și-mi adă fata acasă, adă-mi pe Maria, că tu așa te-ai lăudat, că nu mă vei lăsa să-i duc dorul, ci mi-o vei aduce ziua și noaptea, când mă ajunge dor de ea. Te-ai lăudat, că nu mă vei lăsa să-i duc dorul, ci mi-o vei aduce. Du-te, dară, că de nu, te blastăm să nu te rab de pământul, precum mi-ai luat și cea din urmă mângâiere. Scoală-te, Constantine, du-te tu știi unde, în care parte mi-e fata, adă-mi-o s-o văd, că de nu sap pământul, te scot afară și te blastăm, să n-ai odihnă în veci, de nu mi-aduci tu mângâierea îndărăpt. Nu te rab de țărâna, acum mi-ai ars tu inima." Bietul Constantin n-a avut odihnă în groapă de gura mamei sale, ci se sculă odată noaptea și zise către mormânt: "Dragul meu mormântul meu, fă-te tu căluțul meu, iar tu pânzuca mea, să te faci o cărărea, să mă duc la sora mea, să o aduc la maica mea, că de nu m-a blăstăma, pământul nu m-a răbda." Și mormântul l-a ascultat și s-a făcut un cal, un armăsar năzdrăvan, și s-a suit Constantin călare pe el. Și pânza lui s-a făcut o cărare albă, luminoasă și lungă, până la casa surorii sale, a Măriei. Cât ai bate din palme, fu acolo Constantin, că mersese mai repede decât vântul, mersese chiar ca gândul, era zmeu. Sorul sa nu se culcase încă: "Soră, soră, mama moare de dorul tău." "Acum," zise Maria, "bine că ai venit, odihnește-te până dimineață și atunci plecăm să văd pe biata maică mea." Dar el îi răspundea: "Soră dulce, soră dragă, nu pot sta că mi-e de grabă, maica nu poate răbda până nu te va vedea." Văzând Maria cât dor duce mamă sa după ea, se hotărâ să meargă, deci zise fratelui său: "La carca îi prinde-i om și la mama duce-n om." Și s-a pus pe cale. Cai mergeau de gândeai că mâncă pământul. Cum n-or merge, că doar mergeau pe calea cea fermecată, făcută din pânza de pe obrazul lui Constantin. Dar minunea minunei, era noaptea înainte de miezul nopții și păsările cântau cât le lua gura. Ce rând e pe acest pământ de umblă vii cu morții, că doar păsările îi cunoșteau, ele știau că nu-i lucru curat. Crengile și tufele și toți copacii din păduri strigau în urma lor: "Oare ce rând e pe pământ de umblă vii cu morții?" Auzind Maria atâtea glasuri strigând în urma lor, zise către Constantin: "Ce zic acelea, frate? Dar lasă-le să cânte, ele nu știu ce zic." Când erau aproape de casă, zise Constantin către sorsa: "Soră dragă, stai puțin, eu merg înainte să deschid porțile." În aceste Constantin merge și deschide porțile,
Apoi intră curând în mormântul său, de unde nu s-a mai sculat. Văzând Maria că frate său nu se mai întoarce, a intrat cu trăsura în curte și văzând pe mamă s-a ieșind din casă în haine negre de jale, o întrebă: "Dar, dumneata, ce călugăriță ești aici?" "O, draga mamei, nu-s călugăriță, ci sunt draga ta mamă. Jelez pe frate tău, pe Constantin, care a murit și l-am îngropat aici sub fereastră în grădină, ca să-mi fie de îndemână să pot merge în toată minuta ca să-l blăstăm că te-am străinat așa tare de mine." "Dar, mamă dragă, cu el am venit eu, el m-a adus. Aseară după cină am plecat și acum cântă cocoșii de miezul nopții și iată suntem aici. Am venit în câteva ceasuri o cale care de-abia o pot alți oameni bate în 2 săptămâni. El îmi zise că se grăbește așa tare ca să nu mor dumneata de dorul meu. Vai de mine, am călătorit cu morții, cu strigoii, cu zmeii." Zicând acestea, Maria a căzut moartă de groază, iar Lelea Irina, în nebunii, și se vedea în toată ziua umblând la cele 11 morminte, la al bărbatului și la cele 10 ale fiilor, iar când ajungea la mormântul lui Constantin, îți smulgea părul și zicea: "Nu te rab de mormântul, cum i-ai rănit sufletul, nu te rab de țărâna, cum i-ai rănit inima." Fiuțul oi. În vremile de demult, Dumnezeu umbla cu Sfântul Petru pe pământ printre oameni și le cerca firea și inima. Umblând ei așa, au ajuns odată pe-un munte unde era o stână de oi. Oile erau chiar după strungă. Ei intrară dar în colibă la baciul și-i dădură bună vremea ca oamenii cei de omenie. Baciul însă nu le zise sănătate bună, ci întrebă răstit: "Dar voi, moșnegilor, ce umblați pe aici?" "Umblăm," zise Dumnezeu, "prin astă lume mare și fiindcă suntem osteniți de drum și flămânzi, am intrat la dumneata să cerem ceva de mâncare." Grăi baciul, "toți leneși și-ar mânca lapte și caș, dar ei nu știu cât de greu se iernează oile. Mergeți, întreabă-vă." Atunci străinii dau să meargă, dar un băiet, care era în fundul colibei, îi oprește. "Ia stați, bade, că am și o oiță, mă duc să o mulg în strungăreață ca să nu mergeți chiar neînfruptați de la stână." Străinii se întoarseră, iar bărbatul a mers să-și mulgă oița. Fugând însă pe coastă la vale, căzu și sparse strungăreața, care era de pământ, o oală care era ca de o cupă de mare. Se întoarse dar în colibă și luă o găleată și mulse. Și mulse până ce umplu găleata de lapte și îl dete străinilor de-l beură gol, că el bucată de pâine ori de coleașă n-avea de unde să le deie. După ce se săturară, Dumnezeu îi zise băiatului: "Măi băiete, ia-ți tu o cheșica ta și hai cu noi." Copilul se învoi, luă oița cea oacheșă și merse cu cei doi moșneci. Cum mergeau ei așa, Dumnezeu zise într-un târziu: "Așa mi-e dor de carne." Iar băiatul răspunse: "De ți-e dor, haide, ajută-mi să tragem pielea mielului de sub oaie, că e grăsuț." După ce mâncară toată carnea, Dumnezeu zise către băiet: "Seamănă tu oasele mielului cât e lunca asta de mare și hai după noi." Băiatul ascultă, sămănă oasele mielului prin luncă și porni după cei doi moșneci. Adică din oase se făcură tot oi și era o turmă mai mare decât aceea la care el slujise. Oița cea oacheșă era năzdrăvană și nici nu putea fi altfel, că doar din laptele ei băuse chiar Dumnezeu cu Sfântul Petru și mielul ei, iar ei îl mâncară. Ea mergea tot înaintea turmei și era ca un păcurar care mai harnic. După ce mai merseră o leacă de cale, iar îi zise Dumnezeu băiatului: "Să mergi în munții cu tare și cu tare, acolo să-ți faci stână și să ai noroc, că nimeni nu te-a întrebat că de ce-ți ții turma pe acolo, numai să fii cu minte."
Și s-a dus băiatul acolo în munții aceia, și-a făcut stână și oache și-a umblat cu turma la pășune, iar el stătea la colibă și făcea brânză și urdă. Dimineața la amiazi și seara venea turma la stână, oache și-a dat oile în strungă, iar el le mulgea. Așa a trăit multă vreme, până ce a adunat lână și brânză foarte multă. Atunci i-a îndreptat Dumnezeu nescar neguțător pe acolo, la care a vândut lână și brânză cu foarte bun preț. După multă vreme s-a gândit feciorul să meargă și el odată la biserică. S-a și dus. Dar cu toate că peste noapte plouase și era tină, el nu s-a întinat de fel. Mergea tot pe deasupra tinii. După ce a intrat în biserică, s-a mirat că mai toți oamenii vorbeau între ei, unii se coteau, alții râdeau, dar el stătea numai și asculta sfânta rugăciune. Odată se uită înapoi, după ușa bisericii, acolo era ucigăl toaca, tot scria pe o piele de bivol, pe oamenii care râdeau în biserică și pe care se purtau cu necuvință. Dar el nu râse nici de diavolul. Ceilalți oameni nici nu-l vedeau pe diavol, fiindcă erau păcătoși. Mai uitându-se feciorul din când în când la diavol, vede că el și-a umplut pielea cea de bivol pe care scria, dar fiindcă mai avea oameni de scris, prinse cu dinții de piele s-o mai întindă. Cum prinse, cum nu prinse, destul că-i scăpă pielea dintre dinți și dracul făcu puf cu capul de perete. Atunci începu feciorul a râde și nu îl mai văzu pe mamonul. După ce ieșiră oamenii din biserică, ieși și feciorul, dar acum se întină și el întocmai ca și alți oameni păcătoși. O văduvă frumoasă și vicleană îl ochi bine pe fecior, vedea că e voinic, frumos, dar neumblat în lume. Deci își puse carul în petri să-l amăgească. Se duse de la biserică fuga acasă, umplu o ploscă de vin ars, puse niște plăcinte într-o merindare și se luă tot în piciorul lui, du-te, du-te, pe munte în sus, până la stâna lui. Bună ziua, voinice! Mulțumesc, dumitale, dar ce umbli pe aici? O, voinice, dragul meu, tu precum se vede, nu știi obiceiul satului nostru. Am pus pomana după bărbatul meu, fie iertat, care a murit, sunt acum 6 săptămâni și am chemat pe toți oamenii care au fost azi la biserică. Văzând că tu ai venit încoace și n-am avut de unde te lua ca să te chem la pomană după obiceiul satului, a trebuit să viu să-ți aduc pomana aici. Iată beutură și mâncare, ospătează-te de sufletul mortului. Și prinse feciorul meu plosca în mână și trase din ea una păcurărească, mai beu și văduva cea frumoasă, mai beu și el, și tot pe rând umbla plosca de la unul la altul de sufletul mortului, până ce se oțeliră ca tunul, apoi începură la dragoste. Era însă aproape de amiazi. Turma venea la staul. Atunci veni feciorului ceva în minte și prinse a schimba la fețe. Ce ai? Îl întrebă văduva. Ce am nu e bine. Vine turma și de află oacheșa mea că tu ești aici, se va supăra foc pe mine. Că nu m-a vedea. Iată, până mulci tu oile, eu mă culc și mă acopăr cu gluga să nu mă zărească. Așa și făcu, iar feciorul se puse în strungă să-și mulgă oile. Dar nici o oaie nu-i mai venea la muls. Atunci el zise cam răstit: „Dă oacheșă în strungă!” Iar ea-i răspunse: „De aici de sub glugă!” Văzând feciorul că oaia cea oacheșă îi cunoaște păcatele, se mânie și o sudui. „E, firai tu de oacheșă!” Atunci turma zbrrr se făcu nevăzută și el rămase singur-singurel în strungă, cu găleata între genunchi, și începu a plânge ca un copil mic și a se ruga: „Doamne Dumnezeul meu, după ce din binele în care am fost, numai din prostia mea am ajuns iar sărac, fii bun și-mi ia și zilele. Fă-mă o buruiană să mă acăz de lâna oilor, după ce ele acum fug de mine.” Dumnezeul ascultă, îl prefăcu scai și el, când nu mai trecea o oaie pe lângă el, se agață de lâna ei de dragă ce era și se tot agață până în ziua de astăzi, iar oamenii nu aruncă în foc scaii care îi află pe lâna oilor, fiindcă știu că aceia din om sunt făcuți. Și o zicală este: se acață de om ca scaiul de oaie. Știți dumneavoastră despre cine zice românul așa?
Oaia cea oacheșă, din minutul când o sudui păcurariul, purcese grea. Nu trecu multă vreme și oaia fătă, dar nu miel, ci un copilaș frumos ca o rujiță și grăsuț ca un turduluc și numai decât prins a umbla după oaie ca un miel. Apoi se duse oaia la un izvor și îl boteză, puindu-i numele Fiul Oii. Și creștea Fiul Oii într-o zi ca în două, în două ca în nouă, în nouă ca în 99. Și când era de un an, era un voinic, deci era mai mare dragul de el. Umblând el prin cei munți cu oaia, află sub un fac trei arme: o sabie, o coardă și un paloș. Și era scris pe paloș că cine va găsi aceste arme, voinic va fi. El luă armele și se duse prin pădure să afle o poiană unde să-și facă o casă. El a aflat o poiană foarte frumoasă. Acum prinse a căuta lemne oable de casă, dar nu află că toate lemnele erau strâmbe. Oare ce să fie aceasta? Zise el. Cum e de pe aici toate lemnele sunt strâmbe? Ia să mai caut. Și merse și merse prin ceasă creată de pădure, până ce află un om cât un deal de mare, care nu făcea alta decât strâmba toate lemnele, le prindea de vârf și le pleca la pământ. Fagii și brazii, cei mai oble și mai groși, îi strâmba de-i făcea gânși. Acesta era de că strâmbă lemne. Își zise fiul lui. Nu ai tu alta de făcut, numai să strâmb lemnele? Strâmbă lemne îi răspunse. Ce strâmb lemnele? Pe fiul lui să vezi tu cum l-a strâmba. Încă e rătura fugata, căci fiul lui îi răspunse. Te gândești că îl vei putea strâmba? Hai apucă-te, că nu mă feresc. Și se apucară nene la o trântă, mai altcum ca doi urși, și se zvârcoliră și se împieptară și se trudiră de curgeau sudorile de pe ei ca bobul, dar nu era chip să se învingă. În cele din urmă, tot îl învinse fiul lui pe uriaș, apoi îi zise: acum ce vrei, să te omor, ori să ne prindem fraț de cruce? Iar uriașul strâmbă lemne zise: să ne prindem fraț de cruce. Și-au jurat credință și frăție pe crucea paloșului și s-au prins fraț de cruce. După aceea s-au dus la părâu să bea apă, căci nu mai puteau de obosiți. Dar nu puteau bea, căci apa era tulbure, și se luară tot pe părâu în sus, până unde vor afla apă limpede să poată bea. Dar de unde să afle? Că din ce mergeau mai sus, tot de mai tulbure apă dădeau. S-au dus până la izvor. Adică acolo, un uriaș tot lua câte o stâncă în palme, o măcina între degete, cum sfar mămăliga la pui cei de găină, și o aruncă în părâu de tot îl tulbura. Ce sfărâm tu pietrile și tulburi apa cu ele? Întrebă fiul lui. Le sfărâm, că așa îmi place. Dar să vezi tu cum a sfărâma pe fiul lui să dau de el, că eu sunt sfarmă piatră. Așa? Atunci hai și cearcă de mă sfarmă, că eu sunt fiul lui. Și se apucară voinicii la luptă și se zvârcoliră până curgeau sudorile vale pe fețele lor. Dar niciunul nu se putu învinge. Când era mai pe la sfârșitul soarelui, trântește fiul lui pe sfarmă piatră, dar îl trântește cum e data de s-a clătit pământul sub el. Apoi îl întrebă: acum, sfarmă piatră, vrei să te omor? Ori vrei să ne prindem fraț de cruce? Ba, vreau să ne prindem fraț de cruce. Și jurară pe crucea paloșului că vor fi frați până la moarte. Apoi merseră mai departe toți trei. Fiul lui strâmbă lemne și sfarmă piatră. Mergând ei tot pe munte în sus, numai ce văd că de la o vreme nu se mai pot ținea pe picioare, că muntele se clătina sub ei ca și când ar fi călcat pe un sloi de gheață, care se afundă în apă sub picioarele celui ce calcă pe el. Oare ce va mai fi și aici? Își zise fiul lui. Adică văd un om care era cu un picior pe un munte și cu celălalt pe alt munte. Și spre care parte se pleca, într-aceea parte se plecau și munții sub picioarele lui. Era adică scutură munții. Dar ce ai tu de scuturi munții? Nu-i poți lăsa în pace, zise fiul lui. Ha, răspunse uriașul,
Să vezi tu pe fiul lui cum l-a scutura, nu mai să dau de el. Dacă zici, ia încearcă, că parcă eu sunt fiul lui. Și se pun amândoi voinicii la luptă și se trudesc și se zvârcolesc, dar nu era chip să se poată trânti unul pe altul. Dar în urma urmelor, făcu fiul lui huzdup la pământ cu scutură munții și zise: ce ți alegi? Să te omor ori ne prindem fras de cruce? Ba, să ne prindem fras de cruce, răspunse scutură munții. Și se ridicară de jos și jurară pe crucea paloșului, apoi plecară de acolo patru inși. Fiul lui strâmbă lemne, sfarmă piatră și scutură munții. Să-i fi văzut pe toți patru, te apucau frigurile și nu te lăsau în veci. Unde era codrul mai frumos, se pun ei și clădesc o casă, dar casă colea cum e legea, ca și casele bogaților, nu ca colibele sărăntocilor. Apoi trei inși plecară la vânat, iar strâmbă lemne rămase acasă să le gate mâncarea. Acesta săgetă și el numai decât un țap sălbatic și îl puse să se frigă, dar când era mai fript, intră acolo omul cât șchiopul, cu barba cât cotul, pe un iepure șchiop călare, cu căpăstrul de chiotoare, răzimându-se într-un pai de secară. Bună vremea, voinice! Să treci cu bine, nimuricule! Încă așa schiloadă nu mi s-a dat în cale. Ce cauți pe aici? Dar apoi, voinice, sunt un drumar năcăjit și mi-a venit la nas bunul miros de la friptura ta și m-am abătut să-mi dai și mie o leacă, că sunt flămând și ostenit. Nu-mi trebuie mult. Ia că numai două bucături, că eu dacă mă satur odată, apoi puțin mai trebuiește. Strâmbă lemne, cugetând că nimuricul acela nici coada țapului nu e în stare să o mănânce toată, îi zise: mănâncă, fătul meu, ia-ți să văd cât poți mânca. Și se puse buturuga lângă friptură și cât bați în pălmi o mâncă cu oase cu tot. Apoi, în loc de bogda proste, încă prinse a râde pe strâmbă lemne. Dar numai cu atâta mâncare așteptai tu pe trei metelei și cu tine patru, dacă nici mie nu-mi fu de ajuns? Strâmbă lemne, văzându-se rușinat de nimuricul acela, dă să pună mâna pe el, numai o împinsătură să-i deie. Dar nu a avut vreme, că nimuricul îl împinse pe el de căzut sub vatră ca un putrigai. Asta e mulțămita, strâmbă lemne. Fă bine și așteaptă rău. Apoi, măcar de te-ar arde o zamă bună, dar o zamă dăraci, omul cât cotul. Se puse de strâmbă lemne în pripa mare și pușcă alt cerb și îl puse în frigare să se frigă, dar de-abia apucă să se cârcălească o leacă și fura ci ortacii de la vânat. Gata-i cina! Gata și nici prea, răspunde strâmbă lemne, că țapul acesta a fost cam bătrân și nu cred că s-o fi fript cum se cade. El adică nu voi să spună pățania cu buturuga. Mai stătură ei cât mai stătură de poveste, apoi cinară și se culcară. În ziua următoare rămase sfarmă piatră gazda acasă, iar în altă zi rămase scutură munții și pățiră cu buturuga chiar cum pățise și strâmbă lemne. Dar fiecare se rușina să spună pățania adevărat. Mai în urmă îi veni rândul lui fiuțul oi să rămână acasă să socăcească. Și rămase el și prinse un cer frumos, îl beli, îl spălă și îl curăți cum se cade, apoi îl puse în frigare. Când era mai frumoasă friptura, de mirosea mai bine decât toate mândreniile din lume, cineva intră în casă. Era buturugă cât o nucă, adică omul cât șchiopul, cu barba cât cotul, un iepure șchiop călare, cu căpăstru într-o chiotoare, răzimat de un pai de săcară. Bună ziua, voinice! Să trăiești, neomule! Dar ce cauți pe aici? Mirosul acest bun de friptură m-a tras aici, sunt un biet om călător, mor de foame. Dă-mi ceva de mâncare că ți-a fi și pomană. Bucuros, zise fiuțul oii și tăie o leacă de carne de pe frigare. Și-o îmbucă odată nimuricul, apoi se repezi să ieie cerbul cel fript întreg, cu frigare cu tot și s-o tulească la sănătoasa. Dar fiuțul oii mi-l apucă de barbă, îl duse afară, crepă vârful unui stejar și-i vârâ barba în crepătura lui, apoi lăsă să se îmbine lemnul cum a fost. Și așa rămase buturuga încleștat cu barba în vârful copaciului.
Nu trecu mult și veniră ortacii de la vânat. Na, da, gata-i mâncarea. Gata, le răspunse fiul lui. Hai, dați să mâncăm și apoi să vă arăt pielea berbecului. Am acățat-o afară de un copaciu să se usce. Și mâncară ei toți patru, apoi merseră afară să le arete fiului pielea berbecului. Dar ce să vezi, copaciul în care împlântase fiului barba omului cât șchiopul cu barba cât cotul, nu era nicăieri. Numai o brazdă se vedea pe unde a târât acela copaciul după el. Și se luară toți patru să vadă unde-i va duce brazda aceea. Unde a mers omul cât șchiopul cu barba cât cotul? Multe zile s-or fi dus ei tot pe brazda aceea, dar de omul cât șchiopul cu barba cât cotul n-au mai dat. Până odată dau de o gaură mare unde intra și urma copaciului. Acolo era buricul pământului. Pe acolo intrase omul cât șchiopul cu barba cât cotul de frica lui fiuțul lui. Care vreți să mergeți pe cea lume după el? Întrebă fiul lui. Dar niciunul dintre ortaj nu se îmbia să intre. Atunci zise fiul lui: mă voi duce, dar eu, și unde-l ajung, acolo îl omor, de ce a făcut de rușine pe prietenii mei. Și își făcu un leagăn și ortacii îl sloboziră cu niște funii de tei în lăuntru, iar după ce simțiră că fiul lui a ajuns pe cea lume și s-a scoborât din leagăn, traseră leagănul afară ca să nu mai poată ieși de acolo și o tuliră la fugă trei în trei părți. Unul să mai scurteze munții, altul să mai sfarme piatră și al treilea să mai strâmbe lemne. Dar nu mai voira da față cu fiul lui, că bag seamă se cam temeau de el. După ce ajunse fiul lui pe cea lume, iară văzu urma fagului și merse tot pe ea până nimeri la o casă de aramă, unde intră în lăuntru și văzu o fată de aramă torcând într-un caier de aramă. Bună ziua, drăguță! Mulțam dumitale, șezi la noi. Că noi ședea, dar am venit să te rog să-mi spui, n-ai văzut pe omul cât șchiopul cu barba cât cotul trecând pe aici? Ba l-am văzut, numai mai înainte trecea pe aici trăgând un copaci mare după el, în care era împlântată barba și tot borborosea din gură. Numai fiul lui de nu m-ar ajunge până ajung la crângul pământului să-l învârt odată să surub lumea, că de nu eu n-am pace. Doar nu ești fiul lui? Întrebă fata. Eu? Nu, a fi bun, grăbește de la junge, că de nu toți ne prăpădim cum ajunge la crângul pământului. Și se duse fiul lui, dar se duse repede până ce ajunse la o casă de argint, în care era o fată de argint și torcea dintr-un caier de argint. El intră în lăuntru, dar după ce aceasta-i spuse ca și fata cea de aramă, el merse mai departe, până ce ajunse la o casă de aur, în care află o fată de aur, torcând dintr-un caier de aur. Bună ziua, drăguță! Mulțam dumitale, voinice, dar ce vânt te poartă pe aici? Am venit tot pe urma omului cât șchiopul cu barba cât cotul. Nu vei ști spune unde se află, că chiar aceea am pierdut urma. Doar dumneata ești fiul lui? Eu! Bine că te-a dus Dumnezeu, că numai acum trecea pe aici tot văietându-se că numai de nu l-ar ajunge fiul lui până va ajunge la crângul pământului, că așa-l scutură odată de prăbușește lumea. Ca să poată merge mai cu spor, a văzut că eu ard cuptorul să fac pită și a băgat copaciul acolo să ardă chiar și cu barbă cu tot, numai el să poată scăpa viu. Acum e la cuptorul meu cel cocător, își arde copaciul din barbă. Și plecă fiul lui și într-o clipită fu acolo și cum îl lovi cu muchia toporului în frunte, se lății ca o broască, apoi îl băgă în cuptor și îl arse până se făcu praf și cenușă, iar cu fata cea de aur se cunună și de n-au murit și azi trăiesc. Cine o știe mai departe, mai departe s-o spună. Aripă frumoasă. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nu s-ar povesti.
A fost odată un împărat care a avut 3 fete, dintre care cea mai mică era așa de frumoasă, de gândeai că e ruptă din soare, cu păr galben ca aurul. În acea țară, deodată s-au trezit că nu mai au nici soare, nici lună, nici stele, nu se știa unde sunt. Au văzut numai că nu sunt. Odată, deci, împăratul dă de știre că cine le va aduce va căpăta pe una din fetele lui și drept zestre a 3-a parte din împărăție. Mulți au și plecat, dar nu s-au mai întors. Era pe vremea aceea o babă bătrână care a mers la împăratul și i-a zis: Înălțate împărate, eu aș avea 3 feciori care vor aduce soarele, luna și stelele. Bine, zise împăratul, să vedem. Înălțate împărate, răspunse baba, să-mi dai 3 pâni, pânză de 3 cămăși, ață și ac, ca să le cos. Împăratul i-a dat ce a cerut și după ce a mers baba acasă, a născut seara un prunc și i-a pus numele Serilă. Cum l-a născut, s-a și dus. La miezul nopții a născut altul și i-a pus numele Miezilă. Cum l-a născut și pe acesta, s-a dus și el. Dimineața a născut pe al 3-lea și a pus numele Zorilă. Cum l-a născut, s-a dus și el. Ziua următoare, baba s-a grăbit să le coasă cămășile, dar până de seară nu le-a putut găta de tot. Când colea pe la apusul soarelui, vine Serilă și zice că e somn. Culcă-te, dragul mami, ia-ți în pace, te odihnește. Bine, mamă, îi răspunse el, dar să mă scoli îndată să nu dea frate meu Mezilă peste mine dormind, că ne batem amândoi. Fii pe pace, zise baba. Pe la miezul nopții a venit Mezilă, care a găsit pe mamă sacosând și zise și el că e somn. Culcă-te, dragul mami, aici în patul acesta, îi zise baba arătându-i alt pat, și te odihnește. Bine, mamă, dar să mă scoli îndată să nu cumva să dea frate meu Zorilă peste mine, că-și ne batem amândoi. Fii pe pace, îi zise baba. Tot cu aceste cuvinte a venit în zor de ziua și Zorilă și s-a culcat în al 3-lea pat. Până atunci, baba a fost gătat cămășile de cusut și a tot așteptat să-i se scoale feciorii, căci acum erau mari, dar ei nu s-au sculat. Când fu pe la prânzul mare, toți 3 se pomeniră în aceeași clipă și, văzându-se unul pe altul, săriră toți 3 din pat și se puseră la bătaie. Baba, neștiind ce să facă pentru ca să-i împace, a aruncat între ei cele 3 cămăși. Fiecare și-a luat pe a sa și așa s-au împăcat. Atunci baba le spuse: Dragii mei, nu pentru aceea v-am născut eu pe voi ca să vă bateți la oaltă, ci pentru altceva. Ascultați, împăratul nostru are 3 fete și de veți aduce voi soarele, luna și stelele, o să le căpătați de muieri, rămânând voi împărați după moartea lui. De vreți să încercați, mergeți la împăratul și îi spuneți. Dar încă o dată vă spun să vă împăcați bine, că cu sfada nu veți merge departe. Vreți? Vrem, răspunseră toți 3. Au mers dar la împăratul și au spus că ei sunt hotărâți să ia lumea în cap și să aducă soarele, luna și stelele. Bine, le zise împăratul, dar toți 3 vreți să mergeți? Toți 3, fu răspunsul. Atunci, zise împăratul, ținându-mă de făgăduința mea, de veți izbuti, am 3 fete și vi le voi da vouă, dinpreună cu împărăția mea după moartea mea. Dar să văd cum vă cheamă. Pe mine mă cheamă Serilă, pe mine e Miezilă, iar pe mine Zorilă, ziseră frații. Îmi place de numele vostru, răspunse împăratul, dar eu zic că numele celui mai mic să fie Aripă Frumoasă. Ascultați-mă pe mine. Să trăiești, împărate, strigară frații. Acum Aripă Frumoasă, căci așa se va chema de aici încolo Zorilă, începu a se ruga de împăratul, că fiind ei săraci și trebuindu-le cai și săbii, să le dea împăratul, care se și învoi și poruncind să le aducă 3 cai de cei mai frumoși din grajd, și arătă fraților, dar suindu-se Aripă Frumoasă pe unul călare,
acela și căzu cu el. Atunci aripă frumoasă zise: de acești cai ne dai înălțate, împărate. Du-te și-ți alege din grajd care-ți place, răspunse împăratul. Atunci s-a dus aripă frumoasă în grajd și a ales unul slab, de gândeai că-s numai oasele pe el. Dar când se sui călare, el zise: astfel de cai îmi plac mie. Asemenea le-a ales și fraților săi. În vremea aceasta, împăratul a poruncit să aducă 3 săbii de cele mai frumoase. Văzându-le aripă frumoasă, puse una din ele în genunchi, o rupse și iar zise: de aceste săbii ne dai, împărate? Du-te și-ți alege după plac din armăria mea, îi răspunse împăratul. Aripă frumoasă s-a și dus și a ales 3 săbii ruginite, ruginite de tot. Și a zis: de aceste săbii ne trebuie nouă. Una și-a ținut-o sieși, iar celelalte le-a dat fraților săi. După aceste s-au gătit de plecare, au luat 3 turte de cenușă în traistă, au încălecat și au plecat. Baba și fetele împăratului i-au petrecut cu ochii până ce nu i-au mai văzut. Au mers mult, multă lume împărăție, ca Dumnezeu să ne ție. Au mers până ce au dat de un pod de aramă. Acolo au mâncat o turtă de cenușă, iar după ce s-au săturat, aripă frumoasă s-a băgat sub pod, iar frații lui s-au culcat în șanț. Nu opreste multă vreme, vine un smeu cu cal de aramă, frâu de aramă și el îmbrăcat tot în aramă. Când ajunge calul pe pod, nu mai vrea să meargă, ci sfărăia și tropăia. Atunci smeul îi zice: calul meu, ori nu ți-am dat de mâncare și beutură, nu ți-am țesolat, ori te-am bătut de nu vrei să mergi. Ba nu, stăpânul meu, toate dorințele mi le-ai împlinit, răspunse calul. Dar nu merg înainte, fiindcă e aripă frumoasă sub pod. Mi s-a împlinit visul, zise acum smeul. Dar voi cerca norocul. Ce i-au adus cioarele, picioarele și corbii grumazii? Atunci s-a dat jos de pe cal, a mers în gura podului și a strigat: ești aripă frumoasă de sub pod? Îndată, îi răspunse acesta. Nu te grăbi așa de tare, că e vreme destulă. După ce a ieșit afară, smeul îi zise: cum vrei, în luptă să ne luptăm, ori în săbii să ne tăiem? Ba în lupte, că sunt mai drepte, răspunse aripă frumoasă. Și se luară la luptă. Cum îl prinse, cum nu-l prinse aripă frumoasă pe smeu, destul că-l trânti la pământ, încât în grumaj s-a cufundat, apoi îi luă palușul și-i tăie capul. Îndată și răsăriră stelele, căci acest smeu le-a fost mâncat. După această biruință, se duse la frații săi, îi sculă și le spuse ce-a pățit, care au și crezut văzând stelele pe cer. Când s-a făcut ziua, aripă frumoasă a luat calul și îmbrăcămintele smeului pe seama sa, calul lui l-a dat lui Miezilă, iar Miezilă a dat pe al său lui Serilă și așa au plecat iar la drum. Tot au mers apoi, au mers până seara, când au ajuns la un pod de argint. Acolo au mai mâncat o turtă de cenușă. Aripă frumoasă s-a băgat din nou sub pod, iar frații lui au mai păscut puțin caii și iar s-au culcat în șanț. Într-un târziu vine un smeu cu cal de argint și el îmbrăcat tot în argint. Când ajunse calul pe pod, sfărăia din nas și tropăia cu picioarele, dar nu vrea să meargă. Smeul îi zise: ori nu te-am hrănit și nu te-am adăpat, nu te-am țesolat, ori te-am bătut de nu vrei să mergi. Ba nu, dulce stăpâne, toate dorințele mi le-ai împlinit, dar e aripă frumoasă sub pod. Aha, mi se împlini visul, zise smeul. Dar ce-a dat norocul de a fi scos corbii ochii și cioarele picioarele? Sedete apoi de pe cal, merse în gura podului și strigă: ești aripă frumoasă de sub pod. Îndată, răspunse aripă frumoasă, numai nu te grăbi așa tare, că este vreme destulă. Când fu ieșit afară, smeul îi zise: cum vrei, în lupte să ne luptăm, ori în săbii să ne tăiem? Ba în lupte, că-s mai drepte, fu răspunsul. Cum îl prinse, cum nu-l prinse și pe acest meu aripă frumoasă,
Așa izbide, până la coaste se băgă în pământ, îi lua apoi paloșul și îi tăie capul. Îndată răsări și luna. După această biruință, iară se duse la frații săi, îi sculă din somn și le spuse întâmplarea. Aceștia, văzând luna pe cer și calul de argint, precum și îmbrăcămintele smeului, crezură spusele fratelui lor. De către ziua, căci în aceste două nopți a fost lumină, iar ziua întuneric, aripă frumoasă a luat calul și îmbrăcămintea de argint pentru el, calul și îmbrăcămintea de aramă le-a dat lui Miezilă, iar pe aceea ce a fost la el la început a dat-o lui Serilă. Au pornit apoi iar la drum voioși, căci până acum aripă frumoasă a avut două izbânzi și mai aveau nădejde și de altele. Plecând dar, ei merseră ziua întreagă până ce ajunseră la un pod de aur. Se mirară ei mult de acest pod și gândiră că trebuie să fie ceva și aici. După ce mai mâncară și cea din urmă pogace de cenușă, aripă frumoasă grăi. Dau cu gândul că și aici trebuie să fie ceva ca la celelalte poduri. Grijiți și nu dormiți greu și de se poate privegheați, ca la vreme de nevoie să înfiți într-un ajutor. După lucru se poate cunoaște măiestrul. La podul acesta poate să vină un smeu și mai groaznic și atunci vai de noi. Vom priveghea și te vom ajuta, ziseră frații săi. La vreme de nevoie să veniți, urmă aripă frumoasă. După aceste vorbe, aripă frumoasă se băgă sub pod, iar frații lui, după ce păscură caii, își ziseră: să ne culcăm, că își va fi el harnic să-și apere capul oricum. Tot se va lăuda el că izbânda a fost numai a lui. Se culcară dar în șanț. Într-un târziu veni și smeul cel mai mare și mai tare, îmbrăcat în aur și cu cal de aur. Ajuns pe pod, calul sfărăia din nas și tropăia din picioare, nevrând să mai meargă. Or nu ți-am dat mâncare și beutură? Nu te-am țesolat? Or ce ție de nu mergi? Se răsti smeul. Ba nu, toate dorințele mi le-ai împlinit, dar e aripă frumoasă sub pod. Am visat rău, dar nu voi crede în visuri, ci voi arăta eu că-i vor mânca cioarele, picioarele și corbii vor scoate ochii. O, Paloș, ajută-mă să-l fac scrum și cenușă. Am auzit de el, dar îi voi arăta cine sunt eu. Pe frații mei i-au ucis, dar pe mine nu mă va ucide. Cu aceste vorbe sare de pe cal și merge în gura podului strigând: ieși, om pământean de sub pod! Nu te grăbi așa de tare, răspunse aripă frumoasă, cam tremurând de frică. După ce aripă frumoasă ieși, smeul zise: în ce lupte să ne luptăm, ori în săbii să ne tăiem? Ba în lupte, că sunt mai drepte. Și se luară de se luptară până ce se obosiră, dar nici unul pe altul nu s-a putut învinge. Când văzură că nu se mai pot lupta, smeul grăi: amândoi în lume nu încăpem, fă-te dar tu o roată de lemn și eu una de fier, să ne dăm unul pe un deal, altul pe alt deal în vale și acolo să ne ciocnim și a cărui roată se va rupe, acela să fie învins. Bine! Smeul se făcu roată de fier, iar aripă frumoasă roată de lemn și după cum a fost vorba, se ciocniră în vale, dar iarăși amândouă roatele rămaseră întregi. Plin de mânie, zise smeul: fă-te tu pară vânătă, iar eu mă fac pară galbină și care pară se va înălța mai sus, acela să fie învingătorul. Se făcură așa cum ziseră, dar niciuna nu s-a putut ridica mai sus decât alta. Într-un târziu, văzură niște corbi zburând. Smeul le zise: corbilor, veniți și aduceți apă în ciocurile voastre și turnați pe para vânătă, că vă dau carne dintr-un om. Aripă frumoasă, adică para vânătă, zise: corbilor dragilor, mergeți și sculați pe doi frații mei din șanț și spuneți-le să aducă apă în pălăriile lor, iar voi aduceți în ciocurile voastre și turnați pe pară galbenă, că vă dau carne din trei smei și din trei cai. Auzindu-le acestea, corbii se duseră, sculară pe cei doi frați ai lui aripă frumoasă și aduseră cu toți apă,
turnară pe para galbină și așa a fu învins meul, căruia îi tăie aripă frumoasă capul. Acum răsări și soarele. După aceste, aripă frumoasă luă calul și îmbrăcămintea de aur, cele de argint le-a dat lui Miezilă, iar cele de aramă le-a dat lui Serilă. Apoi aripă frumoasă se întoarse către frați și grăii. Cu ajutorul lui Dumnezeu am învins spre cei trei zmei, care au fost înghițiți soarele, luna și stelele. Scopul ni l-am ajuns. Acum putem merge acasă, că după făgăduința făcută de împăratul, să ne dea fetele în căsătorie. Însă, n-ar fi oare mai bine, fiindcă acum nu ne mai temem de nimeni, să mai umblăm puțin prin lume, să știm cum e lumea? De căsătorie avem vreme. Ce ziceți, frații mei? Bine, să mergem, să vedem lumea, răspunseră ceilalți. Așadar, iar plecară la drum. Dar nu mult merseră până văzură niște curți mari, frumoase, făcute toate numai din aur și argint. Văzând aceste curți, aripă frumoasă zise către frații săi: frații mei, stați puțin în drum aici să mă bag în aceste curți să văd cine șade în ele. Dă el să se bage, nu știe să deschidă ușa, se făcu dar muscă și se băgă pe gaura de la încuietoare și începu a zbura, dar nu văzu pe nimeni. Merse deci mai departe, până ce în a 12-a odaie văzu o smeoaică bătrână și trei mai tinere. Îndată ce văzu musca, smeoaica zise: dragi nurorilor mele, prindeți musca aceea, căci ea v-a omorât bărbații voștri și feciorii mei. Auzindu-le aceasta, aripă frumoasă se băgă într-o crăpătură din grindă. Căutară destul smeoaicele, dar nu o putură prinde. Atunci una din smeoaicele tinere grăi: lasă, mamă, că din mâinile noastre tot nu scapă, căci eu mă voi face o fântână și împrejurul meu așa căldură va fi, că tot cel ce va trece pe acolo va trebui să bea apă din mine și atunci îl voi otrăvi. Cealaltă zise: mamă, eu mă voi face un cuptor cu foc și împrejurul meu așa de frig va fi, încât tot cel ce va trece trebuie să se încălzească și atunci îl voi otrăvi. Cea mai mică și mai frumoasă grăi: mamă, eu mă voi face un păr cu pere de aur. Atât de frumoase pere vor fi pe mine, de toți vor trece, vor trebui să guste din ele și toți, câți vor gusta, vor muri de o travă. Auzind aceste vorbe, musca zbrrr, fugi afară. Acum smeoaica cea bătrână strigă: lelei fie mamă sa, că-mi pare că scapă, dar merge și faceți ce-a zis. Au și mers și s-au făcut ce-au zis. Întorcându-se la frații săi, aripă frumoasă grăi: să mergem încă puțin. Abia plecară și deodată dete preste ei o căldură încât leșinau de sete. Iată și o fântână. Ce bucurie pentru dânsii când vură să bea, aripă frumoasă nu-i lăsă, ci îndată făcu cruce preste fântână, care se și prefăcu un venin roșu ca sângele. El grăi dar: vedeți, frații mei, ce ați vrut să faceți? Merseră iar mai departe și ajunse un frig grozav, când iată că văzură și un cuptor cu foc. Bucuria lor, dar aripă frumoasă le zise: nu vă bucurați așa de tare, că nici de acela nu veți avea parte. Cum să n-avem? Doar nu ne vei opri ca de la fântână. Când ajunseră acolo, călătorii dau să se încălzească, dar aripă frumoasă face cruce cu sabia preste cuptor și îndată se prefăcu și acesta tot în venin. Vedeți, frații mei, ce ați vrut să faceți? De aici iar plecară și merseră mai departe. Nu opreste mult însă, văzură un păr cu pere de aur și strigară: a, ce pere frumoase! Serilă mai adause: din aceste o să-mi umplu traista să-i duc miresei mele. Miezilă zise: nu numai traista mi-o voi umplea, ci mă voi și sătura și eu bine. Ba, vă puneți pofta în cui, grăi aripă frumoasă, căci cu perele acestea chiar așa stăm ca și cu fântâna și cu cuptorul de mai înainte. Ce vrei cumva să ne oprești de la pere? Se răstiră frații. Ai grijă, că nu ne vei tot purta de nas. Când ajunseră lângă păr, îi mai rugă aripă frumoasă ca să se stăpânească, dar ei tot vreau să ia pere.
Atunci aripă frumoasă făcu o cruce cu sabia către păr și tot părul se prefăcu în venin. El zise dar către frații săi: vedeți ce ați fi vrut să faceți? Atunci frații se rugară de iertare, iar el urmă: văd că nu vă țineți de făgăduința ce am făcut-o mamei noastre când am plecat de acasă. Eu răul nu vi l-am vrut. Ne-a ajutat Dumnezeu de scopul ni l-am ajuns, la care lucru voi foarte puțin ați ostenit. Mergeți dar acasă și luați în căsătorie pe fetele cele mari ale împăratului, iar pe cea mică mi-o lăsați mie, căci eu mă duc să văd dacă se află ori nu în lumea aceasta viteaz mai mare ca mine. Cu acestea ei se despărțiră. Miezilă și Serilă o luară către casă, iar aripă frumoasă își urmă calea. Merse multă lume împărăție, ca Dumnezeu să ne ție, până ce dete de-o cârciumă intră în ea și întrebă pe cârciumar, după ce-i spuse toată întâmplarea sa, dacă nu cumva știe undeva vreun om mai viteaz ca el și dacă știe unde este acela. Este un om nu departe de aici, zise cârciumarul, care în toată ziua se bate cu smeii și niciodată nu mai gata, căci este o smeoaică bătrână care face cătanele de zmei cu ițele. A, ce om prost, striga aripă frumoasă, trebuie să o omoare pe smeoaică. După aceste sări pe cal și întrebă că încătrău locuiește smeoaica aceea. Aflând cum și încătrău șade, el dete pinten calului, se duse și o găsi pe smeoaică făcând cătane de zmei cu ițele. Fără ca să mai piardă multă vorbă, el îi tăie capul cu sabia, pe celelalte cătane pe toate le omorâ, iar colții smeoaicei, care ajung caii până la genunchi, îi locui el drept dovadă și se întoarse iarăși la birtul de mai înainte și zise cârciumarului: mai mare vitea sunt ca omul dumitale, căci am omorât smeoaica bătrână și acum nu mai are cine să facă zmei. Foarte bine, zise cârciumarul, îți mulțumesc de bunătate că barem acum și eu am odihnă. Dar viteazul de care ți-am pomenit doarme aici în casa aceasta, iar acela îi este calul. Când își aduse aripă frumoasă și el calul înăuntru, îl văzu celălalt cal, începura se săruta căci au fost frați. După aceea, aripă frumoasă se băgă în casă, unde dormea cel viteaz și îl sculă din somn, legară amândoi prietenie. Apoi aripă frumoasă începu a-și spune întâmplările cu cei trei zmei și cele trei smeoaice, iar viteazul, care zicea că se cheamă Pipăruș Pătru, îi spuse pățanile lui. Nu te mai teme, frate Petre, grăi aripă frumoasă, că eu am ucis smeoaica bătrână. Iată aici dinții ei ca dovadă. Norocul nostru că legară în prietenie, zise viteazul, că-și preste vreun ceas unul din noi ar fi trebuit să piară. Foarte rău mă supărai auzind de moartea ei, căci n-am acum cu cine să-mi petrec toată ziua. A doua zi, aripă frumoasă întrebă pe cârciumar: mai știi undeva vreun viteaz mai mare ca mine? Mai știu unul, răspunse cârciumarul, un bătrân în pădurea blăstămată. Acela, îndată ce te vede, îți arată o oglindă și-ți ia puterile și frumusețea, apoi face ce vrea cu tine. Mă voi duce și acolo să văd. Mai bine stai pe pace, că știu că ți se va întâmpla rău, îl rugă cârciumarul. Dar aripă frumoasă nu l-a ascultat, ci și-a luat rămas bun de la Pipăruș Pătru și s-a dus multă lume împărăție, ca Dumnezeu să ne ție. Multe zile a călătorit, până ce în urmă a dat de pădurea blăstămată. Acolo vede că iese un bătrân înainte, îi arată o oglindă și îi ia puterile și frumusețea, îl scoboară de pe cal, calul îl bagă în grajd și pe el îl închide în cușca de fier. Acolo și-a plâns aripă frumoasă neascultarea, dar era târziu. A treia zi, bătrânul zise către el: pământeanule, îți voi da puterile și frumusețea dacă îmi vei aduce pe Ileana Cosânzeana de muiere. Calul ți-l voi da după aceea. Bine, zise aripă frumoasă, dar nu știu unde locuiește. Preste mare aceasta, îi arătă bătrânul. I-a dat apoi drumul din cușcă, i-a dat însă numai frumusețea, dar nu puterile. Aripă frumoasă își făcu acum o corabie în care a băgat tot felul de marfă și așa a plecat. Când a ajuns la marginea mării,
a deschis negoțul său în corabie și a chemat pe femeie ce spăla la margine ca să-și cumpere. Femeia însă îi zise: eu n-am nevoie de haine, căci am destule, dar stăpâna mea poate că și-a cumpăra. Cum cheamă pe stăpâna ta? Întrebă aripă frumoasă. Ileana Cosânzeana, fu răspunsul. Tare s-a bucurat aripă frumoasă la auzul acestor vorbe și zise: fii bună, spune-i că este aici negoț de tot felul să-și cumpere ceva. După ce i-a spus femeia, Ileana Cosânzeana a venit și ceru să-i aducă la margine marfă să-și aleagă, dar aripă frumoasă zise: am foarte multă marfă și scumpă și nu o pot aduce toată afară. Binevoiește a veni în lăuntru și ți-alege de care-ți place. Ileana Cosânzeana a și venit în lăuntru, dar pe când alegea mai bine, aripă frumoasă închise iute ușa și porni corabia. Văzând aceasta, Ileana Cosânzeana a voit să se arunce pe fereastră în mare, dar aripă frumoasă o prinse și n-o lăsă. Atunci ea zise: lasă-mă să mă arunc în mare și să mor, că știu că nu mă duci ție, căci atunci n-aș zice nimic, dar mă duci la spurcatul de bătrân care de mult a voit să mă prindă, însă numai prin vicleșugul tău m-a putut. Lasă, dragă, că voi scăpa eu de acolo și atunci te voi scăpa și pe tine. Fii numai pe pace, căci nu mult vom robi acolo. Așa s-a mai liniștit și a adormit. Când s-a trezit, era în brațele bătrânului, iar aripă frumoasă stătea închis în cușcă. Ea înțelese a ceea ce a fost spus aripă frumoasă, că nu mult vor robi. A doua zi, după ce s-a dus bătrânul la vânătoare, aripă frumoasă grăi către Ileana Cosânzeana. Când va veni acasă bătrânul, întreabă-l unde-i stă puterea, căci atunci facem ce facem cu el. După ce se întoarse bătrânul și după ce-i dete de mâncare, ea îl întrebă că unde-i stau puterile. El a răspuns: în mătura de după ușă. Altă zi, când iar a fost la vânătoare bătrânul, Ileana Cosânzeana i-a spus lui aripă frumoasă ce a spus ei, dar aripă frumoasă îi răspunse: minte, întreabă la doua oară. După ce veni bătrânul acasă și după ce-i dete de mâncare, Ileana Cosânzeana a început a se linguși pe lângă bătrânul și a-l ruga să-i spună unde-i stau puterile, dar bătrânul s-a mâniat și a tras o palmă zicând: le-le-s fie momă ta, ce nevoie ai de acestea? Ia că acolo, în pușca din cui îmi stau puterile. După ce a mers iar la vânătoare bătrânul, i-a spus lui aripă frumoasă ce palmă a căpătat și ce răspuns. Nu te teme, dragă, zise aripă frumoasă, mai întreabă-l odată, că ce ți-a spus nu e adevărat și atunci cred că-ți va spune adevărul. După ce a venit iar acasă bătrânul, atâta s-a lingușit Ileana Cosânzeana și în urmă l-a rugat să-i spună cu adevărat unde-i stau puterile. Și mai tare s-a mâniat acum bătrânul și i-a dat un pumn încât a amețit, dar în urmă i-a părut rău și i-a zis: draga mea, acum te-am adus, acum să te schilăvesc, iartă-mă că-ți voi spune, iată, nu departe, la 99 de pași se află o peșteră, în peșteră se află un urs, în urs un iepure, în iepure o rață și în rață două muște. În acele stau puterile mele. Fie de mine ce va fi, pentru tine o fac aceasta, ca să nu zici că nu te iubesc și nu spun drept. Abia a așteptat Ileana Cosânzeana să meargă bătrânul de acasă la vânătoare pentru ca să-i spună lui aripă frumoasă. Deci când a gândit că bătrânul e cam departe, a fermecat Ileana Cosânzeana cușca, care îndată s-a desfăcut, și a ieșit aripă frumoasă, s-a uitat în oglindă și și-a dobândit iară puterile și frumusețea, apoi s-a suit călare pe cal, a luat și cuțitul cel mare al bătrânului și s-a dus la peștera aceea. A omorât mai întâi ursul, din urs a ieșit un iepure și pe acela l-a ucis, din iepure a ieșit o rață, aceea încă o ucise, din rață ieșiră două muște, una o putu ucide cu palma, iar cealaltă îi scăpă. Din întâmplare însă văzu o muscă înainte, dete cu pălăria în ea și pică la pământ, atunci puse mâna pe muscă și o luă cu pământ cu tot, o învălui în o cărpă, se sui pe cal și se duse acasă. Când fu aproape de locuința bătrânului,
vede pe bătrân venind de-abia trăgându-se. Atunci el zise: M-ați înșelat, dar așa-mi trebuie. Deci fii bun și omoară și cealaltă muscă, ca să nu mă mai chinuiesc. Și apoi mergeți. Atunci aripă frumoasă a omorât musca și bătrânul încă a căzut mort la pământ. Întorcându-se în casă, aripă frumoasă grăi: Dragă, bătrânul e mort, să mergem. Bucuria Ilenei fu nespusă de mare. Ei plecară amândoi călare pe un cal. Într-un târziu, Ileana Cosânzeana întrebă: Unde mă duci? Eu numai din răsfăție am venit pe aici și am căzut prins. Dar am încredințat acasă. Te duc prietenului meu Pipăruș Pătru dacă vrei. Vreau, căci îl cunosc de când eram mică și după el însetam, fu răspunsul. Când au ajuns la birtul de mai înainte, au găsit acolo pe Pipăruș Petru, care și-o luă de nevastă pe Ileana Cosânzeana. Când auzi crâșmarul de soarta lui Aripă Frumoasă, îl plânse, dar a râs apoi de soarta bătrânului. După ospățul lui Pipăruș Pătru, Aripă Frumoasă plecă către casă, unde găsi pe mireasa lui plângându-l. După ce a spus toate câte a pățit, împăratul grăi: Îți mulțumesc foarte pentru credința ta către mine. Ce ți-am făgăduit și am jurat că-ți voi da, îți și dau. Frații tăi încă n-au căpătat nimic până acum, ca să fie toate trei ospețele deodată. Începură dar a tăia la scaune și la căzi pentru ospățul la care a fost nun mare Pipăruș Pătru cu Ileana Cosânzeana. Ce se va mai fi întâmplat după ospăț, asta nu o mai știu, căci am băut prea multă apă la acea petrecere la care am auzit această poveste chiar din gura lui Aripă Frumoasă. Voinicul Florilor de Ion Gheorghe Zbiera. Era odată un boier foarte avut și stăpunea o moșie nespus de mare. El ținea o mulțime de pușcași care cutreierau pădurile și grijeau de sălbăticime pentru masă, fiindcă el era obișnuit să aibă totdeauna și câte ceva vânătură la ospăț. Între acești pușcași erau trei mai iscusiți și mai vestiți. Ei umblau toată ziua la vânat și fiecare aducea pentru sine deosebi câte ceva vânătură pentru masa boierească. Umblând ei așa tustrei totdeauna la vânat, s-a fost împuținat într-acea parte de pădure sălbăticimea într-atâta cât arare ori și foarte cu greu mai dau ei peste vreo fiară sau pasăre. Deci, ei fură nevoiți să părăsească acea parte de pădure și să se dea la vânat prin alte părți, pe unde nu mai umblaseră până atunci nimeni. Mergând ei așa odată la vânat prin părțile cele necunoscute, au vânat doi pușcași câte ceva, dar al treilea nu află de împușcat nimic. Deci, au trebuit să se bage și mai afund în codrul cel des și necălcat de picior de om până atunci. Însă, pentru că ei erau obișnuiți să meargă deodată acasă, s-au dus tustrei în pustiul acela mai înainte. Dar și acum n-a aflat pușcașul al treilea nimic de vânat și de aceea s-au băgat și mai tare prin pustiu. Dar cu toate acestea, pușcașul al treilea tot n-a vânat nimic. Când căutară ei pe urmă să meargă și așa acasă, n-au mai știut încotro să o apuce. Ei s-au fost rătăcit. Acum, de spaimă că n-or putea nimeri acasă, au uitat și de vânat și de tot. Ei se îngrijiră mai mult de aceea să nu-i cârtească stăpânul lor dacă nu va avea mâine sălbăticiune la masă. Dau încolo încoace, dar nimeni nu poate chibzui că încotro să fie drumul spre casă și în loc să se scoată, ei rătăceau și mai tare. După ce s-au izbit în toate părțile și după ce s-a făcut hăt bine noaptea, s-au hotărât să mâie aici în pădure, că poate a doua zi vor putea nimeri cumva calea spre casă. Când s-au sculat ei a doua zi, s-au dat iarăși la cercat, dar în zadar, că se rătăceau tot din ce în ce mai tare. Cu cât umblau mai mult, cu atât era și mai greu de străbătut.
O mulțime de găteje și de rupturi de copaci le împiedica drumul și locurile le erau tot din ce în ce mai necunoscute. Dar, de la o vreme, dădură de o pădure foarte curată, frumoasă și grijită, încât se mirară de unde să fie aceasta într-o pustietate așa de mare. Mai merg ei cât mai merg, dar cu cât mergeau mai departe, cu atât era și mai curat și mai grijit prin pădure, încât ți se părea că umbli printr-o grădină foarte bine păstrată și rânduită. Această curățenie mare și aceste locuri bine întocmite îi făcură să uite să cerce mai departe drumul și să meargă acasă și i-au îndemnat să se tot ducă înainte ca să vadă ori de n-or da de vreo locuință ceva pe acolo prin pădure. Mergând ei așa prin pădure, au dat de la un timp de un lac foarte mare și frumos. Prin prejurul lacului erau tăiați copacii până hăt de părtișor ca să poată străbate razele soarelui peste toată fața lacului. Și pe pământul curățit era crescută o iarbă verde cât tot de-a dragul să privești la ea. Până ce au ajuns vânătorii aici, soarele era mai la amiază. Pentru mândrețea lacului au rămas ei aici să poposească de amiază zi și totodată să vadă ori de n-or putea zări pe cineva ale cărui să fie acestea toate. Pândind ei așa preț de o oră, iată că vine o pasăre foarte frumoasă, zburând pe deasupra lacului și se lasă sub un copac jos, care era mai aproape de lac și sub care era foarte bine grijit și împodobit, cât de-a dragul ai fi șezut tot numai sub el. Atunci a zis cel de-al treilea pușcaș, care nu vânase încă nimic, către ceilalți: "Fârtați, eu am să-mi puș pasărea aceea, că tot n-am nicio vânătură." Dar ei i-au răspuns să nu o împuște pentru frumusețea ei cea mare și pentru că ei încă nu văzuseră până acum pasăre ca aceasta, ci să aștepte să vadă ce va face ea acolo. Privind ei așa la dânsa, iată că pasărea se dete peste cap și se prefăcu într-un voinic foarte frumos, rămânându-i penele coștiug lângă copac. Uimiți de aceasta, stau vânătorii și pândesc mai departe. Dar voinicul și-a dezbrăcat cămașa cea subțire, care era de giulgiu, și-a sărit în apă și-a început să înnoate și după aceea se spăla și-a se juca prin apă. Deci, scăldându-se el acum vreo oră-două, a ieșit din apă și s-a îmbrăcat iarăși cum a fost și după aceea s-a dat peste cap de s-a făcut iar pasăre ca și mai înainte și a zburat și s-a cam mai dus. Văzând vânătorii aceasta, s-au ridicat de la locul lor de pândă și merseră până la copacul acela ca să privească locul cel frumos mai de aproape, dinpreună și lacul, tot cugetându-și oare ce fel de pasăre să fi fost aceasta. După aceea, s-au luat ei iarăși la cercat drumul, că doar ar nimeri acasă, pentru că știau cu cât de mare nerăbdare îi va fi așteptând boierul la curte. Deci, cercând ei drumul, iată că vână și al treilea pușcaș un ied și mai mergând ei așa tot la oaltă, pentru că se temeau să nu se rătăcească unul de altul, începură de la o vreme parcă a cunoaște ceva locul. Mai ducându-se tot într-acea parte, au dat de locuri tot din ce în ce mai cunoscute. Urmând ei tot acea direcțiune necurmat, au dat și de drum și odată cu seara au fost și la curte. Îndată au intrat la boier și au închinat vânatul. Cum i-a văzut el, pe loc i-a și întrebat că unde au rămas ei atâta și de ce n-au venit încă ieri acasă. Ei au spus toate de amănuntul ce li s-a întâmplat, cum s-au rătăcit și ce au văzut. Boierul i-a ascultat foarte cu luarea minte, mai ales când îi spuneau ei despre pasărea aceea care se făcuse voinic. El le făgăduise foarte mult bine și un bacșiș mare dacă i-or putea prinde acea pasăre de vie. Vânătorii s-au apucat că i-or prinde-o, numai să li se dea două ploște pline cu băutură tare, una să fie cu vin, cealaltă cu rachiu. Boierul le-a împlinit cerința bucuros. A doua zi s-au sculat cei trei vânători de dimineață și s-au pornit drept într-acolo. Încă n-au fost bine amiază zi și ei au și ajuns pe loc pentru că acum știau drumul. Aici au mers îndată la copacul acela unde se dezbrăcase pasărea aceea și au dat cu baltagul de două ori în trânsul
și-au bătut în locurile acelea două pene și-au aninat ploșcele de dânsele. Pe urmă s-au ferit într-o lăture și s-au pus la pândă ca și mai înainte, fără ca să-i poată vedea pasărea când va veni. Așteptând ei așa pitulat și ascunși nu mult, iată că sosește pasărea, tot pe același timp ca și ieri, se dete iarăși peste cap și se făcu voinic. Acum s-a uitat repede prin prejur să vadă ori de nu-i nimeni pe aici și, uitându-se așa, a zărit ploștele aninate în pene și s-a mirat foarte de dânsele, căci erau împistrite foarte frumos, tot cu argint și cu aur, și străluceau așa de tare cât se vedea de departe. Privindu-le voinicul așa puțin timp, nu-și putea închipui cine să le fi pus acolo și a mers la dânsele să le ieie de jos. După ce le-a luat, a început să le caute pe toate părțile și să se mire de lucrul cel rar și iscusit. Pe urmă a destupat pe cea cu vin și, plecând-o într-o parte, a văzut că curge din ea ceva de culoare cam gălbuie. El ia și gustă. După ce a gustat, i-a plăcut foarte tare gustul și, mai punând-o la gură, a atras tot vinul din ea. Și fiindcă i-a căzut băutura aceasta așa de bine, a apucat și cealaltă ploscă și a deșertat-o într-o dușcă. Acum a pus ploșcele iarăși la locul lor și a sărit în apă să se scalde. Se scaldă ce se scaldă și după ce s-a scăldat, a ieșit din apă, s-a îmbrăcat frumos și, dându-se peste cap, s-a făcut iarăși pasăre ca și mai înainte. Dar când dă să zboare, nu poate. Se mai opintește, dar nu poate. Că tocmai acum a începură băuturile să-și arate puterea. Văzând vânătorii aceasta, au sărit iute din culcușurile lor de pândă și au înconjurat pasărea unul de o parte, altul de alta și au prins-o lesne pentru că nu mai putea zbura și, legându-i picioarele și aripile bine ca să nu scape, au purces cu ea spre casă. Cum nu mai au ajuns la curte, le-a și ieșit boierul înainte, că era tare dorit să vadă cât mai degrabă pasărea cea minunată și rară. Ei i-au și închinat ondată și pe loc au primit nu numai juruita, ci încă și câte un bacșiș bun pe deasupra. Mulțumindu-i frumos, vânătorii și-au păzit și de acum treaba lor. Boierul nu se putea sătura privind această pasăre măreață și-a luat-o de-a încuiat-o într-o cămară de piatră, care era ferecată foarte bine și cu gratii la ferestre, așa de dese, încât nu era cu putință să iasă ea vreodată din trânsa. Ușa încă era încuiată cu cheia, pe care o purta boierul totdeauna la sine și, deși o punea undeva, nu mai știa nimeni de dânsa. Dar pentru că nu știa ce fel de pasăre îi aceasta, dete poruncă scriitorilor săi să trimită cărți prin toată lumea, de-a lungiși și curmeziși, să se adune în cutare zi toți învățații și să țină sfat ca să afle ce fel de pasăre să fie aceasta și de i-ar afla numele și însușirile ei să le făgăduiască mare preț pentru aceasta. După porunca boierului, au trimis scriitorii lui cărți prin toată lumea și au îmbiat pe toți învățații să se adune în ziua anumită la curtea boierului. Acest boier avea numai un fecioraș în vârstă cel mult de 8 ani. Într-o duminică s-a fost dus boierul cu cucoana sa la biserică și au lăsat pe băiețel singur acasă. Afară era o zi foarte frumoasă și plăcută. Băiețelul a fost ieșit în ogradă să se joace și, plimbându-se pe dinaintea cămării aceleia în care era închisă pasărea, iată că îl strigă ea la fereastră și arată un pistolaș de aur foarte frumos, zicând către dânsul: "Vin încoace, drăguțe, ia nu uită-te ce am eu." Văzând băiețelul frumusețea aceea de pistolaș, îi săltă numai inima de bucurie și a alergat la fereastră și a început ca un brudiu ce era să ceară de la pasăre pistolașul. Atunci i-a răspuns pasărea: "Bine, fătul meu, eu ți-l-oi da, dacă mi-i da și tu drumul de aici." Băiețelul, plin de bucurie că poate să capete pistolașul acela, îi zise: "Eu ți-aș da drumul, dar nu știu unde-s cheile de la cămară." Pasărea aceasta era năstrăvană și i-a spus să caute cheile sub căpătâiul tătânii său și le va afla sub perina a treia.
Băiețelul a dat iute fuga să caute cheile și, aflându-le, a descuiat ușa și a dat păsării drumul. Cum a ieșit ea, i-a dat băiețelului pistolașul și încă i-a mai zis: „Să ții bine minte, fătul meu, când ți-o fi ție greu vreodată, să cugeți numai la mine.” Și după aceea a zburat și s-a cam mai dus. Peste puțin timp, iată că vin și părinții băiețelului de la biserică acasă. El îi ieși voios și sărind înainte ca să-i arate pistolașul. Boierul socotea că i l-a dat cineva dintre învățații ce se adunară pe astăzi la dânsul. L-a luat în mână și îl privea cu mare plăcere, că era și foarte iscusit lucrat. Mai mergând ei așa tustrei prin livadă, întreabă tatăl său pe băiețel cine i-a dat pistolașul acela așa de frumos. „Pasărea cea din cămară”, răspunse iute băiețelul. „Da cum de ți l-a dat ea?” îl întrebă tatăl său speriat. Băiețelul i-a spus toate pe rând: cum a ieșit el afară să se joace, cum l-a chemat pasărea la fereastră de i-a arătat pistolul, cum i-a spus că i-l-ar da dacă îi va da drumul și cum i-a spus ea unde să caute și cheile și că el pe urmă i-a și dat drumul. Auzind tatăl său acestea, înlemnise, numai că nu știa ce să facă acum cu învățații chemați și cu fiul său, pentru că a dat drumul păsării, și s-a supărat foarte amar și a mers așa acasă. În ograda curții lui era acum plin de căruțe, de buci și de rădvane, încât nu se mai încăpeau cai în grajduri și învățați prin cămări, că se adunase o mulțime foarte mare de învățați, unii mai bătrâni, alții mai tineri, încât se afla de toată vârsta, de la 15 ani înainte. Văzând oaspeții pe boier că vine, i-au ieșit cu toții înainte de la o binevenit. Boierul le-a mulțumit frumos, dar s-a întristat și mai tare pentru rușinea lui, că ce să facă el acum cu mulțimea aceasta de oameni învățați care s-au adunat în zadar în casa lui. Văzându-l învățații așa de supărat și scârbit, l-au întrebat că de ce se întristează el așa de tare. Boierul, frib de rușine, le zice că le-o spune numai decât după masă. După ospăți, s-au adunat toți oaspeții într-o sală foarte mare, unde să stea la sfat și să le spună și boierul pricina întristăciunii sale. Șezând ei așa adunați la olaltă și petrecându-se tot în vorbe învățate, iată că sosește în mijlocul lor și boierul cu feciorul său de mână și le cuvântă așa: „Prea cinstită adunare, dumneavoastră ați înțeles din cărțile mele că am prins o pasăre foarte rară și frumoasă și că am dorit să-i știu numele ei. Așa este, eu am avut-o, dar astăzi, mergând cu cucoana mea la biserică, s-a jucat copilul acesta prin ogradă și, văzându-l pasărea aceea, l-a strigat la sine și i-a arătat pistolașul acesta, zicându-i că i l-a dăruit dacă i-a dat drumul. Copilul nu știa unde țin eu cheile de la cămară, dar pasărea se vede că era năzdrăvană, i-a spus și aceasta: copilul meu, ca un brudiu și plin de bucurie că va căpăta pistolașul, a luat și i-a dat drumul. Și iată, de aceasta sunt și eu așa de supărat și mai ales că v-am ostenit pe dumneavoastră degeaba până la mine. Vă spun că mie mi-e foarte rușine, cât nu știu ce să mă mai fac și cum să vă răsplătesc truda domniilor voastre. Dacă vă dau aici pe feciorul meu, judecați-l cum știți pentru dauna cea mare și pentru rușinea ce mi-a făcut-o, că eu mă-i supune totdeauna judecății domniilor voastre ca la judecata unor oameni prea învățați. Spuneți-mi, cu ce fel de pedeapsă să se pedepsească el?” Și zicând acestea, a lăsat pe copil în mijlocul lor să-l judece și el s-a dat într-o lăture. Auzind adunarea acest lucru, a strigat taică cu o gură că-i vrednic de pedeapsa cea mai grea, pentru că a dat drumul unei păsări atât de prețioase și rare și pentru rușinea și scârba cea mare ce i-a făcut-o el tătânii său. Unii ziceau să se pedepsească cu moartea prin împușcătură, iar alții prin apă, mai alții prin foc, și mai unii ziceau că prin temniță și foame. În scurt, mai fiecare spunea tot alt fel de pedeapsă. Dar un învățat bătrân stă deoparte și ascultă socotințile celorlalți și, după ce au gătit ei de vorbit, a pășit și el înainte și le-a zis:
După părerile domniilor voastre, s-ar cădea să moară copilul. Dar eu socot că nu se cuvine, pentru că el este un copil brudiu și singur la tată său. Și dacă l-am judecat spre moarte, poate că s-ar scârbi părinții lui încă și mai tare. Deci eu cuget că ar fi mai bine așa, să îi se dăruiască zilele și tată său să se îndure și să-i dăruiască 3 pungi de bani, căruță măcar cât de proastă și un vizitiu, și apoi să-i dea drumul prin lume ca să se întoarcă înapoi numai atunci când s-o întoarce și pasărea aceea căreia i-a dat el drumul. Acest sfat plăcut tuturora și-au hotărât ca să rămână așa. Încă înaintea tuturora a poruncit boierul unui argat să înhame 2 cai la un rădvan, iar fiului său i-a dat 3 pungi de bani și i-a zis: mai ia-ți încă un rând de haine din ale tale, pălăriuța pe cap și apoi te du încotro te-or duce ochii. Văzându-se băiețelul lepădat de părinții săi, scos din casa părintească și din tot binele, mai a leșinat de jale și a început a plânge și a striga și a se ruga fel și chip să nu-l izgonească, că ce va face el și încotro se va duce. Dar toate n-au ajutat la nimic. Judecata era rostită și nu se mai putea răsturna. El, dar, a trebuit să se pună numai decât în rădvan și să purceadă mai departe în lumea largă. Învățații adunați s-au împrăștiat cariși pe la casele și țările lor și boierul a rămas de acum singur acasă, zdrobit de scârbă atât pentru pierderea păsării, cât și pentru îndepărtarea băiețelului său. Călătorind copilul așa prin lume, se învoia din tâi foarte bine cu argatul, dar de la un timp încoace nu le mergea prea bine. Acesta prinsese o ură foarte mare asupra bietului copilaș și mai ales pentru că el era vizitiu și trebuia totdeauna să grijească și caii și să facă și toate acelea ce îi spunea copilul. Așa mergând ei odată, iată că vede băiatul o pană foarte frumoasă lângă drum și strigă pe vizitiu să stea și să se scoboare ca să-i aducă pana aceea, pentru că ar fi păcat ca o pană atât de frumoasă să rămână acolo jos. Dar argatului nu i-a plăcut aceasta nici de cum și numai mârâind s-a coborât de i-a adus-o și după aceea a început a mâna caii cât răsputea, că dacă va ajunge mai curând în pădurea de dinainte și să-i facă capătul cugetându-și. Ce, o scârnăvie de băiat să mă tot hănțăluiască și să-mi poruncească mie? Mai bine eu-i pune crucile în drum și apoi voi rămâne eu boier cu rădvan și cu cai și cu 3 pungi de bani. Cum a luat băiețelul pana aceea, îndată a și pus-o după ureche și pe loc stătea năzdrăvan că era o pană de la pasărea aceea căreia-i dăduse el drumul mai înainte. Acum, îndată, a și știut el ce cugetă vizitiul să facă cu dânsul. Mergând ei așa pe drum, zice băiețelul: știi tu ce-am socotit eu? Acela îi răspunde cam mânios: oi știi dacă mi-i spune. Eu am socotit să-ți dau ție o pungă de bani, că pentru mine sunt prea multe 3. Bine-ai socotit, cu conașule, zise vizitiul mai învoioșându-se puțin. Băiețelul ia și-i dă o pungă de bani. Acum cugeta acela în sine: no, așa e ceva alta. Ce, tu cu 3 pungi de bani și eu nici cu una? Deci, pentru că mi-ai dat și mie una, tot te iert cu asta dată. Copilul știa acum toate ce cugeta argatul. Se duc ei, se duc și se tot duc acum mai multe luni de zile tot înainte. Vizitiul trebuia, ca argat ce era, să grijească caii și să aducă stăpânului său toate cele trebuincioase. Văzând el că tot nu mai iese dintr-o ale sale, măcar că avea acum o pungă de bani, s-o coti în sine: tot îți eu prost, de ce trebuie să hărgățesc eu, om bătrân, pe scârnăvie de copil ca acesta, și să alerg eu atâta pe unde mă tot mână el? De ce să mă duc tot eu prin târg să cumpăr de mâncare și pentru dânsul și pentru cai? Oare n-ar fi mai bine să șed eu în fundul rădvanului și lui să-i dau cu ceva în cap și să mă curăț de dânsul? Și apoi încă ce? El tot tu? Tot tu cu mine? Dar lasă numai până mai înainte, că eu îi face eu capătul. Băiatul îndată a știut ce-și cugeta argatul și pentru că-l prinsese o frică cam mare, zise către dânsul: știi ceva, măi omule? Nu știu, croncăni el, dar o-i știi dacă mi-i spune.
Eu am chitit așa: să-mi zici de acum înainte tu și eu să-ți zic dumneata, și să-ți dau dumitale și aceste două pungi de bani ce mai am. Să mân eu caii și să-i grijesc, că eu-s mai tânăr și mi s-ar mai șede, iar dumneata să șezi acolo în fundul căruții, că tot ești acu bătrân. Tare bine ai chitit tu, măi băiete, răspunse acela săltând de bucurie. Așa mai place și mie. Și de aici înainte au fost băiatul vizitiu și argat, iar acela ședea ca un boier în fundul căruții și poruncea numai băiatului să-i aducă ba una, ba alta, că toate erau acum pe mâna lui. Călătorind ei așa mai vreo jumătate de an, iată că au ajuns la un împărat și au tras la dânsul ca să-l roage să-i primească și pe dânsi în țara lui și, dacă va vrea, și la curte ca argați. Împăratul i-a primit foarte bucuros. Văzând însă pe acel copil că vorbește atât de înțelept și că e așa de cumincior și de curățel, l-a luat la sine la curte să-l crească ca pe un copil al său, fiindcă și așa n-avea copii de parte bărbătească niciunul, ci numai o fiică, care era foarte frumoasă și pe care, de frica zmeilor, o ținea numai închisă într-un foișor întărit foarte bine. Pe argat însă l-a pus împăratul argat la cai, iarăși la acea mărie la care fusese el mai înainte. Acum nu era acesta mai mult boier, nu sta tot a porunci ca mai înainte, ci trebuia să facă toate trebile singur și să doarmă în grajd cu caii, pe când băiatul trăia la curtea împăratului, înconjurat de o mulțime de oameni învățați, poate mai bine decât și la tată său. Deci, văzându-se argat iarăși și pe băiat în binele cel mai mare la curtea împăratului, a început să-l pismuiască și să caute tot chipul, ca doară i-ar strica starea lui cea plăcută, cugetând în sine: ce, el să trăiască în bine și eu să fiu argat la cai? Tot am fost eu un tontălău, că să-l fi omorât atunci cum aveam de cuget, poate că ghiceam mai bine. Dar lasă că eu-i fac-o eu. El a socotit să spună împăratului că băiatul s-ar fi lăudat către dânsul că ar aduce calul smeului aceluia care le vrea să-i fure fata. Cum și-a propus, așa a și făcut. Deci, plimbându-se împăratul într-o zi pe lângă grajdul cailor, i-a ieșit argatul înainte și, închinându-i se cu mare plecăciune, i-a zis: luminate împărate, știi, măria ta, ce s-a lăudat băiatul acela către mine? Ce? Îl întrebă împăratul. Luminate împărate, el a zis că de-ar vrea ar aduce calul smeului aceluia care vrea să-ți tot fure fata măriei tale. Dar ce zici tu, măi argate? Ba zău așa, luminate împărate, așa s-a lăudat el către mine. Acum cugetă în sine: nu a lasă că i-am făcut eu una bună, nu s-a mai dezmierda el tot în bine. Auzind împăratul aceasta, s-a mirat foarte, ori de-a fi de la un copil așa de mic cu putință una ca aceasta, mai ales pentru că el îmbiase mai înainte pe mulți voinici spre aceea, dar niciunul nu s-a fost prins, nici chiar pentru făgăduința că cine ar face una ca aceasta, acela să aibă pe fiică sa de soție și împărăția toată ca zestre. Deci, după ce s-a întors împăratul în curte, a poruncit să aducă îndată pe băiat la sine și l-a întrebat ori de a zis el aceasta. Băiatul începuse a se dezvinui în tot chipul și a se lepăda că lui nici nu i-a pleznit prin cap una ca aceasta. Împăratul însă n-a vrut să-l creadă, ci i-a poruncit ca să-i aducă calul smeului numai decât că, de nu i-l aduce, apoi i-a sta capul unde îi stau acum tălpile. Auzind bietul băiat această poruncă aspră a împăratului, a început a plânge cu amar și a se căina. Ce să facă el acum și încotro s-o apuce? Văzând că acum ai pace de dânsul, s-a pornit să se ducă unde lor duce ochii. Mergând așa tânguindu-se, a ajuns într-o pădure. Aici a fost slăbit de picioare într-atâta cât nu mai putea să meargă. Ce să facă el? Ar fi poposit, dar se temea tare să nu dea vreo fiară peste dânsul și să-l crâmpoțească. Dar cu toată frica, tot s-a pus o leacă pe un copac care căzuse lângă drum și a început aici iarăși a plânge și a se căina. Vai de mine și de mine, ce timpuri am ajuns și eu!
Ia, să nu fi dat eu drumul păsării aceleia, ce aș avea să umblu eu acum pe aici. Aducându-și el aminte de pasăre, și-a adus aminte și de cuvintele ei, ca să cugete numai la voinicul florilor, ca așa se chema pasărea aceea, când a fi la un greu. Cum nu mai a cugetat la dânsa, iată și voinicul florilor lângă el și îl întreabă: „Dar de ce plângi, dragul meu?” „Da cum noi plânge?” îi răspunse el cu jale. „Că iată ce-am pățit eu și la ce vremi grele am ajuns.” Și apoi ea și-i spune toate câte s-au întâmplat cu dânsul de la început până acum. Voinicul florilor i-a zis: „Nu o te teme, fătul meu, că eu sunt lângă tine. Prinde-te numai de grumajii mei și te ține bine.” Atunci s-a dat voinicul florilor peste cap și s-a făcut pasăre. Băiatul s-a prins de grumajii ei și ea a zburat cu dânsul până la fetele soarelui și l-a lăsat la dânsele, zicându-i să-l aștepte aici până ce s-a întoarce îndărât. Voinicul florilor s-a luat și s-a dus la smeu să-i fure calul, care era închis într-un grajd foarte tare și bun, încât nu era nimeni în stare să-l deschidă, fiindcă smeul îl încuia pe dinăuntru și cheile le lăsa acolo într-un cui. Cum a sosit el noaptea acolo, s-a dat peste cap de 3 ori, de s-a făcut muscă și, intrând în grajd, s-a ascuns acolo într-o crăpăturică. Smeul și-a grijit calul și s-a dus după aceea la culcare. Cum nu mai adormise smeul, a ieșit voinicul florilor din crăpăturică, s-a dat peste cap și s-a făcut om și a pus mâna pe cal. Dar calul, unde n-a nechezat odată, cât s-au răsunat toate pădurile de prin prejur, pentru că el făcea totdeauna așa când punea altul mâna pe dânsul. Atunci sare smeul înspăimântat din somn, aprinde făcliile și fuga la grajd să vadă cine umblă la cal. Intrând în grajd, n-a aflat pe nimeni, pentru că voinicul florilor se făcuse iarăși muscă și se vârâse în crăpăturică. Smeul a cercat toate unghierele de amărunțelul și, nedând de nimeni, s-a mirat foarte ce să fie aceasta și apoi s-a dus iarăși la culcare. Abia adormise bietul smeu și voinicul florilor pune iară ca mai înainte mâna pe cal. Calul nechează încă și mai cumplit decât întâi. Atunci a sărit smeul ca fript drept în picioare, de-a dat fuga la graj să vadă ce este. Dar și acum n-a aflat pe nimeni, pentru că voinicul florilor se ascunsese iară ca muscă în crăpăturică, măcar că zmeul a cercat toate unghierele și mai de amăruntul, încât nu rămăsese nici pai care să nu-l fi urnit el din loc. Pe urmă a mai șters calul, socotind că poate nu-i grijit cum se cade și de aceea nechează. Și apoi s-a dus iarăși la culcat. Dar și acum abia a fost ațipit când calul a nechezat încă mai vârtos și mai înfiorător. Atunci a sărit smeul mânios din pat, a apucat un harabnic și s-a dus în grajd. Și acum a încercat tot paiul de amărunțelul și, neaflând pe nimeni, s-a apucat de-a bătut calul cumplit, tot suduindu-l și blestemându-l cum îi venea la gură, că de ce îl stârnește de atâtea ori din somn, că doar nu-i voinicul florilor pe aici. Bietul cal a suferit numai degeaba o sfântă de bătaie, dar și pentru aceasta și-a cugetat el: „Ei bine, lasă, că de-a venit de acum cineva, nu-i striga mai mult, ci m-o-i lăsa luat de oricine.” Cum s-a îndepărtat smeul, a și ieșit musca din crăpăturică, s-a dat peste cap și s-a făcut voinic. După aceea a pus mâna pe cal, dar calul a tăcut molcum, n-a mai nechezat. El a deschis grajdul, l-a scos afară și a încălecat și s-a cam mai dus cu dânsul până la băiat la fetele soarelui. Aici i-a dat băiatului calul în mână, zicându-i să-l țină bine de frâu ca să nu-l scape, că zbura calul numai prin aer mergând. Fetele soarelui i-au mai dăruit o coroană foarte mândră cu luceafărul în frunte și încolo înfrumusețată cu stele, spunându-i ca să-i odeie fetei împăratului, dacă va cer-o de la dânsul când va trece el zburând pe la foișorul ei. Băiatul și-a luat ziua bună de la toți și a zburat spre casă. Cât clipește așa a ajuns la curtea împăratului și, trecând pe lângă foișor, îl văzu fata împăratului și a cerut coroana de la dânsul. El i-a și dat-o îndată, și după aceea a intrat la împăratul de a dat calul în mână. Văzându-l, împăratul s-a bucurat foarte
și de acum înainte a început să-l aibă mai drag și să-l țină și mai bine. În grajdul împăratului se afla acum cu un cal mai mult. Acestuia îi trebuia mai multă căutare decât la toți ceilalți cai. Deci argatul nu o ghici bine cu sfatul ce-l dăduse împăratului. El își făcuse numai o steneală mai multă și trudă mai mare, fără ca să fi stricat băiatului nici câtui negru sub unghie. Ba dimpotrivă, el avea acum la împăratul mult mai mare trecere și căutare. Nimeni la curte nu era așa de drag ca acest băiat. Tocmai aceasta îl rodea pe argat la inimă și îl făcea să nu doarmă nopți întregi, tot chipzuind la rele asupra băiatului. Argatul nu știa ce să facă să se curățească de băiat. Tot cugetând el așa, a dat de una și mai bună decât cea mai dinainte. Netrecând nici jumătate de an, a început iarăși argatul să clevetească pe băiat înaintea împăratului, când se plimba odată pe dinaintea grajdului cu caii, zicându-i: Luminate împărate, când ai ști măria ta că ce s-a mai lăudat băiatul acela către mine... Ce măi? Luminate împărate, el a zis că dacă ar vrea, ar putea aduce și șaua calului. Prin aceasta cugeta argatul să-l prăpădească, socotind că acum îl aprinde smeul, fiindcă s-a păzit mai bine decât înainte. Șaua aceasta avea însușirea aceea că, de se punea cineva pe dânsa, i-al ducea prin aer unde nu mai cugeta el. Împăratul a crezut și acum argatului și, mergând în curte, a chemat pe băiat la sine și i-a zis: Iată ce mi-a descoperit argatul, că tu ai putea aduce și șaua calului numai dacă ai vrea. Băiatul a început a se dezvinui, a se jura și a zice că lui nici în cap nu i-a venit aceasta, nu tocmai să fi zis către argat vreodată. Împăratul nu l-a crezut nici decât, ci i-a poruncit să-i o aducă, că de nu i-a aduce-o, apoi i-a sta capul unde-i stau tălpile. Bietul băiat n-a avut încotro, a trebuit să meargă. S-a dus iarăși până în pădurea aceea și s-a pus pe copacul acela și a început a se văita și a plânge socotind în sine: Că acum nu mi-a mai ajutat voinicul florilor, că mi-a mai ajutat odată și m-a scos de la greu. Cum a cugetat la dânsul, iată-l și voinicul florilor de față și-l întreabă: De ce plângi tu, drăguțe? Da cum n-o-i plânge și cum nu m-o-i văita, că iată ce mi-a poruncit împăratul să-i aduc și șaua calului zmeului. Voinicul florilor a mângâiat pe băiat, zicându-i să n-aibă frică de nimic, că el nu i-a uitat binele ce i l-a făcut când l-a scăpat din închisoare și că el știe că toate acestea le pătimește numai pentru dânsul, dar și el a căutat să-l scape de la toate relele. Apoi l-a dus iarăși la fetele soarelui și el singur a mers după șala zmeu ca să-i o fure. Cu acele mijloace ca și întâiași dată, i-a furat zmeului șaua și a venit cu dânsa la fetele soarelui de i-a dat-o băiatului să o ducă împăratului. Fetele soarelui i-au dăruit și acum o coroană foarte frumoasă, cu luna în frunte, cu luceferii amândoi în umeri și încolo împodobită cu stele, zicându-i: Dar cer o fata împăratului când vei trece pe lângă foișorul ei, tu să-i o dai. Cum s-a pus băiatul pe șa, în clipă a și fost la curtea împăratului. Când a trecut pe lângă foișor, l-a zărit fata împăratului cu coroana cea atât de frumoasă și strălucită și i-a cerut-o. El i-a dat-o îndată. După aceea, a intrat la împăratul în curte și a închinat șaua. Împăratul s-a bucurat foarte pentru odorul acesta și îl ținea acum și mai bine pe băiat și îl iubea și mai tare. Dar argatul să crape nu alta de ciudă și de urgie asupra băietanului. Acum a căutat iar în tot felul să-l bage în alt necaz și mai mare, că nu putea privi cu ochi buni starea cea fericită a băietanului și a răbda necazurile și nevoile sale ce-l înconjurau din toate părțile. Așadar, socotia argatul că dacă va spune împăratului că ar fi zis băiatul către dânsul că va aduce și pe zmeu singur, prins și ferecat, apoi de bună seamă nu se va mai întoarce îndărât, căci își gândi el în sine: Pe cal l-a adus el cum l-a adus și șaua a furat-o el cum a furat-o, dar pe zmeu știu că nu l-o mai aduce, pentru că un om pământean nu o poate să învingă niciodată pe un zmeu. Deci,
Plimbându-se odată împăratul pe dinaintea grajdului cu caii, i-a ieșit argatul înainte și i-a zis: Luminate împărate, eu nu știu cât își încrede băiatul acela. El iarăși s-a lăudat către mine că ar aduce măriei tale chiar pe zmeu, prins și ferecat, numai dacă ar vrea. Împăratul a crezut și astădată vorba argatului, mai ales când cugetă că, de va avea pe zmeu prins și ferecat, n-a mai fi nevoit să-și țină fata închisă, ci va putea trăi și ea ca alte femei pe lume, fără pază și fără frică de oameni răi. Deci a poruncit băiatului să-i aducă zmeul, că de nu, apoi știe el acum ce are să pățească. Auzind băiatul aceasta, a început a plânge și a suspina că nu mai cugeta să scape și de această nevoie. El socotea că de celelalte două a scăpat, dar acum a fi pace de dânsul. Mai mor de frică și de întristare s-a pornit văicărindu-se la drum. După ce a ajuns la copacul acela în pădure, s-a pus pe el să poposească puțin și și-a adus iarăși aminte de voinicul florilor. Cum nu mai a cugetat la dânsul, iată și el de față și îl întreabă: Ce plângi, fătul meu? Băiatul i-a răspuns: Cum noi plânge că iată ce mi-a poruncit împăratul, că dacă nu i-o aduce pe zmeu prins și ferecat, mi-a stat capul unde-mi stau tălpile. Auzind voinicul florilor aceasta, i-a zis: La mare lucru te-au băgat, fătul meu, dar tot l-o prinde. După aceea a dus pe băiat iarăși la fetele soarelui și l-a rugat să-l mai țină până ce a venit el. De aici s-a dus voinicul florilor până în pădurea zmeului. Acolo s-a dat peste cap și s-a făcut un moșuc mititel, mititel, dar bătrân, bătrân și cu un ciocan mare în mână. Cu acesta lovea când într-un copac, când în altul, de răsuna toată pădurea. Auzind zmeul vuietul acesta, s-a dus să vadă cine boncănește acolo și, aflând pe moșucul acesta, l-a întrebat că ce caută pe acolo într-o pustietate așa de mare. Atunci i-a răspuns moșucul zicând: Ia, caut eu care lemn ar fi mai tare ca să fac un poloboc și să prind pe voinicul florilor întrânsul, că multe fapte rele mi-a mai făcut el până acum, dar nu pot afla niciun lemn destul de tare. Auzind zmeul aceste cuvinte, îi zice: Și eu am multe pe inimă împotriva lui, că și pe mine m-a prădat și tare aș dori ca să-l pot prinde, însă nu știu cum. Dar pentru că dumneata ești bodnariu și voiești să-l prinzi, apoi ți-o-i ajuta și eu. Vină numai la mine și eu ți-o-i da și doage de lemn tare și cercuri de fier, ca doar ai face un lucru de treabă și să mi-l poți prinde mai lesne. Moșneguțului i-a părut foarte bine că e așa de aproape de ținta sa și a mers cu zmeul acasă la dânsul. Aici a făcut îndată polobocul, l-a înfundat de un capăt și l-a cercuit bine, cerc lângă cerc, și după aceea a zis către zmeu: Polobocul e gata, dar eu nu știu, ori de nu se vede ceva printre doage, și ori de ar ține cercurile acestea, că voinicul florilor e voinic foarte mare și de l-o-i prinde întrânsul și de a sări cu el până în nori și de s-a izbi de acolo jos, nu știu, ori de n-or plezni cercurile. Deci ar fi bine să te bași dumneata în lăuntru, că ești mai tare și vezi și mai bine decât mine. Și astupându-l eu de celălalt capăt, apoi mi-i spune ori de nu-i vreo crăpătură întrânsul pe care s-o astup și după aceea vei sări cu dânsul în sus și te vei lăsa jos ca să cercăm, ori de n-a plezni vreun cerc și după aceea ți-o-i da drumul și o mă-i duce cu polobocul să prind pe voinicul florilor. Zmeul s-a prins bucuros de toate și s-a băgat în lăuntru. Moșneguțul a astupat polobocul și de ce stă la alt capăt și apoi a întrebat pe zmeu ori de nu se zărește nimică. Zmeul i-a spus că printre cutări doage se vede puțin. Moșucul ia și astupă acea crăpăturică bine și apoi l-a mai întrebat iarăși ori de nu se mai vede pe undeva. Zmeul i-a răspuns că nu. După aceea i-a zis să sară în sus și să se izbească de pământ ca să cerce ori de n-or plezni cercurile. Când s-a urcat zmeul în înaltul cerului, abia tocmai a doua zi seara a picat jos
și atunci au pleznit vreo 5 cercuri. Moșucul a luat și a pus altele și mai bine în locul acestora și l-a întrebat ori de nu se vede și acum nimică. Zmeul i-a răspuns că nu. După aceea i-a zis să mai sară încă o dată în sus. Zmeul a sărit și tocmai a treia zi a picat jos și au pleznit 2 cercuri. Și pe acestea le-a schimbat moșneguțul cu altele și mai tari și i-a zis să mai sară încă o dată. Când s-a aruncat zmeul în înaltul cerului, a picat jos abia tocmai la săptămână. Acum n-a pleznit niciun cerc. Moșucul l-a întrebat ori de nu se vede nici acum nimică. Zmeul i-a răspuns că nu și după aceea a zis să-i dea drumul. Atunci i-a răspuns moșneguțul: Hei, zmeule, ți-a fi bine și acolo că eu-s voinicul florilor și că polobocul acesta l-am făcut bun numai pentru tine. Zmeul a încremenit numai în poloboc văzându-se așa scos din minte și amăgit. Voinicul florilor l-a înhățat în data mare în spate și a zburat cu dânsul la fetele soarelui de i-l-a dat băiatului. Fetele soarelui au mai fost găsit și altă coroană, încă mai mândră decât celelalte două. Ca acum soarele era în frunte, luna în piept, luceferii în umeri și încolo înfrumusețată cu toate stelele. Când au dăruit-o băiatului, i-au zis ca să-i odeie și aceasta fetei împăratului când a trece pe lângă foișorul ei, numai dacă a cer-o. Băiatul și-a luat ziua bună de la fetele soarelui și de la voinicul florilor, mulțumindu-le frumos pentru binele ce i-au făcut și pentru darurile ce i le-au dat și punând pe zmeu în spate, a și împânat-o la împăratul. Trecând și acum pe lângă foișor, l-a văzut fata împăratului și i-a cerut coroana. El i-a dat-o bucuros și după aceea a închinat împăratului zmeul. Împăratul n-a știut ce să facă de bucurie, văzându-se acum ascutit de toată grija și pe băietanul acesta atât de voinic. Îndată a scos pe fiică sa din foișor și a măritat-o după dânsul, dându-i și toată împărăția. Băietanul nu s-a îndepărtat de la un lucru ca acesta și a primit cu plăcere mâna fetei împăratului și s-a cununat cu dânsa. Nunta a fost una dintre cele mai strălucite, chiar și eu m-am întâmplat la dânsa, dar am pățit o poznă. Ospătând la masă, poate prea lacom, că eram cam flămând, rodeam la un picioruș de rață și, nebăgând de seamă, pentru că tocmai atunci se închina în sănătatea mirelui și a miresei, am înghițit repede în bucătura cu un ciocănel care le mi-a rămas în gât de se cunoaște până acum. De nu-mi credeți, i-am poftim de împipăit și vedeți că a ieșit puțin în afară. Tinerii au viețuit de acum înainte mulți ani buni și fericiți în toată liniștea și pacea și de n-au murit cumva, apoi de bună seamă că trăiesc și acum. Iar eu m-am încălecat pe un pai de secară și, cum vedeți, v-am spus o poveste în astă seară. Vizor, Craiul Șerpilor, de Ioan Pop Reteganul. A fost odată ca niciodată. A fost odată 3 păcurari la o stână. Într-o seară, mulgând oile la strungă, auziră la o depărtare o strigătură puternică. Toți se cutremurară. Păcurarul cel mai tânăr, numit Petru, zise: Eu mă duc într-acolo să văd ce poate să fie. Ba, tu nu te duce, mai bine ieși locului, căci cine știe ce va fi acolo, ziseră ceilalți doi. Ba, mă duc. Bine, bine, răspunseră ceilalți, dar dacă ți se va întâmpla ceva, tu vei vedea, eu voi vedea. Atunci își luă ciomagul cel mare, cu jocul în spate și plecă într-acolo unde auzise strigarea. Iată, într-o vale, văzu un șarpe uriaș de mare cu un cerb în gură pe care nu-l putea înghiți din pricina coarnelor celor mari cu care era împodobit cerbul. Se aflau amândoi în așa stare încât nici cerbul nu se putea mișca, nici șarpele. Cum se apropie Petru, cerbul zise: Hai, fii bun, păcurarule, omoară șarpele acesta, că vrea să mă mănânce și-mi scapă viața,
că doar și eu îți voi fi bun de ceva. Șarpele zise: Hai, păcurarule, fă bine, taie coarnele cerbului ca să-l pot înghiți, că-ți voi da ceea ce cer tu. Petru se cugetă și în urmă zise: Mai bine voi ajuta șarpelui să înghită cerbul, căci îmi va da tot ce cer eu, decât să ajut cerbului care, cine știe, poate-mi fi de ajutor orba. Deci se duse, lovi cu ciomagul coarnele cerbului care și picară și făcu de șarpele îl putu înghiți. După ce se linse pe buze de dulceața și grăsimea ce fu în cerb, șarpele zise: Văd acum că ești om de treabă, căci mi-ai făcut mult bine. Una, că m-ai mântuit de moarte, a doua, mi-ai ajutat să mănânc cerbul. Deci, precum ți-am făgăduit, îți voi și da ce vei cere de la mine. Să știi că pe mine mă cheamă Vizor, Craiul Șerpilor, și fiindcă am ceva de lucru, nu pot să vin acasă cu tine. Dar te duc pe aici încolo, vei întâlni pe păstorii mei, de la care vei întreba de mine. Pe când vei ajunge acasă, eu încă voi fi acolo și vei vedea cât de mulțumitor sunt. Petru plecă deci pe calea arătată de șarpe și nu mult merse până ce se și întâlni cu stăvarul. Bună seara, stăvarule! Să fii sănătos, voinicule! Dar unde mergi? Merg la Vizor, Craiul Șerpilor, și nu știu unde șade. N-ai face bine să-mi arăți? Cum nu? Du-te pe aici colo, că-l vei vedea pe văcar care-ți va spune. Merse mai departe și se întâlni cu văcarul, căruia îi zise: Bună seara! Să fii sănătos! Unde șade Vizor, Craiul Șerpilor? Du-te numai pe aici încolo, că-i vedea pe păcurarul lui care-ți va spune. Merse mai încolo și se întâlni cu păcurarul către care grăi: Bună seara! Să dea Dumnezeu bine! Fii bun, spune-mi unde șade Vizor, Craiul Șerpilor. Apucă numai pe calea aceasta, că-și vei afla pe porcar pe acela să-l întrebi. Nu mult merse și se întâlni cu porcarul, către care zise: Bună seara! Bună să-ți fie inima! Unde șade Vizor, Craiul Șerpilor? Nu o șade departe, numai aici, la vreo 30 de pași, este o gaură în pământ, sloboade-te pe ea înăuntru, căci acolo e el. Dar ce ai cu Vizor, Craiul Șerpilor? Ia uite, frate, începu Petru, i-am făcut un bine, căci dacă vream, îl puteam omorâ. Iar el, văzând fapta mea, zise că îmi dă tot ce voi cere, numai să vin la el, mi-a și arătat calea și iată că am venit. Nu știu ce să cer de la el. Fii bun dacă știi, dă-mi unele îndrumări să știu ce să fac, îți voi fi mulțumitor. Cum nu? Bucuros, frate, că-și trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Despre stăpânul pot să spun că e foarte bun la inimă. Poți să știi că ce ți-a făgăduit îți și dă. Grijește numai ce ceri. Are în chilie mult aur, argint și pietre scumpe. Acele și jumătate, dacă le vei cere, ți le va da. Eu însă îți zic alta. El are numai o fată, care e foarte frumoasă. Cugeți că e ruptă din soare. Apoi, de bună, e ca o bucată de pâine albă. De câte ori vine cineva pe la el, o face șerpoaie și o bagă într-o lădiță urâtă de lângă ușă, vrând să o ascundă, ca nu cumva să o ceară cineva și apoi să rămână fără ea, căci este foarte dragă. Mai bine ți-ar fi ție dacă te-ai folosit de prilejul acesta și ai cere lădița, căci atunci, fiindu-i tu ginere, toată blaga lui va fi a ta. Altminterea, fă ce vrei. Numai de una te rog. Dacă nu vrei să mă asculți, gândește-te că eu ți-am vrut binele și să nu mă spui la Vizor, Craiul Șerpilor, că ce ți-am descoperit, căci atunci e capăt de mine. Îți mulțumesc de sfatul ce mi l-ai dat și voi cere să văd dacă îmi dă lădița, de care îmi pomenești tu, zise Petru. De bună seamă ți-o dă, dacă vei zice că altceva nu primești. Învățat de porcar, plecă Petru către locul arătat până ajunse la o groapă în pământ. Aci nu știa ce să facă, să se lase în jos sau să aștepte până va veni șarpele sus. Nu trebuie să aștepte mult, căci șarpele, auzind ceva pași străini, își ridică capul sus și zise: Intră, păcurarule, fără nicio frică! Atunci se slobozi înăuntru și intră în o casă foarte frumoasă. De aci îl duse șarpele în o altă casă plină cu aur, argint, diamanturi și alte pietre scumpe pe care le arătă una câte una. Apoi
Când gătă, zise: Vezi, dragul meu, câtă blagă am eu. Cere cât poftești, căci pentru binefacerea ta nu îmi pare rău după ele. Ce-ți trebuie? Aur, argint, diamant, ori alte pietre scumpe? Sau vrei să-ți dau din toate câte ceva ca să te fac de acum înainte avut? Ba, eu nu poftesc de aceste, îi răspunse Petru. De bogăție n-am trebuință, căci până am aceste două mâini, nu mi-e frică de sărăcie. Te rog însă să-mi dai lădița aceasta mică de după ușă, căci de când am intrat aici, ochii tot pe ea i-am ținut. Ce vrei tu să faci cu această lădiță? Zise șarpele plin de mirare. Nu-i poți lua tu niciun folos. Am găsit-o eu de mult și am pus-o aici. Ia tu mai bine ce-ți dau eu ca să fii fericit pe toată viața ta. Dacă nu-mi dai lădița aceea, atunci nu o primesc nimic. Ia privește ce-i aici în lădiță, zise șarpele mânios. Uită-te, că e un pui de șarpe. L-am găsit eu odată înghețat pe cale și l-am adus pentru ca să-l cresc. Tocmai pentru aceea te rog să mi-l dai mie, zise Petru, căci îl voi crește eu. Toată viața mea am dorit să am unul. Bine, eu îți dau lădița. Ia-o și să fii sănătos. Înainte de a pleca însă, îi așternu masa și-i puse de mâncare și de băutură, dar de spus nu i-a spus că cei șarpele din lădiță, cugetând că doar se va lăsa de cugetul de a lua lădița, dacă nu acum, de bună seamă mai târziu, când i se va urâ cu șarpele. Plecă păcurarul cu lădița, însă nu la stână, ci acasă, unde avea numai o mamă bătrână. Ce să caute el cu fata lui Vizor, craiul șerpilor, la stână? Să-i o fure alții? Ba, el merse acasă să se facă gazdă de casă și de nevastă. Ajungând acasă, spuse mamei sale prin câte a umblat și de ce n-a mai stat la stână. Ceru de mâncare și pentru el și pentru șarpe. El, fiindcă era într-o miercuri, mâncă niște castraveți acri, iar șarpelui îi dete pe un taler lapte. După ce mâncă șarpele tot laptele, se sculă din lădiță, se dete de trei ori peste cap și se făcu o nevastă frumoasă care n-avea seamăn pe lume. Nu era în alt fel decât chip îngeresc. Oriși cine ar fi flămânzit, ba nu și-ar fi adus aminte de foame nici când uitându-se la ea. Petru, cum o văzu, înmărmuri de frică, temându-se că-l va părăsi. În urmă, prinse inimă și zise: Nu cumva voiești să mă lași? Ba nu te las, dragă Petre, zise ea venind la el și sărutându-l. Cum să te las? Crede că nu-ți va părea rău că m-ai cerut de la tata. Se îmbrățișară și se sărutară ca doi noi căsătoriți. Într-un târziu, nevasta zise: Să ne mai lăsăm de jucate, să ne apucăm și la lucrate. Iute aduse apă, făcu foc, spălă rufele, vasele, curăți în casă, adică făcu tot ce trebuie la o găzdoaie bună. Dar așa de iute făcea, așa de iute îi umbla pristenul, încât mama lui Petru n-avea timp să se mire în destul, iar Petru sta înmărmurit fără răsuflare, nesăturându-se de a se uita la ea. Mai îndeseară, făcu de cină, apoi mâncară, după aceea își mai petrecură cum își petrec tinerii. Mai târziu făcu patul, după aceea iar îmbrăcă pielea de șarpe și se băgă în lădiță. Tot așa se întâmplă și în ziua a doua, a treia și așa mai departe, în timp de o săptămână. Atunci bătrâna, mama lui Petru, se duse la moașa ei și zise: Uite, moașă, ce-i cu nevasta care o aduse feciorul. Nu-i nevastă ca toate nevestele. De bărbată e bărbată ca focul și nu-i pot băga altă vină decât... Și-i spuse tot ce avea de spus. O, draga mea, răspunse moașa, nu e lucru mare. Se poate îndrepta. Ia ascultă cum. Du-te acasă, pune țestul de copt mălai pe foc să se înfierbânte și hurduie vasele, ca să audă ea că trebuie apă. Iar când se va duce după apă, tu apucă pielea ei de șarpe și o aruncă în foc. Așa și făcu baba. Se duse acasă, făcu foc bun, puse țestul pe el, încât se roși de fierbințeală, apoi hurdui vasele, dând semn că nu este apă în ele. Nevasta era în pielea de șarpe în lădiță, că Petru nu era acasă să-și petreacă cu el. Cum auzi hurduitura, hop, iute sări din lădiță și se duse după apă la fântână. Gazda fântânii făcuse chiar un ospăț și atunci toți țiganii erau cu cetereele în ocol și cântau, iar unii flăcăi jucau.
O cerură și pe ea la joc și se și duse, dar numai la un singur joc, nemai vrând să rămână, că știa că acasă nu ia apă. Când ajunse însă acasă, dă să se îmbrace, dar nu-și găsește pielea. Întreabă pe mumă sa. Baba atunci zise: să mă ierți, draga mea, că eu n-am văzut. Am măturat casa și noi vinerea, când măturăm casele, trebuie să aruncăm gunoiul în foc, căci așa e bine. Cum am făcut, cum n-am făcut, destul că din negrijă am băgat și pielea ta în foc. Dar acum mai lasă-te și fără piele de șarpe, căci n-ai lipsă de ea. Destul ești de frumoasă ca nevastă. Lasă să se fălească Petre al meu cu tine. N-a avut ce face nevasta lui Petru, căci ca o muiere cu minte ce era, trebuia să se supună soacrei sale și să nu cârtească contra ei. Se mai puse la lucru până în seară, când veni bărbatul său. Atunci merse în grădină și începu a plânge, dar văzu că nici plânsul nu-i folosește la nimic. Plecă dar către locuința tată său și spuse tată său ce-a făcut soacră sa cu pielea ei și că acum nu se mai poate ascunde noaptea în lădiță. N-am ce-ți face, îi răspunse tată său. Așa e soarta, să fii nevasta lui Petru. Du-te la el și ascultă de el și de mumă sa. Nu-ți fie rușine că e sărac, căci, precum văd, e copil harnic și frumos. Haid, să nici nu știe că ai fost la mine. Altădată puteți veni amândoi. Mângâiată, se duse acasă și, întrebând-o Petru că unde a fost, i-a răspunse: am fost în grădină după porci, dar porcii au apucat-o la fugă și așa am întârziat atâta. Dimineața, până a nu se face ziua, veni poruncă de la domni să meargă la lucru, că era și atunci o băgie. Fiindcă Petru a avut alte lucruri pe acasă, se duse nevasta lui la domni și se puse în rând cu alți lucrători, dar pe toți îi întrecea, atât în istețime, cât și după bunețea lucrului. Domnul neîncetat se uitase la nevasta lui Petru, care îi căzuse la inimă și-și puse în gând că ori și cum să piardă pe Petru, iar nevasta apoi s-o ia el. Seara, când fu gata lucrul, domnul zise: nevasta lui Petru să vină încoace. Poruncește, măria ta, aici sunt, răspunse ea. Spune-i lui Petru că mâine dimineață să fie aici în curte. Ai înțeles, orba? Înțeles și-i voi spune. Când fu cealaltă zi pe la prânz, Petru era în curte. Știi, Petre, pentru ce te-am chemat? Îl întrebă domnul. Știu de-mi vei spune, răspunse Petru. Ascultă, dar, vezi colo înaintea casei mele două stoguri mari de grâu? Văd, măria ta. Până dimineață tot să fie îmblătit, fără ca să strici stogurile. Grâul să fie tot grămadă și tot din grâul acela pe mâine la prânz să mănânc pită. M-ai înțeles, măi? Te-am înțeles, dar e cu neputință să și fac ceea ce-mi poruncești. Cu putință ori cu neputință, asta e treaba ta. Dacă vei împlini, bine de bine. Dacă nu, capul nu-ți va sta unde stă acum, ci sub picioarele mele. Acum, cară-te! Petru ieși și, plângând, veni până acasă, unde se trânti supărat pe un pat. Nevastă sa, văzându-l supărat, veni la el și îl întrebă: ce ți-a zis domnul? Atunci, tot plângând, spuse: ia ca rămâi fără mine. Cum? Îl întrebă ea din nou îngrijată. Iată cum și iac acum. Și-i spuse tot ce a vorbit cu domnul. Nu te teme de nimic, Petre, îi zise ea. Hai să mâncăm și să bem, că-și te scapă tata de acolo. Se puseră la mâncare și beutură până seara. Atunci plecă Petru la socrul său. Ce-i, Petre? Îl întrebă acela văzându-l. E rău, tată, răspunse Petru supărat. Doar nu ți-e pe plac nevasta? Ba, aș păcătui de moarte dacă o aș învinui numai cât e negru sub unghie. Sunt foarte mulțumit cu ea, ba sunt cel mai fericit între ceilalți oameni. Dar năcaz mă mănâncă. Sunteți săraci? Ba nu, suntem foarte mulțumiți. Numai sănătate mai cerem. Lucrând cu mâinile noastre, nu ni se dedă la averea nimănui, fie cât de mare. Spune-mi, dar iute, ce ți este de ești supărat? Am dat de un mare năcaz. Domnul nostru ne-a chemat ieri la lucru, iar eu, având alte cele pe acasă, mi-am trimis nevasta, care, când a venit seara de la lucru, mi-a adus porunca să mă duc eu azi dimineața acolo. Și nu te-ai dus? Ba, m-am dus, tată, și mi-a poruncit că până mâine dimineață stogurile lui cele mari de grâu să le îmblătesc, fără ca să sparg stogurile.
grâul să-l fac grămadă în șură, iar din el tot la noapte să-i și coc pâine să mănânce dimineață. Dacă i-am spus că nu-i voi putea împlini porunca, mi-a răspuns că aceea e treaba mea. Numai dacă nu voi face ce mi-a poruncit, nu-mi va sta capul unde-mi stă acum, ci sub picioarele lui. Numai atâta? Numai. Pentru aceea ești tu supărat? Cum să nu fiu supărat, căci mi-e frică să nu pot împlini porunca și atunci nevasta mea rămâne fără mine. Pentru aceea am venit să te rog să mă ajuți, cum mă vei ajuta să scap de pacostea aceasta care chiar din senin veni peste capul meu. Voi cerca să văd. Da, fii bun, tată, scoate-mă, ai milă de mine. Nu o te teme, că te scot eu. Până atunci, haide să gustăm ceva de cină. Se puseră amândoi la cină, mâncară, beură și-și petrecură domnește. Când fură gata cu cina, Vizor ieși afară și pocni cu un biciu de foc în patru laturi ale lumii, la care atâția smei veniră câtă frunză și câtă iarbă. Tot veneau și nu mai încetau. Într-un târziu, Vizor, craiul șerpilor, zise: unde sunt ceilalți? Vin toți pe rând. Vedeți pe omul acesta? Vedem. Să mergeți cu el unde vă va duce. Acolo să vă faceți toți șoareci și să scoateți toate boabele de grâu din stogurile care vi le va arăta el, să le faceți grămadă în șură, o parte din el să-l măcinați, să-l cerneți și să faceți pâine. Până s-a zărit de ziua, tot să fie gata, căci de nu, capul nu vă va sta unde e acum, ci sub picioarele mele. Ați auzit? Auzit, drag stăpânul nostru. Mergeți și faceți ce v-am zis. Merseră cu toții la stogurile domnului, se făcură toți șoareci, dar atâția șoareci erau, încât din două stoguri mari, abia s-a ajuns la fiecare câte o boabă de grâu. Făcură un mare vraf de grâu în șură, unii au măcinat, au cernut și copt, așa că, după miezul nopții, pâinea a fost gata, când le-a spus Petru zmeilor să meargă acasă. Dimineața, când răsări soarele, Petru se duse în sus cu pâinea coaptă. Plin de bucurie cum era, fiindcă domnul nu s-a fost sculat încă, l-a sculat el, i-a dat pâinea și a arătat vravul de grâu în șură și stogurile nesparte. Bine, Petre, îi răspunse domnul, ești copil harnic, pentru aceea ești vrednic de oareceva. Ia-mi strigă servitorii mei să vină. Petru îi chemă și veniră vreo 10 servitori, neștiind ce poruncă nouă au să capete. Petru acesta e om vrednic, început domnul. E vrednic, măria ta, căci am văzut ce a lucrat. Ascultați, e om vrednic și pentru lucrul ce a făcut astă noapte, să-i dați 25 de nuiele. Iată aici, să văd. Mirați de astăzi strașnică poruncă, nu știau ce să facă, ci se uitau unul la altul. Mai tare se mira însă Petru, căci el avea să primească acea răsplată. Văzând servitorii că domnul nu schimbă gândul, n-a avut ce face, ci puseră pe laviță pe Petru, iar unul cu o nuia, de care era plină curtea, îi dete lui Petru 25. Aceste fură bune de nimica, gândi Petru sculându-se de pe laviță. Acum voi cărați-vă afară la lucru vostru, zise domnul către servitori. După ce plecară servitorii, domnul zise către Petru: Petre, aș mai avea un pic de lucru cu tine. Poruncește, măria ta. Aș mai avea lipsă să mai ajut la un lucru. Bucuros, măria ta, eu, slugă plecată, voi ajuta cât voi putea. Vezi tu codrul acela? Zise arătându-i o pădure mare. Văd, măria ta. Până mâine dimineață acel codru să fie tăiat, lemnele puse toate grămadă, rădăcinile scoase, pământul să fie arat, plantat cu viță de vie, dar așa că mâine dimineață să-mi aduci struguri pe un tăier să mănânc. M-ai înțeles? Înțeles, măria ta. Numai mi-e frică să nu voi putea îndeplini ce-mi poruncești în așa timp. Aceea e treaba ta, însă dacă vei împlini până mâine dimineață, bine de bine. Dacă nu, capul nu-ți va sta unde stă acum, ci sub picioarele mele. Ai auzit? Auzit, măria ta. Acum, cară-te. Ieșind afară, se gândi la porunca pe care o căpătase și o află mai grea de împlinit. Se gândi și la aceea că oare socrul său mai vrea sau mai poate să-l ajute. Apoi îi veni în minte și răsplata cea dreaptă ce o primi pentru împlinirea poruncei de ieri. Supărat până la inimă, merse acasă, dar nu știa cum merse. Nu văzu cu cine se întâlni, ci ajungând acasă, se puse pe un plâns amar.
Muierea îi era la apă cu rufele, când veni, văzându-l supărat, se duse la el și îl întrebă: „Ce ți-e, dragă? De ce ești supărat iară?” „O, lasă-mă, căci acum chiar rămâi fără mine.” „Cum? Poate n-a putut tata să-ți ajute?” îl întrebă îngrijată. „Ba, mi-a ajutat, numai ea n-ascultă ce poruncă mi-a mai dat.” Și-i spuse, adică, cum a umblat pe la tatăl său, cum a îndeplinit porunca, ce răsplată dreaptă a primit și ce poruncă nouă i-a mai dat. „Precum văd eu, acela cu orice ce modru vrea să-mi pună capul,” încheie Petru, plin de amărăciune. „Nu fi supărat, Petre dragă, că tata și de acolo te scoate. Hai să mâncăm și să bem până în deseară, când iar vei merge la tata să te scoată din primejdie și necaz, cum te-a scos și azi.” Mâncară, băură și-și petrecură cum își petrece omul când se simte scuturat de vreun năcaz. Când se înmurgi, plecă la socru său. „Bună seara, tată,” zise intrând în casă. „Să ai noroc, dar cum devii așa de târziu? Parcă iar ești supărat? Cum, nu i-a plăcut la domnul tău cum ai împlinit porunca?” „Ba, a fost îndestulat, mi-a și plătit bine lucru.” „Cu ce?” „Cu 25 de nuiele.” „Prea bine, se vede că e om foarte darnic. Pentru acestea ești supărat?” „Ba, pentru asta nu sunt supărat. Asta a fost și a trecut, dar acum mi-a dat alta pe cap.” „Care?” „Mi-a dat o poruncă de împlinit. Mi-a spus că codrul acela până dimineață să fie tăiat, lemnele așezate grămadă, rădăcinile scoase, pământul arat, sădit cu viță de vie, dar așa că pe mâine dimineață să-i duc struguri pe tăier. Când i-am spus că această poruncă e mai grea de împlinit ca cea de ieri, mi-a răspuns că asta nu e treaba lui. Numai eu să știu că dacă o voi împlini, bine de bine. Dacă nu, nu-mi va sta capul unde-mi sta acum, ci sub picioarele lui. Pentru aceea am venit și azi să mă rog de dumneata, fii bun și mă scoate din necazul acesta, precum m-ai scos și din cel de ieri.” „Nu o te teme de nimic, dragul tati, că te scot. Până atunci, hai să bem, apoi să gustăm ceva de cină.” Se puseră amândoi la cină, băură și mâncară cum se cade. Când gătară cu cina, Vizor ieși afară și pocni cu un bici de foc în patru părți ale lumii. Atâți mei veniră încât nu i-ar fi putut nimeni cuprinde cu ochii. Erau mai mulți ca în seara trecută. „Aici sunteți toți?” întrebă craiul șerpilor. „Ba, chiar toți nu, dar vin și ceilalți pe rând. Vedeți iară pe omul acesta?” „Vedem. Să mergeți cu el unde vă va duce, iar codrul pe care vi-l va arăta, să-l tăiați, lemnele să le tăiați, să le așezați grămadă, rădăcinile să le scoateți, pământul să-l arați și să-l plantați cu viță de vie, de unde veți afla mai bună. Aveți grijă însă ca până mâine dimineață strugurii să fie copți, să se poată folosi omul acesta de ei. Ați auzit și m-ați înțeles?” „Auzit și înțeles, drag stăpânul nostru.” Ca din pământ scoaseră unii săpoaie, alții ferăstraie și toate uneltele de care aveau lipsă și plecară către codrul arătat de Petru. Ajungând acolo, unii s-au pus la tăiat de lemne, alții l-a grămădit, alții l-a scos de rădăcini, alții l-a săpat, alții s-au dus după viță de vie și ei știu de unde au adus atâta cât au plantat tot codrul. După aceea s-au pus cu toții a sufla peste struguri, așa că după ce trecu de miezul nopții, strugurii erau copți, apoi toți s-au dus la ale lor. Când se făcu de ziua, Petru culese pe un tăier struguri și plecă cu ei la domnul, pe care, fiindcă dormea, l-a sculat din somn, însă nici acum nu fu mai norocos decât mai înainte, căci trebuie răsplată acum căpătă nu 25, ci de două ori atâta, adică 50 de nuiele îndesate. Ca o slugă plecată le suferi și aceste, cu toate că e cam greu să suferi atâtea deodată. Așa e însă românul. El suferă până poate. Mai bine suferă el decât să-și piarză chipzuiala, căci vai atunci de acela care face pe român să-și iasă din sărite. Aceasta o simțea Petru și, ca om chipzuit, se mai lăsă de astădată. După ce se petrecură aceste, domnul zise: „Încă o poruncă mai am azi, da, ca să o împlinești, Petre. Tatăl meu a murit când eram de 10 ani. Eu acum sunt de 78 de ani. L-am înmormântat cu o coroană de aur și alte pietre scumpe pe cap. Acum am căutat în mormânt după acea coroană, dar n-am aflat-o.
De bună seamă o fi dus-o în cealaltă lume cu suflet cu tot. Însă acea coroană este foarte scumpă, deci mi-ar trebui mie, ca să nu se stingă pe nimic, să te duci tu după ea și să mi-o aduci iar la mâna mea. Apoi cum voi putea eu să mă duc pe cealaltă lume cu trupul? Întrebă Petru. Pe unde să mă duc? Încotro să plec? Și de unde îl voi putea cunoaște pe tata Măriei tale ca să cer corana? Se vede că Maria ta ți-ai pus gând să mă pierzi cu orice preț, continuă Petru pierzându-și răbdarea. Eu te țin pe tine pe lume, se răsti domnul spre el. Din binele meu mănânci și bei, din mila mea ești pe pământ, din bunețea mea trăiești. Așadar, unde te mân, de te-aș mâna în al 99-lea cer, tu trebuie să te duci, ori mai multe nu-s. Iată-ți spun, dacă nu mi-aduci coroana în răstim de 24 de ceasuri, capul nu-ți va sta unde stă acum, ci sub picioarele mele, căci atunci e vai de tine. M-ai înțeles? Petru iartă cu. Cară-te gozul pământului ce ești și te ține de ce ți-am zis. Abia se putu trage până acasă de necaz, că știa el bine acum că din asta nu va mai putea nici socru său să-l scoată. Când ajunse acasă, se lăsă pe scaun supărat și începu a plânge, dar așa plângea, mai rău ca un copil de un an, încât îți era mai mare mila de el. Plângea și smulgea părul de pe cap. Nevastă-sa era în vecin cu soacră-sa cu tot, urzea pânză și când auzi plânsul și vaietul acasă, gândi că cine știe ce se va fi întâmplat. Deci, alergă în grabă mare să vadă ce e. Intrând în casă, cum o văzu Petru, se ridică de pe scaun, o îmbrățișă de după cap și astfel începu a plânge. Nevastă-sa, temându-se de altceva, începu și ea a plânge. Și plânseră amândoi un timp bunișor, în urmă îl întrebă. Ce te-a ajuns, dragă Petre? Spune-mi să știu că mi se rupe inima. Rău, dragă, de tot rău. Ba mai rău decât așa nu poate să fie. Și eu văd că e rău, căci când plângi, bine nu poate fi. Dar spune-mi, iute, de ce? Acum chiar rămâi fără mine, dragă nevasta mea. Mai mult nu putu zice că-și se necă de un plâns amar. Mai prinde, dragă Petre, și vorbește. Dar dacă n-o fi așa de rău cum îți închipuiești tu și cum ți-ai închipuit și mai înainte? Mi-a dat Domnul o poruncă, zise el, care văd bine că nu o pot împlini. Iar dacă nu o pot împlini, capul nu-mi va mai sta unde-mi stă acum, ci sub picioarele lui. Sau să mă pustiez din ținuturile acestea, căci atunci e vai de mine. Ce poruncă ți-a dat de ți se pare așa de grea de împlinit? Mi-a poruncit să aduc din cealaltă lume coroana tatălui său, care a murit acum 68 de ani. Cum pot eu să mă duc în cealaltă lume? Și cum voi putea cunoaște pe tatăl lui ca să-i cer coroana? Apoi cine știe, are orba coroana și dacă o are, voi va să-mi-o dea? Asta-i toată porunca? Asta-i și destul pentru un om ca mine. Nu te teme, Petre, că tata acum te-a scos din cele două necazuri de mai înainte și din acesta te va scoate. Putea mă va oare? Cum să nu te poată? Hai să mâncăm, să bem și să ne petrecem până de seară. Atunci te vei duce iar la tata să-l rogi să te ajute. Bine. Se puseră și-și petrecură până în murgi bine. Atunci Petru se sculă, plecă și se duse la socrul său vizor, Craiul Șerpilor. Bună seara, tată, zise Petru intrând. Bună să-ți fie inima. Bine că veniși. Ia înșeze aici pe scaun. Ce-ți mai face nevasta? Pentru ce n-a venit și ea? Ea face bine, că-i sănătoasă. N-a putut veni, căci eu am venit într-o treabă mare. E rău. Cum? Iar e rău? Nu i-a plăcut la domnul tău cum ai împlinit porunca ce ți-a dat-o? Ba, i-a plăcut. A trebuit să-i placă, căci a fost bine de tot. Dar eu nu știu ce are cu mine. Acela vrea cu orice preț să-mi vadă capul tăiat și pus sub picioarele lui. În loc să-mi dea pace că i-am fost așa slugarnic, acum mi-a dat 50 de nuiele. Și tu astea le-ai ținut? Ce aveam să fac? Le-am răbdat, că doar nu o să mă prind cu el. Ăsta e răul de care vorbi și înainte? Ba, ăsta nu-i, altui mai mare. Mi-a dat o altă poruncă de împlinit, care zău, numai așa o pot împlini dacă vei face bine să-mi ajuți și acum. Deci te rog, fii bun, stăm și acum într-un ajutor. Ce poruncă ți-a dat? Mi-a poruncit să-i duc din cealaltă lume coroana lui tătâne său, care a murit acum 68 de ani, căci dacă nu, capul nu-mi va sta unde-mi stă acum, ci sub picioarele lui, ori să nu mă mai vază că va fi rău de mine.
Și dacă o vei aduce, atunci nu va fi nimic. Oricând va da 100 de nuiele, după rândul început, dacă mă voi lăsa, ceea ce nu cred, că își mă voi opinti să le arăt eu pe cine chinuiește el. Apoi, ori scap, ori fac o vrajbă și îngălmăceală de se miră toată lumea de el. Te ajut, Petre, te ajut să scap și acum cu porunca domnului tău și nu te voi mai lăsa să te bată slujitorii lui și să te facă de rușine, căci oricum ești copilul meu și mi-ești drag. Haide să ne punem să gustăm ceva de cină. Se puseră la masă și gustară, dar gustară bine, căci se săturară de mâncare și de băutură, adică își petrecură cum își petrec oamenii când sunt în voie bună sau când scapă de necazuri. După cină, luă vizor craiul șerpilor, un căpăstru și un vătrar, le dete lui Petru și zise: „Na, Petre, acestea, du-te cu ele la stava mea de cai, pe unde ai trecut întâia oară când ai venit la mine. Caută calul care e mai slab, dar ai grijă că numai unul e bun de ce-ți trebuie ție. Arată-i căpăstrul, că-și singur va veni la tine. Aruncă-i căpăstrul în cap și-l prinde cu acesta pe care ți-l dau eu și te suie pe spatele lui. Să lași după el unde te va duce, căci el știe calea. Apoi atunci când va ajunge la o groapă, va sta. Atunci tu să te cobori de pe el și să-l lovești cu vătrarul acesta în frunte, căci el se va face un stan de piatră. După aceea, intri în groapă și mergând puțin tel, te vei afla în cealaltă lume. Ai grijă însă să nu uiți nimic din ce vei vedea, căci tatăl domnului tău pe care ți-l va arăta oare cineva de pe acolo, te va întreba de tot ce ai văzut. Adminterea, acelea îți vor fi de folos în viață. Dacă îți va da coroana, vei ieși afară pe calea cunoscută și, ajungând la cal, îl vei lovi iar cu vătrarul în frunte, de care va învia, te vei sui pe el și apoi te vei abate pe la mine. M-ai înțeles? Înțeles. Dar să nu uiți ce ți-am spus, nu voi uita. Acum, du-te. Așa și făcu. Luă căpăstrul, se duse la stava de cai și încălecă pe calul care era mai slab decât toți cai din acea stavă. Calul și plecă cu el și ajunse la o groapă. Acolo se coborâ de pe cal, îl lovi cu vătrarul în frunte, de care lovitură într-o clipită se prefăcu într-un stan de piatră, iar el se coborâ în groapă și intră în cealaltă lume. Griji însă bine de sfatul dat de socrul său, ca să nu uite nimic din ceea ce va vedea. Adică ce văzu? Tot lucruri de care mult se minună. Mai întâi trecu pe lângă un om acoperit cu 99 de țoluri, toate 9 nouțe, și totuși murea de frig. Mergând mai departe, văzu un om acoperit de un țol de tot rupt și subțire, iar pe el ploua cu zăpadă și totuși îi era cald. Trecând pe lângă aceștia, nu departe vede un alt om, așezat cu spatele pe pământ, pe care doi servitori cu un sucitor îl îndopau cu mâncare ca pe o gâscă și totuși se voieta că e flămând. Nu departe de acestea, îi veni înainte un păzitor care îl întrebă: „Ce cauți pe aici, pământeanule?” „Caut pe măria sa, domnul cel bătrân, din satul nostru.” „Ce ai cu el?” „M-a trimis măria sa, domnul cel tânăr, să-i aduc coroana.” „Te du pe aici încolo, că-și tocmai acum bea apă dintr-un izvor. Vezi-l colo?” „Văd.” Se duse Petru și când fu înaintea lui, îi sărută mâna și îi spuse din ce pricină a venit. „Eu o dau dară”, zise, „și așa, numai asta am adus-o de la el. Eu o dau ca să mă limpeze și de asta.” Zicând aceste, luă coroana de pe cap și o puse în mâinile lui Petru. Apoi iar zise: „Acum spune-mi, Petre, ce ai văzut aici în lumea noastră?” „O, măria ta, că multe am văzut.” „Ce?” „Întâi am văzut un om acoperit cu 99 de țoluri, toate 9 nouțe și totuși înghețat de frig.” „Știi, Petre, ce însemnează aceasta?” „Ba, nu știu.” „Păcatul poate fi mai ușor sau mai greu, după cum e și fapta. Omul acela pe care l-ai văzut întâia oară, pentru aceea tremura de frig sub 99 de țoluri, toate 9 nouțe, căci el, când a fost pe pământ, nu le-a dat niciun veșmânt săracilor de pomană. El n-a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă și pentru aceea se pedepsește.” „Ce ai mai văzut?” „Am văzut un om acoperit cu un țol de tot subțire și rupt și totuși a sudat de cald.” „Vezi, Petre, acela le-a făcut săracilor veșminte de pomană.” „Ce ai mai văzut?”
Am văzut un om cu spatele la pământ, pe care îl îndopau alți doi oameni cu sucitorul și totuși striga că moare de foame. Vezi, Petre, așa se pedepsesc oamenii cei lacom la mâncări și băuturi. Dar ce ai mai văzut? Nu am mai văzut nimic. Nu ai mai văzut, că nu te-ai mai dus mai încolo, dar să vezi altele te-ai îngrozi. Te grijește, dar să nu ajungi și tu pe aici. Dar feciorul meu ce mai face? Face bine, că-i sănătos. Cum o mai duceți la oaltă? Rău de tot, că m-a bătut de două ori pe nedreptul. Atunci e rău de tot. Mă tem că și el va ajunge pe aici pe undeva. Te du, Petre, du-i coroana și mai iartă și tu cât poți. Petru nu mai zăbovi mult, ci se duse până la gaură, ieși afară, se sui pe cal și-l lovi cu vătrarul în frunte, apoi, într-o clipită, ajunse la socrul său, Vizor, Craiul Șerpilor. Cum, Petre? Aduci coroana? O aduc și-ți mulțumesc de ajutor. Bucuros, Petre! Acum, du-te și-o dă, să nu-ți bage de vină. De dus, i-o duc, nu mai știu de bună seamă că acum îmi dă 100 de nuiele. Dar acum nu mă mai las. Bine că mi-ai adus aminte. Stă-i să-ți dau o pușculiță cu apă și când vor vrea să-ți facă ceva, stropește-i cu apă și îndată se vor face stane de piatră. Plin de bucurie, luă Petru pușculița, o băgă sub șerpar și plecă. Când ajunse Petru cu coroana acasă și o dete domnului, acela iar chemă toți servitorii și le porunci să-i dea lui Petru 100 de nuiele. Atunci Petru scoase pușculița și-i stropi pe toți cu apă, încât într-o clipită toți, cu domnul cu tot, s-au făcut stane de piatră. Deci se duse iar la socrul său ca să-i dea ceva, ca să-i învie iarăși. Zărindu-l, socrul său îi zise: "Ce-i, Petre? E rău, tată." "Cum?" "Mi-e frică de păcat." "Nu te teme, Petre, așa li s-a cuvenit lor, aceea le-a fost răsplata. Du-te acasă, ia-ți nevasta și pe mumă ta și mergeți de locuiți în curțile domnului tău și moștenește tot ce a avut el." S-a dus Petru și așa a făcut. Iar acum, de nu va fi murit, nu-i om bogat ca el pe lume. Mintă creață, busuioc și sucnă murgă, de Ioan Pop Reteganul. Ci că era odată o babă și aceea avea trei feciori. Ea rămăsese văduvă cu dânsii. Acești feciori nu făceau altă nimică decât umblau după vitejii și voinicii. Cum se porneau dimineața de acasă, veneau abia noaptea. Și anume cel mai mare, Mintă creață, venea cum însera, mânca și se culca. Cel mijlociu, busuioc, venea pe la miezul nopții, cerea ca și cel dintâi de la maică sa de mâncare, căpăta și apoi se culca și dormea. Iar al treilea, sugnă murgă, venea acasă tocmai în zori de zi, mânca, se culca și dormea mai puțin decât ceilalți, pentru că venea mai târziu și se pornea dimineața odată cu dânsii. De aici urma că el și știa mai multe decât frații săi, pentru că vedea mai multe decât dânsii și pentru că mai toată viața sa era deștept și tot una cu lucru. Atâtea cunoștințe și adunase el și așa de tare își vânjosase trupul, încât întrecea pe amândoi frații săi și în agerimea minții și în puterea brațelor. Tot pentru aceea că dormea mai puțin și umbla mai mult după voinicii, întrecea și busuioc pe frate său Mintă creață, atât cu mintea, cât și cu tăria trupului. Acești trei frați mai aveau și altă poreclă. Cel mai mare, Mintă creață, pentru că se născuse de cu seară, se numea și Sărilă. Cel mijlociu, busuioc, pentru că se născuse pe la miezul nopții, se numea și Miezilă. Iar cel mic, sugnă murgă, pentru că se născuse în zori de zi, se poreclea și Zorilă.
Alții însă zic că de aceea se porecleau frații aceștia Sărilă, Miezilă și Zorilă, pentru că ei se culcau unul de cu seară, al doilea pe la miezul nopții și al treilea în zori de zi. Umblând ei așa în voinicii cât au umblat, iată că auzi și împăratul locului de dânsi și de vitejiile lor. El avea numai o fată și n-ar fi vrut să o deie după oricine, ci numai după un om iscusit și viteaz foarte, care le să fie în stare să-și apere împărăția de dușmani. Împăratul, drept că auzise multe vorbindu-se despre voinicile celor trei frați, dar nu știa care dintre ei este cel mai viteaz și mai vrednic ca să-i fie ginere și să-i încredințeze fata și împărăția. Deci a socotit să pună pe fiecare la probă cu ceva, căci, își zicea împăratul, care va trece proba mai bine, acela va fi și cel mai viteaz și mai în stare să-mi fie ginere și urmaș în împărăție. Iar de nu s-a prinde niciunul de probă, am să le tai capetele, ca să nu mai poarte degeaba numele de vitej. Însă de s-or prinde ca să-mi facă ceea ce l-oi porunci eu și de s-o întoarce vreunul teafăr de unde i-o-i trimite, apoi voi ști că este viteaz de frunte și mai tare decât chiar smeii. Cugetând împăratul aceasta, a trimis îndată un sol la babă să-i ducă niște pânză pentru o cămașă și o pereche de ismene și niște ață și, dându-i-le, să-i spună așa: mătușică, împăratul îți trimite pânza aceasta ca până mâine dimineață să coși din ea o cămașă și o pereche de ismene. Cu acestea să se îmbrace un fecior de-al dumitale care va vrea și să meargă cu zor de zi ca să aducă împăratului cheia raiului și lumina soarelui, că de n-or fi gata până mâine dimineață cămașa și izmenele și de nu i-o aduce vreun fecior cheia raiului și lumina soarelui, apoi la toți are să vă taie capetele. Auzind biata baba această poruncă aspră, s-a spăimântat foarte și s-a apucat îndata mare de a făcut de mâncat la feciori ca să aibă pe când or veni acasă și apoi s-a dat iute la cusut. Cusând ea amucât a cusut, iată că începe a însera. Ea aprinde lumina și coase necurmat. Cum nu mai a amijit, pe loc a susit mintă creață feciorul cel mai mare și a cerut de mâncat ca și mai înainte. Însă maică sa i-a zis: ia sfătul meu singur că-i gata, ia acolo pe vatră, că eu n-am când să spun dinainte, pentru că trebuie să gat până mâine cămașa și izmenele acestea, că ascultă numai ce ne-a poruncit împăratul, că de noi găti eu până dimineața de cusut cămașa și izmenele acestea și de noi îți aduce unul din voi îmbrăcat cu dânsele cheia raiului și lumina soarelui, apoi are să ne taie la toți capetele. Mintă creață i-a răspuns: mare lucru ne cere împăratul. Cât despre mine, poate să-mi taie și capul, că tot am să mor odată. Mie-mi-i tot atâta. Eu nu sunt în stare să-i aduc ceea ce cere. Și s-a luat și s-a culcat. Baba tot coase mereu. Când, la miezul nopții, iată că vine și Busuioc și cere iarăși de mâncare. Baba i-a spus și acestuia tot așa, cum i-a spus și lui Mintă Creață. Și Busuioc i-a răspuns că nu este în stare să facă un lucru ca acesta și dacă este să moară, apoi mai bine să moară acasă decât cine știe pe unde. Auzindu-l baba și pe dânsul zicând așa, s-a speriat că nu s-a prinde niciunul să împlinească porunca împăratului și ca fi vai de dânsii, dar tot nu-și pierdu firea și a cusut mereu mai departe. Când acum în zori de zi, iată că sosește și Sucnă Murgă. Acesta era năstrăvan, el știa toate câte s-au fost întâmplat acasă. De aceea, cum a intrat în casă, îndată a zis către maică sa: coși, mamă, coși, coase numai, coase, ca să fie gata pe dimineață. După aceea a întrebat-o unde-i mâncarea. Maică sa i-a spus că-i pe vatră. El a luat și-a mâncat și apoi s-a culcat puțin. Dimineața, când s-a sculat, era gata și cămașa și izmenele. El le-a luat de s-a îmbrăcat cu ele și apoi a chemat și pe frații săi să vină la el, care să vorbească ceva cu dânsii. Cel mai mare, Mintă Creață, n-a vrut să vină nici deloc.
dar Busuioc tot a venit la dânsul. Cum a zărit Sugnă Murgă pe frate său Busuioc, l-a întrebat ori de n-ar vrea să-l petreacă și să meargă astăzi cu dânsul. Busuioc i-a răspuns că-i gata să-l petreacă și să meargă cu dânsul, numai să nu-l pună la nimica greu. Sugnă Murgă s-a prins bucuros de aceasta și i-a făgăduit că nu-l apune la nimica greu și că numai de aceea îl ia cu sine ca să nu-i fie urât la drum. După ce și-au luat merinde de ajuns, s-au pornit și s-au cam mai dus. Mergând amu Sugnă Murgă cu Busuioc cât au mers, iată că au ajuns la câmpul cu somnul. Și-au intrat în trânsul și călătorind i așa mai departe, unde nu i se făcu lui Busuioc un somn ca acela, încât numai decât voia să doarmă un pic. Dar frate său Sugnă Murgă nu l-a lăsat nici într-un fel. După ce l-a scos Sugnă Murgă abia cu mare greu din câmpul cu somnul, au mers amândoi mai departe și s-au tot dus până ce au dat de câmpul Jălii. Cum nu mai au intrat în trânsul, îndată i s-a făcut lui Busuioc o jale și un dor ca acela, că numai decât să se întoarcă el înapoi. Dar frate său tot l-a mălcomit și l-a îndemnat ba cu una, ba cu alta, și cu mare greu au trecut și peste acest câmp. Călătorind ei așa mai departe, au ajuns de la o vreme la câmpul florilor. Aici se aflau fel de fel de flori, una mai mândră decât alta, una cu un miros mai plăcut decât alta. Cum nu mai au intrat ei în trânsul, îndată au și început florile, care din care a se ruga mai tare și a zice una, ia-mă pe mine, alta, ba ia-mă pe mine, a treia iarăși ia-mă pe mine, că eu-s mai frumoasă, alta, ia-mă pe mine, că eu am miros mai plăcut. Și așa una zicea una, alta iarăși alta, tot lăudându-se numai ca să le ia. Dar mai înainte, până a nu intra ei în câmpia aceasta, i-a fost pus Sugnă Murgă lui Busuioc să nu se afle să ia el vreo floare, că atunci va fi vai și amar de dânsii. Busuioc însă nu s-a putut răbda și a luat una și a băgat-o iute în tureat ca ciubotei, ca să nu o vadă frate său. Dar cum a rupt-o el, au și început munții și dealurile a alerga unul către altul și a se izbi cap în cap, tocmai cum s-ar bate niște berbeci. Și așa s-au ridicat un vuiet și un trăznet ca acela, cât socoteai că se pierde lumea. Văzând Sugnă Murgă minunea aceasta, a stătut pe loc și a întrebat îndată mare pe frate său ori de n-a rupt vreo floare. El îi răspunse că nu, dar Sugnă Murgă nu l-a crezut și s-a dat să-l caute și, cercetându-l de amărunțelul, a aflat floarea înturiat ca ciubotei. Îndată și-a zvârlit-o și pe loc au încetat munții de a se mai izbi unul de altul. După ce au scăpat ei și din câmpul florilor, s-au tot dus amândoi mai departe, neauzind și nevăzând pe nimeni, și au ajuns la un pod ce ducea peste un râu mare și lat, care despărțea moșia oamenilor de moșia zmeilor. La acest pod a lăsat Sugnă Murgă pe frate său să-l aștepte, zicându-i că de a merge mai departe cu dânsul, a trebuit să-i ajute a se lupta cu zmeii, dar fiindcă a avut de acasă tocmeală cu dânsul ca să nu-l pună la nimic greu, nici să nu-i ajute la aceea, i-a și zis să rămână aici la pod și să-l aștepte până s-o întoarce înapoi. Așa a și făcut Busuioc. Sugnă Murgă însă s-a pornit prin moșiile zmeilor și, mergând singur amu cât a mers, iată că s-a întâlnit cu un zmeu care venea cu căruța cu doi cai. Cum au zărit caii pe Sugnă Murgă, de departe au început a forăi, a se încorda și a nu vrea să meargă niciun pas mai înainte. Zmeul, care auzise de voinicul Sugnă Murgă, struni caii și-i mână mai departe, zicându-le: Dii, căluții mei, că doar nu-i Sugnă Murgă pe aici. Caii însă îi răspunseră: Dar dacă va fi? Îngrijit aruncă zmeul o căutătură înainte și zărește pe Sugnă Murgă. Cum l-a văzut, îndată i-a zis: Bună întâlnișu, furtate! Mulțumim dumitale, nefârtate! Dar cum n-o-mi bate? N-o-mi bate cum îi vrea. Atunci zmeul îi zice: Hai la sabie, cătănește!
Sugnă Murgă a primit bucuros pentru că n-avea frică mare de acest meu. Între smei încă erau trei frați care umblau tocmai așa cum umbla și Sugnă Murgă cu frații săi. Și din acești trei smei venea cel mai mare mai întâi acasă și de aceea era și cel mai bicisnic dintre dânsii. Cel al doilea era mai viteaz și mai bărbătos și venea mai târziu. Cel al treilea era și mai voinic și mai bărbătos și venea încă mai târziu acasă. Sugnă Murgă începu acum bătaia cu smeul cel din tâi și pe loc i-a și tăiat capul. După aceea, i-a luat caii și căruța și a adus-o la frate său la Busuioc, la pod, și lăsându-o acolo, l-a rugat să-l mai aștepte puțin. Sugnă Murgă iarăși s-a întors îndărât și s-a dus și s-a dus prin moșia smeilor până ce s-a întâlnit cu al doilea smeu plimbându-se într-o căruță cu patru cai. Cum au zărit caii de departe pe Sugnă Murgă, îndată s-a oprit pe loc și au început a fornăi, a sări în sus și în lături și nu voiau să meargă nici cum înainte. Zmeul tot îi îndemna să meargă, zicându-le ca și frate său cel mai mare: De căluții mei, că doar nu-i Sugnă Murgă pe aici. Caii însă, ciulind urechile și fornăind neîncetat din nări, i-au răspuns cu groază: Dar dacă ar fi? Atunci deodată se arătă și Sugnă Murgă înainte. Zmeul îi dă: Bună calea! Sugnă Murgă îi mulțumește frumos. Zmeul îl întreabă: Dar cum vrei ca să ne luptăm? Cum îți place? Răspunse Sugnă Murgă: Alege! Zmeul se coboară repede din căruță și îi zice lui Sugnă Murgă: Hai la trântă voinicească! Bine! Îi răspunse Sugnă Murgă. Și îndată s-au prins amândoi cruciși și au început a se zmuci și a se izbi unul de altul încolo și încoace și a se frământa cât huia pământul sub dânsii. Deodată mi se înfiripă zmeul, ridică pe Sugnă Murgă în sus și îl trântește așa de tare în jos, încât i s-au înfipt picioarele în pământ până la glezne. Atunci s-a mâniat Sugnă Murgă, s-a smucit din pământ, a înșfăcat pe zmeu și, ridicându-l în sus, l-a trântit în pământ până la genunchi. Dar zmeul se smulge repede și, apucând pe Sugnă Murgă, îl înfige și pe dânsul până la genunchi în pământ. Sugnă Murgă se smulge și el repede din pământ, prinde pe zmeu și mi-l trântește până la brâu în pământ. Zmeul iarăși se smucește și înfige și pe Sugnă Murgă în pământ, tot până la brâu. Dar Sugnă Murgă iarăși se opintește, se smulge repede și mânios înhață pe zmeu, îl avântă în sus și apoi îl izbește în pământ până la grumaz. Scoate iute sabia din teacă și taie pe loc capul. După ce a învins Sugnă Murgă și pe acesta, a luat căruța și caii de i le-a dus la frate său la pod și l-a poftit ca să-l mai aștepte acolo puțin, că încă mai are ceva treabă. După aceasta s-a întors îndărât. Călătorind Sugnă Murgă prin moșia smeilor, a trecut mult mai departe de locul acela unde ucisese pe al doilea smeu și încă tot nu s-a fost întâlnit cu nimeni. Când deodată zărește în depărtare și pe al treilea smeu venind în căruță cu șase cai. Și acești cai au început a fărăi și a sări în sus și în lături, dar nu așa de tare, pentru că acest smeu era cel mai voinic din toți trei frații. Smeul a strunit caii și le-a zis: De căluții mei, doar nu-i Sugnă Murgă pe acest loc. Ba da, îi răspunseră caii. Atunci și Sugnă Murgă s-a arătat înaintea lor. După ce și-au dat unul altuia bună calea și s-au mulțumit unul pe altul, s-au întrebat cum să se lupte ei, pentru că amândoi erau tot una de tari. După mai multe chibzuiri, s-au învoit la trântă voinicească. S-au apucat unul de altul și au început a se trânti și a se izbi în toate părțile, dar nu s-au putut învinge unul pe altul. Ce să facă ei acum? S-au mai sfătuit că s-au sfătuit și apoi s-au învoit ca să se lupte ca roate, de-a berbecele. Deci s-au dat amândoi peste cap și s-au făcut roate. Apoi s-au suit așa ca roate, unul pe un munte, iar celălalt pe alt munte din față,
și s-au repezit din răsputeri la vale unul către altul cu iuțeală nespus de mare și au început a se izbi unul în altul. Atâta de cumplit se loveau roatele una de alta, încât răsunau munții și vuiau văile, iar roatele săreau departe una de alta. Lovindu-se ei așa de vreo câteva ori, iată că la o lovitură de aceasta le sar câte trei spițe din roate. Văzând ei ce-au pățit, s-au învoit ca să se bată altminterea într-un chip al treilea, adică ca pară de foc. Prefăcându-se ei dar din roate acum în pară de foc, au început a se bate așa de cumplit, încât socoteai că s-a spart soarele și-și varsă tot focul său pe pământ. Într-acest mod s-au bătut ei mult timp și neputându-se învinge unul pe altul, măcar că se părea că Sugnă Murgă să arată tot ceva mai tare, iată că trec doi corpe deasupra lor. Cum i-a zărit meul, le-a și vorbit. Duceți-vă, dragii mei corbi, de vă udați aripile în cea fântână de colo și apoi veniți de le scuturați peste para cea roșie a lui Sugnă Murgă și o stingeți, că eu vă voi da pentru aceea un hoit de carne de rumân care-i foarte dulce. Văzând Sugnă Murgă că smeul cere de la corbi ajutor, le-a zis și el lor, mai bine udați voi para cea albă a smeului decât pe-a mea, că eu vă voi da nu unul, dar trei hoituri de smei. Corbii care nu prea caută la carne dulce, mai bucuroși s-au prins de carnea cea mai multă decât de aceea puțină și bună, și s-au dus deși au dat aripile de două ori în fântâna cea din apropiere și venind, le-au scuturat pe para cea albă a smeului și pe loc au stins-o. Sugnă Murgă s-a dat iute peste cap de s-a făcut iarăși voinic și apucând sabia în grabă, a tăiat smeului capul și a dat corbilor hoitul, spunându-le că în cutare și în cutare loc vor mai afla încă două hoituri de smei să le ieie și să le mănânce și pe acelea. După ce s-a curățit Sugnă Murgă și de smeul acesta, s-a pus în căruța lui și s-a dus până la busuioc, care l-aștepta la pod. În căruța acestui smeu a aflat Sugnă Murgă cheia raiului și lumina soarelui. Măcar că a aflat Sugnă Murgă ceea ce a vrut, tot nu s-a bucurat tare, pentru că acești trei smei aveau trei femei, care erau încă mai puternice și mai grozave decât bărbații lor. Pentru că ele nu luptau voinicește cu puterea, ci muierește cu prefăcătoria. Și pe acestea trebuia Sugnă Murgă să le învingă dacă voia să scape teafăr cu odoarele sale și să ajungă acasă. De aceste femei se temea Sugnă Murgă foarte, pentru că ele nu ieșeau la luptă ca voinicii cu puterea, ci întrebuințau mijloace ascunse spre a se cotorosi de dușmanii lor. Ajungând la frate său, la busuioc, i-a spus toate câte a pățit și ce încă îl mai așteaptă mai înainte de a putea pleca spre casă. După ce s-a hodinit puțin tel, și-a ales Sugnă Murgă dintre toți caii pe cei mai sirepi și a înhămat la căruța smeului celui mai mic, pentru că acesta era mai tare, și-a purces către curțile smeoaicelor. Așteptând smeoaicele acasă și văzând că nu le mai vin smeii, s-au adunat toate la un loc și începura a se întreba că oare de ce nu le mai sosesc meii acasă? Toate acestea le știa Sugnă Murgă ca năzdrăvan ce era. Deci, apropiindu-se de curte unde erau smeoaicele adunate, a lăsat căruța înapoi într-un ascuns, sedete peste cap și se făcu muscă. Într-acest chip voia el să intre în curte și să asculte sfaturile smeoaicelor. Cum a intrat el în curte, s-a ascuns într-o crăpătură și de aici asculta cum se sfătuiau ele. Smeoaica smeului celui mai mare a început sfatul și a zis: știți voi ce? Poate că s-au întâlnit smeii noștri cu Sugnă Murgă, că numele lui era vestit în toată lumea, și el i-a ucis. De bună seamă, răspunseră celelalte două. Chiar așa are să fie, de n-au venit la timpul lor acasă. După aceasta s-au sfătuit ele ce să facă, cum să se răzbune și cum să piardă pe Sugnă Murgă. Nevasta smeului celui mai mare a zis: știți voi una, când s-a pornit Sugnă Murgă spre casă, eu am să ies înainte și în cutare loc
Am să dau o secetă și am să fac o arșiță atât de mare încât să clocotească fântânile cum clocotesc oalele la foc și sugnă murgă să nu mai poată de nădușeală și de sete și să fie nevoită a bea apă din acele fântâni și să se prăpădească. Iar a doua smeoaică a zis: eu am să mă fac în cutare loc în drum un rug frumos și când mă vede el și-a vrea să mă taie, eu am să-l omor îndată. A treia însă, nevasta smeului celui mai tare, a zis: eu mă-i duce încă mai departe înaintea lui, că dacă va scăpa de voi, să nu o scape de mine. Eu am să mă fac zână și am să-l aștept în pădurea cea de la marginea hotarului. Când a trece el pe acolo, eu am să-l înghit de viu și am să-l mistuiesc în mine o săptămână întreagă. Sucnă murgă, ca muscuță în crăpătură, a auzit toate sfaturile și propusurile smeoaicelor și, ieșind din ascunsul său, a zburat la căruță, s-a dat peste cap și s-a făcut iar voinic cum era, s-a suit în căruță și în data mare a fost la pod la frate său, la Busuioc. Cum a ajuns la dânsul, au înhămat toți caii, adică 12, la căruță în rând pereche, luă și pe frate sau Busuioc întrânsa și-au purces așa la drum. Mânând sugnă murgă caii cât putea fugi, iată că ajunse pe un câmp unde era o fierbințeală și o arșiță așa de mare, încât clocoteau toate fântânile și mai murea de sete mai ales Busuioc. Și fiindcă nu știa ce l-așteaptă, voia numai decât să bea apă de cea fierbinte și ajungând la un puț au văzut cum clocotea apa de fierbințeală. Lui Busuioc însă îi se părea că apa izvorăște pe aici fierbinte așa și a rugat pe frate său să stea puțin ca să bea, dar sugnă murgă i-a zis: stai, lasă-mă să beau eu întâi. Și apropiindu-se de puț a făcut cruce cu paloșul în apă și pe loc s-a prefăcut toată apa în sânge, pentru că în apă era prefăcută smeoaica smeului celui mai mare. Și făcând sugnă murgă cruce cu paloșul în apă, a tăiat-o și de aceea s-a prefăcut apa în sânge. Văzând aceasta Busuioc, a zis frățânii său: o, frate, dar de ce ai stricat izvorul ăsta frumos? Dar sugnă murgă i-a răspuns: Lasă, frățioare, că acuși o afla noi alt puț mai limpede. Și mai mergând câtva loc, au sosit la alt puț, unde au stătut de-au băut apă de ajuns și ei și caii, pentru că acum se răcoriseră și se limpeziseră toate apele. Stâmpărându-și așa setea, au purces mai departe și mergând amu cât au mers, au ajuns la rug. Aici a zis Busuioc către frate său: vai, frate, vai, ce rug frumos este acesta! Ia să stai o leacă, ca să mă scobor din căruță să-l iau! Dar sugnă murgă i-a răspuns: na, ține tu caii, că l-o-i lua eu! Și apropiindu-se cu mare luare aminte de rug, pentru că el știa cine-i rugul acela, a băgat paloșul cu ascuțișul în sus spre rug și l-a ridicat așa de iute cu amândouă mâinile în sus, încât a rămas din el un capăt de o parte de drum și alt capăt în cealaltă. Văzând aceasta Busuioc, ținu frățâne său de rău, pentru că a stricat un lucru așa de frumos și rar, dar răsugnă murgă i-a zis: taci, că tu nu știi ce e aceasta și hai mai departe. Călătorind ei mai departe, chitea sugnă murgă cum ar putea el învinge și pe zâna aceea și atunci și-a adus aminte că acum de 7 ani de zile a fost dat unui fierar un buzdugan ca să îl tot înfierbânte și socotind că acum va fi destul de fierbinte, s-au abătut pe acolo de l-au luat. Cu astfel de armă au călătorit amândoi mai departe, socotind că cu buzduganul acesta va face și zânei capătul. Cum nu mai au început a se apropia de pădurea aceea, iată că se ridică și zâna cu o falcă în cer și cu alta în pământ și le iese înainte, voind să-i soarbă pe amândoi deodată cu butcă, cu cai, cu tot. Dar răsugnă murgă n-a așteptat să se apropie ea tocmai de tot și a început a învârti buzduganul împrejurul capului ca să-i dea o repejune mai mare și l-a slobozit deodată zânei drept în gură, de intrat în trânsa și pentru că era foarte fierbinte, s-a și lipit de ea. Și nu numai că a oprit-o să meargă înainte,
ci în iuțeală, buzduganul a și luat-o cu sine și pe unde mergea, făcea tot drum de foc prin pădure. Și uite așa a scăpat Sugnă Murgă, curat și nevătămat, cu cheia raiului și cu lumina soarelui. După ce au ajuns acasă, n-au rămas mult să se hodihnească, ci au mers de-au dus împăratului cheia raiului și lumina soarelui. Împăratul a cunoscut acum că numai Sugnă Murgă este în stare să-i fie urmaș vrednic pe scaunul împărăției și pe loc a făcut nunta fiicei sale și a măritat-o după dânsul, dându-i toată împărăția ca zestre. După ce s-a însurat Sugnă Murgă, a trăit mulți, foarte mulți ani în fericire, cu noroc și pace, stăpânindu-și împărăția cu dreptate. La nunta lui Sugnă Murgă m-am întâmplat și eu. Of, ce bucate alese mai erau la acea masă, tot numai fripturi și copturi ca acelea de le-ai fi înghițit cu ochii. Dar încă vinurile acelea le-ai fi băut pe toate de nu te-ai fi temut de vreo amețeală. Mie mi-a plăcut mai ales un fel de friptură de rață. Am mâncat din ea cât n-am mai putut și pentru că îmi plăcea așa de tare, am vârât un picioruț în buzunar ca să-l am de merinde pe drum când mă întoarce acasă. Când veneam acasă, cam pe la mijlocul căii, am fost flămânzit și m-am apucat să rod piciorușul acela. Tocmai când îmi era carnea mai dulce, m-am întâlnit cu un om învățat care îmi spunea că a învățat carte pe la toți înțelepții lumii și a început a mă tot ruga și a mă cehăi ca să-i dau și lui să mănânce, că era fript de foame. Tot necăjindu-mă el ca să-i dau și să-i dau, m-am cam supărat și am azvârlit cam repede piciorul acela. El, sărmanul, în loc să-l prindă în mâini, a ținut mâinile în buzunar. Piciorul de friptură nu i s-a putut vâr în buzunar, ci l-a lovit amarnic peste un picior, de merge bietul și până acum a șchiop. De nu mă credeți, ia să vă uitați numai la cutare învățat și-l veți vedea șchiopătând până astăzi din pricina aceea.